Bună seara, bună seara dragilor, bună seara colegi, bună seara prieteni pescari. În această seară, după cum ați observat la noi pe pagina Cărligului Gagiu și pe YouTube și pe Facebook și pe toate canalele de socializare, avem cu totul și cu totul o seară specială în această seară, având în vedere că avem chiar doi invitați de marcă, care mai de care, printre care unul Andrei Vladeanu. Bonsoir. Și invitatul surpriză pentru care toată lumea și-a dat cu votul acolo și chiar apreciez că ne-ați susținut în această campanie de invitat surpriză este nimeni altul decât Ivan Vasile Baboieru. Bună seara! Bună seara, colegi! Vă mulțumesc frumos pentru prezență în această seară. Sper că ne auzim, sper că se vede ok. Aștept și confirmările dumneavoastră. Cred că dacă nu avem nicio reclamație până acum, cred că totul e în regulă. Bun, să începem cu Andrei Vladeanu. Regele, după cum am văzut, Andrei deja... Exagerez. Cine a fost Andrei Vladeanu înainte de a se face remarcat în domeniul pescuitului? Un om ca orice om. Cine am fost? Nu știu, ce am lucrat sau ce... Da, da, da. Ce facultate ai terminat? Cum ai ajuns să... Am fost ziarist sportiv eu, de fapt. Eu am făcut meseria asta, inițial am făcut presă scrisă la Sportul Românesc, mă rog, pe urmă am lucrat sport la Antena 1, la tot redacția de sport, reporter, câțiva ani și pe urmă până în 2002, parcă 2003, vărâmul Vlăduț Mateanu și-a deschis un magazin de pescuit în Plângaș. Ah, și așa să înțeleg că cumva ai intervenit și în... Da, eu tot, în tot acest răstimp... chiar de, încă de vreo Ceaușescu, dar mai puțin mai tare după Revoluție, luasem viteză, adică eram din ce în ce mai prins de microbul ăsta al pescuitului la crab. Și chiar mi-amintesc că în perioada mea de muncă la, în domeniul sportiv, nu, chiar nu prea mai aveam timp de sta 3-4 zile, nu, făceam tot felul de schimburi libere cu colegii, cu că să mă duc să stau pe baltă. Mi-am aminte că pescuiam la Tâncăvești pe vremea aia. Bref, mi-a convenit foarte mult când asocierea cu Vlăduț și mi-am dat demisia de acolo din... Wow! Adică... Nu neapărat pentru spiritul meu, de, pe care nu prea, nu cred că l-am prea tare, de om de afaceri, cât pentru, repet, pentru pescuit și pentru ca să intru în, foarte să intru în lumea asta. Și am început, pe urmă, business-ul ăsta cu Vlăduț, care a ținut până în 2010 și după aia au început concursurile și a început... Ajungem și acolo. Da, păi nu, da, așa da, a fost. Da, mai mult ca sigur. Da. Cine a fost primul om care ți-a pus lanseta în mână și ce vârstă aveai, dacă îți mai aduce aminte? Undița, tata, de mic, că tata a fost pescar, meu să-l ierte, de mic, de mic. Iar la, omul care mi-a pus lanseta în mână în domeniul ăsta în care ne-am... În domeniul acum, competițional. Nu neapărat competițional, nu era... Profesional. Da, exact, pescuit la crab. A fost un sârb, unul Zvonco, nu știu ce, dacă l-ați prins. Incredibil. Că, ăsta l-a prins, Vasilică l-a prins. În sfârșit, Zvonco mea... M-a introdus în pescuitul la crab cu scule moderne, sunt car fishing. Da. Că cu bambine, cu astea și cu bombe le-am făcut, dar eu spun chestiunile serioase. Exact. Care acum pentru toți sunt ceva normal, dar atunci erau efectiv OZN-uri pentru foarte, foarte Vasile, mulți. Vasile, noi la tine știm deja din emisiunea trecută că tu te-ai apucat cumva de pescuit cu plas. Nu cu plasă, că m-am apucat tot cu undița, vorba lui Andrei, de mâini de-al meu și tata meu să-l iete la fel, tot pe pasiunea de pescuit, cu o trestie, țin minte, am povestit și în ediția 2, da. Cu aia, cu piper, cu mă rog. Grele, da, grele. Da. Da, ele erau când vedeai și una, o sculă mai de soi, așa era, de fapt, foarte grele, că erau ulei rusești, da, care erau foarte grele și eu eram copil, dar puteam să stau cu ea mult. Iar că mă vedea întrerupt, dar până anii 80, că nu știu, eram mic, destul de mic, dar nu așa de mic, ca să nu mi-aduc aminte, a fost taică-mă cu serviciu în Japonia, n-am să o niciodată. Bă, frate, și-a venit cu o undiță telescopică așa, atât de la tronsonul, și de asta, care acum are milioane, dar avea, nu știu, 100 de grame. Și eu am zis că așa, că nu e adevărat. Nu există așa, nu se poate. N-are cum. Așa e, da, ce e de jucărie. Bă, odată ziua, o strângeam, o desfăceam, n-are cum. Și era și lungă, să zic, avea vreo 5 metri. Și avea, nu se poate, nu. Noi obișnuiți cu trestiile. Da, cu doamne, nu puteai să o ții mână. Apoi, nu erau, mă, trestii, erau din bambus, nu știu, în cerul, grele rău. Urmau așa. Greutatea lor. Da, da. În fine, hai că nu. Ce v-a atras cel mai mult? Să investiți timp și implicare
clar în acest fenomen, pescuitul la crab, pe amândoi chiar. Zi, Vasic. Păi, pe mine m-a atras în primul și în primul rând, că tot m-ai întrebat mai devreme cum am pornit cu plasele. Pe lângă Slatina pe acolo și nu prea, având, că stăteam și pe un măidan dintre ăla pe lângă Slatina, așa, nu prea aveai ce să faci altceva. Și balta mare, tentația, și început să, până 92, au început să vină și tipul ăsta de pescuit cu industrial, să zicem, cu plase, cu, mai avea una autorizație, 10, nu... Pana mea, deja aveam vreo 15-16 ani, m-am angajat vreo 2 ani de zile pe la 1, am stat pe acolo, apoi am zis că am considerat că pot să fac și eu lucrul ăsta, mai pe braconaj, mai pe ilegal. Am făcut câțiva ani de zile până la un moment dat am avut și autorizație de pescuit, pescuit industrial, dar pentru că din asta puteam să mă întrețin, că din altceva nu aveam din ce, știi. Apoi prin 2000 m-am mutat în București și am început și pescuitul ăsta, fiind pasiunea și între timp și... de pescuitul ăla, nu mi-a trecut niciodată microbul ăsta de pescuitul. Deci ai avut practic de mic. Da, da, am avut în sânge de mic. Și apoi a urmat parcursul ăsta pe care, na, cam știi că l-am mai povestit. Da. Andrei? Da, microbul ăsta, cum ne-a prins pe toți. Nu am avut probleme de genul ăsta, dar... Prima ieșire pe gârlă aia a fost. Nu, pentru mine a fost o fascinație... Crapul mare m-a fascinat și m-a... Încă se prindea crab mare atunci, pe vremea aia? Păi nu prea se prindea, dar îl visam noi că te-l prinde, făceam planul. Mai prindeau și atunci. Mai prindeai, dar nu știu ca acum, mă rog. Când prindeai unul de 15 kg de... Dar vreau să spun că chestiunile astea, nu știu, carașii și ciortanii și sau așa, erau niște, da, era frumos, era, dar ei, dar când am văzut că totuși chestiunea asta poate să conducă la pești mari, atunci am început, adică mi-am dat seama că nu e, nu mai e evoluat pur și simplu, da, că, da, că eu, acolo e, sunt niște chestiuni pe care trebuie să știi să le stăpânești, nu mai e că arunci așa în gârlă și n-are noroc, deja intervenise, da, și da. Gândire și asta, da, domne, trebuie să fac ceva pe ăștia mari, clar că sunt inteligenți și trebuie să facem să-i păcălim, da, corect. Și aici au fost niște ani acolo foarte frumoși și consider pe ăștia anii, i-am numit chiar, atunci am semnat certificatele de naștere, cel puțin în zona Bucureștiului, adică. Și era fost școala de la Periș, mi-amintesc, școala, nu, prima oară la Sărulești, a început, pe urmă Perișul, Tâncăbești, în sfârșit, sau chiar și Dârvariul ulterior. Deci, Hobaia. Hobaia, da. S-au creat niște, adică nu era internet, nu era comunicarea de acum, nu era, adică noi eram doar niște telefoane găști. Nu prea erau. Niște telefoane nu prea erau, exact, sau oricum la baltă semnal n-aveai, da, și eram niște găști care între noi ne întâlneam, aveam și noroc atunci când ne cam întâlneam la noi la magazin, la senzor acolo, și... Ia zi mă, tu ce ai văzut? Păi eu am văzut că am stat 3 zile și fiindcă nu mi-a tras nici o matrață odată, dar, da. Sau, adică, și treia să pui cap la cap toate informațiile alea ca să... Să tragi o concluzie și aia să... Și să faci primii pași în ceea ce acum, na, îl găsește oricine 30 de secunde pe net. Nu, pe YouTube. Nu, asta a fost. Asta. Are Dani Dan o vorbă, zice, când ajunge mereu pe la Periș, pe la Doripesco, zice, v-ați apucat mă, gata? Pescuiți, că îi vede deja, își dau sculele jos din mașină și s-apucă și măsoară. Da, da, exact. Zice, gata, mă? Știți, exact. L-ați găsit? Da, da, da. Ați condat tot? Gata? Da, da, da. Mai aveți să puneți markerul să vă apucați și de nădit. Da. Așa evoluează lucrurile cam în orice domeniu, nu neapărat al pescuitului. Asta e lumea în ziua de azi. Într-adevăr. Nici nu prea mai are timpul de atunci. Da. A fost o poezie, a fost romantism, a fost frumos. Dar asta nu înseamnă că și acum trebuie făcut la fel. Nici nu mai are nimeni nerv și răbdare de așa ceva. Acum nu mai există așa ceva. Acum le iei ca atare și le duci de acolo dacă poți. De la tragerea la sorți în cazul competițiilor. Exact, dar eu consider că noi ne-a ajutat Dumnezeu să, repet, să facem, fiind început și fiind terenul virgin, am făcut pași enorm, uriași. Păi acum ce pași poți să mai faci? Mi-e idei că ce să mai știi? Adică, poate doar să tragi anumite concluzii pe care voi nu ați apucat să le trageți atunci. Da, numai atunci, repet, eram ca, știu, na. E și informația acum, e Google, e internetul. S-au făcut multe, sunt sigur că da. Corect. Da, pașii atunci au fost făcuți de către voi, către tine, Cornelul, Roșioru, voi, din câte știu, povestile pe care eu le-am auzit de la tine, prin ce ai spus mai devreme cu Zvonco Miroșcu, care v-a învățat cum se pescuiește cu firul de păr, dacă nu mă înșel, cum se face boilesul împreună cu Musaru, Nu? Cu Musaru, cu Adriano. Musaru era, să spunem, contemporan cu mine, că amândoi eram cam la același nivel când am început. Da, dar venise din Italia cu ceva, tot așa era. Tot praf, eram toți praf. Zvonco însă era cu un pas înainte. Și el fusese praf la început, că prima oară nici el nu știa, dar el
a avut și posibilități financiare, pentru că dacă vreți discutăm și de treaba asta. Fraților, vă rog. Fraților, la început, atunci, până anii, când a fost, de exemplu, prima cupă mondială la Sărulești, îmi amintesc că a 99. Fost cam așa, 98-99, prima cupă mondială. E, unde spun cu apa, au fost două, una în 98-99 și una până în 2001, parcă nu mai știu, dar spun cu asta la amândouă. E, păi taxa de participare, tata, atunci, la un eveniment de genul ăsta, numai taxa, era, nu vă mai spun acum, că nici nu erau euro, dar era jumătate de garsonieră împrumutată. Ah. Deci wow. cam asta era, că era vreo 5.000 de dolari garsoniera și era vreo 2.500 taxa de participare. Și au fost numai și tax. Participanți o grămadă, dacă mi-am zis. Și cu sutele de echipe, da. Da. Bine, dar din România câțiva, da, restul da. Au venit de afară. E, Zvonko a avut, că avea și banii încă îi avea, și a avut culoarul ca să intre pe, așa a început el. Mm-hmm. Și apoi sigur că acolo, păi acolo, pe vremea aia, nu mai știu, la a doua cupă mondială cu fratele lui, cu Cristi Rudeanu, mi-amintesc, cu, nu mai știu ce gașcă aveam atunci. Domnule, ne duceam la, cât dura o săptămână să rulești o stare, ne duceam ca la muzeu, pe cuvântul meu. În fiecare zi, da, să ne vedeam o postia în sus, vedeam ce ar fi astea, bă, cobre, aru, ce e asta, bă, frate? Existau cobrele pe atunci? Existau toate, dar noi vedeam, ne minunam, zic, ia uitați-vă, bă, frate, ce pescuiesc ăștia. Incredibil. Noi eram cu bambine, da, TV-uri. Da, și cu crăcane, așa eram. Păi, da, ce... Deci asta a fost început. E, și spun că și cu asta încheie, a avut culoarul ăsta. Și după aia, el stând acolo pe găștile astea de străini de la Sărulești, a văzut aia cu aia, cu aia, cu aia, și a luat, și pe aia a început, sigur că era mie, că eram cu el apropiat, să-mi explici. Bă, băiatule, vine ca să spune ce am văzut eu la nemți, la italian, la austrie, la englez. Că asta era. Că nu era că ce am văzut, ce să vezi. Mai erau niște casete VHS, atâta erau, că era cu video pe vremea aia. Ha, de filmat. Da, mai erau filmele, făcea și Fox, de exemplu, filme pe vremea aia, erau începuturi, dar pe casete VHS, dar ca în comerciale, adică era, nu prea te prindeai. Te prindeai așa în linii mari, dar nu, mă rog. Deci era oricum alt nivel. Deja, da. De atunci era un alt nivel. Da, era clar, da. În Occident a fost, deci în Anglia era din nivelul ăsta, era din anii 70. Da, unde se pescuia? Unde a început pescuitul la crap, practic în lume? În Anglia. În Anglia? Da. Deci în Anglia. Da. Am citit eu un articol, dacă nu mă înșel, de ăsta de la Corda, nu de la Corda, de la Neș. Bine, pescuitul la crap în lume, nu știu, o fi început și în Tanzania, eu știu să-l prinde aia. Aici, la prin Europa, nu practic. Să-l mănânce. La da. Boilis, la Boilis, da. Am citit un articol. La Boilis sau nu la Boilis, nu contează, la Viermuș, la ce-o fi, dar să-l iei, să-l prinzi, bâs, cu avertizor, să-l iei, să-l pup, să-l elibereze, da. Așa, ăia, engleză, în Anglia. Da. Să înțeleg că primul partener de echipă al tău a fost Zvonko? Nu, că nu erau concursuri atunci. A, nu erau concursuri. Erau, păi nu erau, erau, păi erau. În primul rând, nu, erau zero concursuri, că pasea de la Sărulești. Uite, chiar vroiam să, scuze că te întrerup, Andrei, chiar vroiam să vă întreb, când a luat naștere pescuitul competițional la crap în România? Păi asta vă spun acum. Erau, deci erau acest eveniment anual, Cupa Mondială, dar era cu Adrian Năstase, prim-ministru la Casa Poporului, la fețeată de premiere, cu Țiria, cu Mercedes-uri, premii, adică nu era pentru noi, era ceva așa, nu știu cum zic, nu știu, cum ar fi Roland Garros sau ce face tenisul, ce treabă ai tu, adică te uiți tu, dar atât, deci nu le punem. Deci nu erau concursuri, nu erau. Pe urmă, a început așa, Răduță, Balta Sărulești, pe vremea aia nu vă spun ce parfumerie era mișto, în sfârșit. Și el când a văzut succesul ăsta Răduță, a zis hai că să facă și pentru români și a început să organizeze de până 2000-2001 așa, anual un fel de Cupa României. Dar accesul era destul de restricționat. Păi era și restricționat că trebuia să ai, să te cunoască, să ai un foarte bun istoric, istoric de pentru, că, păi, pentru că foarte mulți ciordeau, furau pește da. Și din concurs. Da, sper, adică nu ce checeri risc, habar n-aveau. Bun? Păi, mulți ani după aia. E sigur că ți-a așa. Ajungem și acolo, clar, da. Așa, și era și scump oricum, dar măcar mai era așa un eveniment anual pentru români. Era ăsta. Și pe urmă am început eu cu Vlad Parfene, în ansă, cred că în 2001-2002 am făcut primul concurs la Tâncăbești. Eu zic că ăla e, știu că am fost nu, mint. Pe urmă am început la Greaca, Crapul de Aur, că știu că am fost cu Căduț și am luat și o prima ediție, că am câștigat-o și Musaru a participat. Tot în 2000-2001, Crapul de Aur la Greaca Cercani s-a făcut. Da, am auzit concurs și de crap. Am auzit și eu de Crapul de Aur, dar nu știam exact unde la ce. Era un trofeu, ăla are un trofeu cu un crap așa aurit, mă rog. Și pe urmă însă am făcut cu Vlad Parfene și l-am botezat Crapmania concursul în 2002, mi se pare, eu cu el am făcut planul și l-am făcut. Dar erau tot încercări. Practic l-a fost cu primul concurs cu taxe, cu tot
toate ce vorbim până acum erau cu taxe, dar mai accesibil, nu știu, uite cum ar fi, de exemplu, în banii de acum, nu știu, să spunem 1000 de lei. 1000 de lei, 1500 de lei, da, a, da, da. Că până atunci echipele vreme, erau tot așa, 2, 3, 4? 2, 2. Problema că 2, nu erau. Păi nu erau echipe, ce? Câte? 2, de-abia găseam 12, 13 echipe, în toată România. În toată România. Păi era Neanițu cu Lulu, era de la Constanța. Așteamă cu Lulu, că încercam să-i explic ăsta cine a fost primul capitan. Deci erau câteva echipele, știam pe de la afară, să le suna roșiorul dumneavoastră să-l ierte pe telefonul fix. Vin domnule la concurs, când e, vin, venea Oșloveanu de la Constanța, așa, ăștia erau. Deci a fost, nu erau echipe, ci da, 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 da. Asta era. Uite că tot ați adus vorba de roșiorul, chiar amândoi. Avem și câteva imagini cu Cornel. Iar, da, uite, în America aici era. În America? Da. Ia, dacă poți să lași un pic poza asta, Alex. Văd totuși în față la vertizor, da, este ceva, Atarna, nu văd exact, cred că un peștișor. Pusește produsul, o panaramă. Deci încă de pe atunci se purtau o mascotă, da. Pe astea, da, ia, după de noroc. De... Păi nu, și am poza și la sfârșit i-a aruncat până apă pe aici, pe fluviu l-a aruncat de nervi. Până aia de nervă. Păi nu știi cum făcea nebunul, da. Dar asta e foarte mișto, asta e San Lawrence River. Este fluviu pe care se află cascada Niagara și vis-a-vis e Canada. Dar nu prea vezi, wow. Deci ca încât e așa malul, că pe acolo e Canada, dar nu vezi nimic, nu știu. Se vede o umbră, da, așa, da, malul, da, de, da, de departe. Da, și a fost o cupă mondială, a fost tare aici, frate. Da. Asta le-am găsit la tine pe... Și fii atent, da, că aveți, da, delchimi. Păi avea leveu delchimi. Da. În ce an era aici? Asta e 2005. Da. 2005. Da. Și aici fii atent care era faza. A fost destul de scump, dar nu e enorm, că deja a început să și noi să mai producem, a avut și leveu sărac o sponsorizare aici, ne-a încârpit noi, au fost mai multe echipe de români aici, a fost și Oană și Nițu, Nițu era lângă noi, două state. Da, dar pentru momentul atunci numai experiența conta enorm. Senzațional, păi senzațional. Da, numai experiența. Deci ne-am permis să ajungem aici, a fost un efort, am și mișto. Te duci în America, dar ce era tare? Era că... mamă, ce au făcut americanii, nu vă spun ce ceremonii de deschidere, cu pampane, cu majorete, cum fac ei, cu, mă rog, spectacol, pe show, da, frumos. Da, show. Adică, cum să vă spun, fiind 2005, nu era netul cum e acum, da, și nici pobalta acolo, nu știu ce semnale. Bine, noi oricum, ca țară, stăm foarte bine pe internet, românii. Da, nu, dar vreau să vă spun că cu ocazia acestei cupe mondiale, frate, mi-amintesc și acum, ne-a dat la fiecare câte o bilă, așa, un radio, tip bilă, așa erau, nu știu, ți-am ținut măgăța la umbrele. Dar fiți atenți aici, pentru treaba asta luase o frecvență aparte și au făcut pe durata evenimentului posturi de radio al evenimentului. Dacă din oră în oră clasamentul, din oră în oră, începea așa, prrrr, n-a să uit cu avertizor și zicea, da, în continuare, bă, și comenta ca la american, frate, adică, în continuare, pe primul loc, că știu că Sinaia, era la Sinaia, tu da, ești? Da, știu, da, da, da. Bă, au stat jumătate de concurs pe primul loc. Da? Au început tare aia, da. E, cu Sinaia pe primul loc, cu tot, pe la echipul 2, cu tare, să crește echipa, bă, au făcut show, așa. Și era ce cu asta închei? Uite, mai avem o poză. Asta e la Sărulești. Tot la un concurs la Sărulești. Fii atent aici. Și recordul statului New York de pescuit la crap era, nu știu, 30 și... Nu era enorm, dar era mare. Sau nu 29 e, de chile. Cel mai mare. Nu e ăla atunci în care Nițu susține el. Da, ăla e. Fii atent aici. 25 de chile era recordul. Nu știu cât era recordul. Da, fii atent aici. Și în contract, frate, cu semnată la notariat, cu o companie de asigurări, cu un mare casino unde au fost festivitățile, adică nu vrăjeală, era certificat. Cine bate recordul statului New York în acest concurs? $1,000,000 cash. În concursul ăsta, da, de voi acum? Da, asta a fost șmecheria. Da, au venit 300 de... Bineînțeles că nu s-a bătut. Dar iar Nițu susține că l-a avut în cârlic și l-a scăpat la Micioc. Nu știe nimeni. Am văzut, da, am văzut, da, o emisiune al datorii că l-a fi avut. Da, l-a aproximat la 28 de kilograme, ceva de genul. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Wow, ce concurs! $1,000,000 tăpliți. Da, $1,000,000 cash. Ei, a mai fost odată, bine, bănuiesc, poate americanii vor fi mai serioși, dar țin minte că am mai participat eu, dacă nu mai aduce aminte, pe la World Cup Classic. Făcut de rusanii care... Mi s-a părut că treaba mai serioasă aici. Da, spunea că îți dă un Porsche pe baza unui cod, unui... Știu, nu mi s-a părut, aici treaba mai era serioasă. Era aproape mai bine câștigă la loto. Premiile au fost mari, oricum erau locul 1, 2, 3, astea, oricum erau de ordinul 10 locuri. Nu, dar cam un fel de balaton, așa. Deci captura era $1,000,000. Dar nu captura, nu era suficient captura. Să bat și recordul. Și știi ceva, recordul era mai greu de bătut, susțin eu, dovadă că din 200 ceva de echipe nu s-a bătut. Pentru că totuși e un fluviu, un râu, da, e greu, da, sunt, da, incredibil. E ca și cum te trimiteam să bați recordul României pe Dunăre, cam același lucru.
Șanse mai mici, mai mari sunt șanse să fie într-un lac cu un dulap, nu? Bine, nu ca la noi, acum să bage bateria, să ia după deasupra. Și dacă n-ar băga bateria, uite, pădunere în Ungaria sau în Austria, tu nu prinzi ca în lacuri. De mare. Clar, prinzi deci, mai la, mare ca la noi pădunere, dar ăștia, mare. Că nici ăștia nu sunt puști așa, că te dai cu milioane. Da, mă rog, da, clar, da, clar, da. Spectacol până la urmă, da. Asta bun. A fost frumos. Timp să facă el. Între timp să nu uităm că în seara aceasta avem iar o extragere giveaway, 4 vouchere. Voucher din partea Baboierului 150 de ron. Mulțumim, Vasile. Voucher Marele Pescar, 150 de ron. Voucher New Lake, Lazur 5, 12 ore partidă de pescuit la feeder și răpitor. Și un ITP gratuit din partea Boom Card Service. Nu uitați, concursul este încă în derulare până spre sfârșitul emisiunii. Bun, vă salutăm și noi. Bună seara, Andu, bună seara invitaților tăi. Mamă, ce istorie bătată. Avem destule mesaje necitite. Dumnezeu să-l ierte pe Nea Cornel Roșioro din partea lui Doroc Viorel. Dumnezeu să-l ierte. Da. Într-adevăr a fost un om care a scris istorie chiar și Cornel. Da. Nu? Să înțeleg că de acolo a pornit, adică absolut, cumva. Absolut. El a fost unul dintre întemeietorii PCR-ului. El cu mine, el, da. Tine, da. 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 El, pe era lui. Că da. Alea au fost de fapt bazele campionatului. A, și uite, ajungem, vrei să ajungem aici în... Ajungem acolo imediat. La campionatul național. La ajungem. Aici, da, 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 sigur. Okay. Andrei, știu că în anul 2000 erai numit pionier al pescuitului la crab cu scule moderne. În anii 2000, nu în anul. În anii da, 2000, da, da. Da. Dar și al catch and release-ului în România. Da. Ce însemna asta pentru tine, dar mai ales și pentru ce ai aflat la început de drum? Păi asta însemna că, într-adevăr, consider că am fost între primii care am zis să fac chestiunea asta din suflet. Nu numai de... Că pe vremea aia scrieam eu articole cu tema asta. Până la urmă, catch and release-ul s-a cam implementat în România cu ajutorul competițiilor. Că de voie, de nevoie, n-aveau ce să facă. Că venea arbitru, cântărea cum, de ce să... Asta e, dai drumul. Nu le convenea lor, dai drumul. Nu le convenea lor, da. Și totodată și bălțile au început să dezvolți. Adică și... Da. Da. S-au legat. Foarte puțin cei care te însuflet. Oricum, mult mai, nici acum nu sunt foarte mulți, dar mult mai puțin, spre zero. Care din proprie convingere, zice singur, pe baltă, prinde un crab mare și face poză și le liberează. Era foarte greu de... Am văzut că s-a obișnuit și acum. Pentru mine, de ce mi-a intrat mie asta? Nu că nu mâncam. Recunosc că am făcut și eu prostii la via prostii. Ca oricare om. Am mai venit cu un pește acasă. Păi am mai venit câteodată și cu 20. Da. Foamea de părere. Direct, mai așa era. Da. Dar așa erau timpurile. Da, erau, asta, era mai nasos să-i dai drumul înapoi. În anii 90. În anii 90, exact. Dar, am mai făcut prostii de astea. Dar pe urmă, repet, are legătură cu ce ziceam la început. Bă, când am început să-mi dau seama. Uite și ajungem după aia, o să legăm lucrurile. Când am început să-mi dau seama, totuși cât e de deștept și cât de greu, cel puțin la vremea aia unde totuși toate lacurile, imaginați-vă că erau sălbatice, tatea, nu era, deci nu se mai punea problema cum era, nu știu, carpodrom, că zic ăștia, deci și asta e o percepție puțin greșită, da. Dar oricum, să spunem, nu prindeai crab mare așa ușor cum prinzi acolo aperiș, dau un exemplu. Nu, nici nu se pune problema. Îi prindeai mult mai greu pe ea mare, mult mai greu. Lăsând la o parte ca să-l determin să stragă, dar apoi să-l mai și scoți, că eram și circar comisar, că de ce fire aveam, ce... Adică nu eram așa de bine. Da, acum, da, da, cum să spun, acum de la cârlic până la cotorul lansete, ai totul și să dai seama că tu ce scule mișto ai. Corect. Că acum toate îți cam mișto. Mai contează mâna. Da, da, atunci, repet, aveam și multe din cope în scule. Bun, și ca să-l mai și scoți. Și eu când am văzut, bă, cât de greu îl fac să tragă. Cât de greu, că pentru că nu ți-a scumpat. Cât muncești, da. Mă, tată, eu am învățat pescuitul la crapă, cuvântul meu, și mai mult, trebuie să confirme ăștia bătrâni, până eșecuri, bă, tăticule. Păi eu duceam și pe tâncăbești, pe sărbești, stăteam o săptămână, nu aveam o trăsătură, bă, tată, nu ne trăgeau odată. Credeți că făceam noi tot felul de experimente, de seama ce nade, ce boile sunt, făceam la început, ce pietroaie, ce... Credeți că nu le mâncai nici drac. Stai, ajungești acolo. Până s-o liberim, am făcut mai prostit. Asta înceapă de fapt experiența. Ce nădir, unde nădeam, da, corect. Unde, ce, până ne-a... Metri, nădesc în 60, pescuiesc în 65. Ce, mă, deci eșec după eșec, eșec după eșec și ușor, ușor. Asta te învață, da. Hei, când am văzut, bă, frate, bă, da, atât de, nu știu, și prindeam și eu, să spunem, un pește de 15 kg, da, un exemplu. Că după aia a venit vremea târziu să-i prind peste 20. Oricum ce era peste 10 kg, făceam poze, eram fiert. Era clar. Da, ia uite ce pește. Bă, și când dai seama, bă, atât cât am muncit eu, cât de greu l-am prins pe ăsta, îți dai seama ce deștept este ăsta. De unde? Eram eu prost, dar ce deștept. Și de atunci îl prețuiam peștele, și din suflet am simțit să... Și nu eram numai, erau mai mulți. Era Zvonco, era Adrianu, era o gașcă care chiar elibera, repet, mari. Că în paralel, eu n-am făcut treaba asta, nici nu m-am mai permis să mai fac, pentru că intrasem deja, eram un fel de model, eram la senzor, vorbea lumea de noi, era lumea cu ochii pe noi,
Nu puteam să dau exemplu negativ. Dar mai erau de ăștia care, nu știu, eliberau doi de 11 kg și unul de 2,5 îl lua. Deci nu aveau voie să-l ia, să făceau. Da. Asta era. Da. Se mai întâmplă și acum pe la concursurile noastre, adică chiar și în ziua de astăzi. La plăcere, clar. În sfârșit, asta a fost. Da. Deci de asta, ca să răspund la întrebare, asta mi-a venit în suflet treaba asta cu eliberatul, pentru că, repet, am văzut cât de greu îl păcălesc pe la mare și atunci de ce să nu... întotdeauna și de atunci și acum și așa cred că o să mor, am un respect pentru crapii mari. Ăsta e cuvântul, îi respect. Am înțeles, deci de acolo și pescuitul ăsta la crap mare. Da, și o plăcere deosebită, da. De asta am și o vorbă, știi, că mai mă întreabă lumea și pe mine despre chestiile astea, despre le dai drumul. Zic, da, am început să le dau drumul. Am înțeles un pic mai greu despre ce e vorba... Exact ce ai povestit tu mai devreme, am parcurs și eu cumva etapele astea. La fel, dar puțin mai târziu. Ce? Da, mai târziu decât tine. Tot mult mai târziu. Dar eu am o vorbă, știi, încă la noi peștele este crapul, în special, e monedă de schimb încă. Lumea îl vede ca și... Că bănuiesc că toată lumea acum nu mai suferă de foame ca pe timpul lui Ceaușescu, dar îl vede cumva transformat în mândrie sau în bani. Da. Să-l vadă vecinul. Asta e. Eu însă, și mai e ceva, frate, ar trebui, mai ales ăștia de meseria asta, uite, Vasile, tu chiar, că uite cu ce te ocupi. Da. Mă, frate, cel puțin, dar vorbesc în numele meu, acești crapi, și mai ales acești crapi mari, până la urmă, ăștia mi-au făcut mie, de-aia sunt eu aici, de-aia am avut eu cariera asta, de-asta am făcut și bani, și nume, și cine sunt acum, sunt datorită acestor crapi. Ei m-au făcut. Dacă nu foarte erau frumos. Ei, nu făceam. Da, clar. Uite, și eu, adică eu fac chiar și un pește de 3 kg, dacă îl prind, că sunt în concurs sau că nu sunt în concurs, fac poză cu el. Adică, practic, peștele ăla pentru mine înseamnă ceva. Că mi-a tras, mi-a răspuns, mi-a dat dovada că eu ce fac, fac bine. Asta e. Asta. Tu ai o răbdare foarte mare. Eu, din păcate, uite, răbdarea asta mi-a cam dispărut așa. Fac poză cu peștele mai mare. Cu ăla mai mic, mai Da. Păi voi așa erați de la început, dacă ți-aș aminte, când am intrat eu în grupul vostru. Eu vă zăpăceam pe toți, poze. Ajungem și acolo, uite, dacă vrei, ducem cu discuția frumos, că dumneavoastră Hetero și Orul era discuția lui favorită, când au, dar nu ăsta era și el în curent, dar nu era reprezentantul, liderul Che Guevara, era Dan Mitrănescu. Deci când am început noi cu englezismele în pescuit, mamă, și-a venit Revoluția Proletară, a venit Revoluția Mamă, ajungem acolo. E da, mamă, ce dracu. Da. Are niște amintiri care probabil nu să le uitat în viața. Da. Deci ai și răspuns deja la următoarea întrebare. Era dacă pescuitul era mult mai simplu atunci din punct de vedere al echipamentului cu care te prezentai pe baltă sau pe lor. Era mult clar, mai greu. Eram în necunoștință de cauză. Nu știam, aveam informații foarte puține. Da, clar. Și tot, iartă-mă, și orice, băi, asta e important de reținut, de mișto. Orice pas care acum pare un rahat, nu știu, uite, da, astea. Ia uite, bă, ce sunt astea, ce miros. Am zis eu, atunci dacă le vedeai acum... Nu, asta, deci astea ar trebui... Să mai pierdem vreo două luni cu ele, să nu prindem nimic, ca să constatăm că-s bune sau proaste. Da. Nu, acum zice unul, vine la Vasilică, cu ce mă duc, ia mă tot de cu asta. Și el într-o secundă a rezolvat ce rezolva într-o vară. Asta e. Eu până, scuze-mă puțin, că veni vorba de scule, eu până, cred că 98-99, eu nu știam ce naiba face, că aveam niște delfinuri, de fapt nu erau ale mele, erau unchii mei, nu mă laud. Aveam niște delfin 8 se numeau și aveau fluturașul ăla ca la orice mulinetă. Și eu credeam că ăla e decât să scoți tamburul ăla când intră virul pe dedesubt. A, tu zici antireturn. Nu e de frână. Nu. Frâna. De frână. Eu frâna o foloseam, dar invers, englezește. Până atunci eu credeam că ăla e decât să-i scoți tamburul, că intră virul pe dedesubt. După aia am constatat, zis, bă, că sunt prost, că îl desfaci pe ăsta puțin, bine, puțin înseamnă mult atunci, că mă vârteai pe mine, era rău. Dar începea să dășirea aia. Aruncai 40 de metri cu delfinul. Sau plantai? Să știi că nu planta, nu mi-a plăcut niciodată pescuitul ăsta, nici acum nu-mi place, decât mă duc la concursul la balaton, dar în rest nu mi-a plăcut niciodată pescuitul la plantat. Dar aveam niște... Dar mi-a plăcut, dar cu barca, nu cu... Cu barca, da, nu cu vaporaș, da, cu barca, da, e altceva. Cu barca îmi place. Cu barca îmi place și mie, dar nu cu bărcuța. Nu, nu. Aveam niște telescopice dintre astea rusești de 5 metri și datorită... Pe cum de 5 metri lanseta? Da. Păi și cum aruncai cu 5 metri? Nu am mai auzit. Telescopică. Da, cu telescopică, da, telescopică. 5 metri? 5 metri avea, da. Tare, bă. Păi da, dar erau puse inele de unchii meu pe ea. A, le-ați făcut voi. El, unchii meu, că eu eram prea mic ca să pot să fac. Și aveau niște inele de, țin minte, din oțel, ceva, bandajate cu scoci. Extrem. Da, cu scoci erau bandajate. Da. Iar vârful i-a schimbat, nu mai era vârful
gol. Era un vârf de fibră plin. Da. Făcut de el la uzină. Da. Și dădeam, să știi că, nu știu, firul cred că era pe undeva pe la 35. Păi așa dădeau tot cu 35. Dar dădeam destul de tare. Țin minte că dădeam destul de tare. Mult să minunau că dădeam tare. Deși eu aveam 10-12. Păi cu 15 metri normal că arunci. Păi din cauza lansetei, da. Uite, avem din partea lui Vali Mardar. AV este un nebun frumos al vremurilor noastre. Care erau principalele arme de atac când mergeați la o partidă de pescuit plăcere? Și aici ce mă refer la nadă sau la momeală. Ce foloseați atunci pe timpuri? Când v-ați apucat voi? Păi când mă... Nu știu, Vasilică, dar eu... Păi asta zic. Practic eu de pescuitul la plăcere, ca să zicem așa, nu de competițional. Chiar de și la competițional. Plăcere. La plăcere, la plăcere. Da. Chiar și competițional, dar repet, vorbind de niște vremuri în care competițiile erau foarte rare, erau, mergeam la un concurs, că și când începusem noi activitatea competițională, un concurs primăvara și un toamnă, care era, ce să mai merg, unde să mai merg? Da, erau cam două. Păi două bani. Cu ce pescuiați atunci? Ei, păi cu boilers. Păi de ce? Pentru că a dat amblaua boilersului în mine când mi-a băgat, zvon cu microbul. Da, dar restul mai pescuia cu porumb, da. Păi lasă că, păi la pescuiam și noi cu porumb, dar după aia, de când am văzut eu minunea cu boilersul, nu mai dormeam noaptea. Și au fost, deci eram, deja cred că eram dezechilibrat puțin, chiar și când, cum să spun, deci deja, păi nu mai vă spun, păi au fost vremuri în care toți făceau mișto, eram eu cam singur împotriva tuturor, în frunte cu Vlăduț. Dar asta ce și la campionatul mondial din Portugalia și asta a durat mult, că eu sunt dementul cu boilersul și ei cu porumbul. Deci făceau mișto de mine și cam prindeam, eu nu prindeam, ce să zic, dar repet, păi de ce nu prindeam, că le făceam eu. Ce ingrediente aveam eu, ce tâmpenii puneam, ce tărâțe, ce, în sfârșit, ce făceam eu acolo, ce râdeam. Da, că tot vorbim pe... Și eu cam nu prindeam, dar eu tot mă ambiționam să le demonstrez că nu pe boilersul e superior. Că aveam eu cunoștințe care ar fi superior, dar dacă nu știam să-l folosesc, să-l fac. Probabil, da. Probabil că nu neapărat ingredientele, dar cred că mai degrabă modul de folosire, cred că era... Nu mă, că foloseam cum foloseau și ea porumb, după ce trăgea lângă mine. Păi da, dar nu știu... Te rog, pune-mi și mie poza. Prima nată. Dar speriam peștii, tu n-au... Păi da, auzi, mă, că da. Păi da, nu-ți mai spun ce... Deci eu greșeam cu mixurile. Că zemuri și astea, arome, zemuri, mai luasem, intrați în bocnire pe Franța, pe Serbia, pe... mai aveam eu câteva lichide care nu aveau cum să facă rău. Uite, Andrei, avem chiar și o imagine aici, ce se întâmpla aici. Asta făceam boilers pentru campionatul național. Asta l-a vădut Mateanu la Lipănești în curte și făceam boilers pentru campionatul național, o ediție de campionat național la Hobaia, dar aici deja eram șmecher, eram cu... Chiar dacă pare rudimentar că mestecam cu cine așa. Dar pe vremea totuși... Da, dar era... Deci aveți deja o bază. Dar era marfă de calitate asta. Păi astea sunt boilersuri de lei. Am vândut ani de zile cu 90 de lei. N-am să o niciodată. Nici acum nu mai vinde cineva 90 de lei. Și 90 de lei atunci? Tone am vândut. Wow. Da, mă, și accesul la ingrediente era greu. Se procurau altfel și da. Tone am vândut cu 90 de lei kilo. Dar pentru, păi da, și de ce vinea cu 90 de lei? Că toate ingredientele luam... Nici nu eram în uie, cu taxe vamale, cu greu de până străinătățuri, greu ingredientele și așa se lucră. Cu porbagajul. La mână. La mână. Deci, ca și pescuitul, l-ați luat cu pat. Da. În sfârșit. Dar aici eram departe. Dar atunci, nu Vasile, pescuiam unii lângă alții, dădeau cu porumb aici, nădeau, și eu lângă cu boilers nu prindeam. Da. Ce să spun, până am început să le arăt că stai domnule, uite cum se trebuie. Da, păi vorbeam noi înainte de emisiune și de, probabil, și de modul de obișnuință al crapului de hrănire. Cât de, știu. Nu e adevărat că nu, a venit zbăneaz, am mers cu zbun cu prima oară la Tâncălești. Așa, dar le făcea... A prins și trăgea. Păi dacă făcea, de la în primul rând, bă, zbuncul avea mix, eu n-am avut mix câțiva ani. Făceam eu mix. Îl creai tu. Da. Care ce crezi că? Eu habar aveam eu cu făină de pește și cu... Nu știu ce făceam eu acolo. Mălaiuri, trei ani. Da, mălaiuri, liantul, nu mai știu ce le puneam eu. Tâmpenii oricum. Ce găseai? Se făceau ca pietrele oricum. Da. Deci, practic, Vasile, armele tale de atac, nadă și momeală la începuturi? Eu când eram mic, înainte de competiții, aveam o furcă. Făcea lângă râpe. Mai făcea și pătrățică, să știi. Asta era pescuitul la mână. Păi nu, că porumbul nu aveam acces la el, că nu știam că mănâncă și usca crapul. De cât ce n-am gust când se făcea ăla de fiert, făceam la porumb, până la ce credeam că nu mănâncă, nu poate să roadă. Ce primă, era până 90 și ceva, asta era. Atunci începeam să dăm la crapă, la jumătatea lui august se făcea boaba aia, știi, de lapte, cum ziceam. Țin minte că mă trimitea unchii meu cu punga în gură, în not. Acolo puteam să înnoți. Să nu-mi zici că plantai. Nu, să înnădesc. Să înnădești, da, să practici. Nu știu ce fel de înnădire, că noi credeam că dacă dăm o mână de boabe,
Bineînțeles că veneau patru crapi și erau foarte mulți crapi în barajul ăla atunci, pe timpul ăla. Am început să pescuitul cu plase. Cum să spun, când venea valul să stragă, aveam 3-4 lansete, două pripoane ce aveam noi pe acolo, că am plecat cam toate. Îți dai seama că mâna aia de babe ce puteam să o cari un not. Se ducea. Se ducea. Da, clar, se ducea, da. Ten. Nu erau ten, nu, doar crap, nu exista ten. Abia acum, târziu, după 2000. Și din aia, boabele erau înfipte pe cârlig, niște cârlige rusești, să mai ieși în dreptar. Galbene, roșcate, așa, nu știu, erau groase. Băgai boabe, două, trei, pe tija cârligului. Bă, ce, scăpau jumate, trei sferturi, scăpau și dacă mai scuteai și le-am mai scuteai. Era și greu de cărat, să știi că eram pe pantă așa, nu puteai să iei mulți pești. Mai mulți de 2-3 minute să cari. Laurențiu Sârbu. Da, pescuitul era ceva senzațional. Are o rugăminte, dacă poate Andrei Vlădeanu, să ne povestească ceva întâmplări amuzante cu tata Nițu. Îți vine vreo întâmplare? Cu tata Nițu amuzant nu, dar uite chiar acum mă gândeam la tata Nițu, care avea legătură cu ce discutam. Nu știu cât am, nu e amuzantă, dar când am plecat la primul campionat mondial în Portugalia, era și pentru toți, a fost o experiență unică, că n-am. Orice că te duce afară la concurs, și la campionat mondial. Și la, la pește. La pește, da. Că uite, se leagă cu porumbul și cu Boiresu. Tata Nițu, consultantul echipei naționale, cu Lulu capitan în delegație. El era manager și unul capitan, că au venit cu noi, ăștia care ne-am calificat. Că așa a fost mișto atunci, că ajungem, uite, când am avut primul concurs de calificare Sala Hobaia, tata Nițu cu Lucian au participat. Că până atunci, ani înainte, ei erau calificați din oficiu, că tata Nițu era cel mai șmecher, cel mai bun din prindea. Și aici nu s-a făcut, a fost revoluția noastră a tinerilor cum ar veni. Nu, domne, îmi pare rău. Ești bun, asta e, ne bați aici. Dacă să-ți respectăm bătrânețea și așa, oricum, dacă nu te califici, vii capitan și veniți amândoi. Și nu s-au calificat. Și dar ne-am calificat trei echipe de puști la vremea aia, 30 de ani. Wow. Da. Și mergem acolo, fie cu Neanițu. Noi atunci începusem și noi, gata, eram 2004 deja, atunci începusem cu boile, stăpâneam, făceam marfă bună, nu mai era mișto. Da. N-am avut noi bani la vremea aia și timp și disponibilitate de antrenament, cum e acum, să testez balta, să ce să mai testez, frate, dar am primit aprobarea lor, că era un bar acesta mare, la hat, l-am mai făcut acolo, că putem veni, nu știu, înainte cu nu știu câteva zile, că n-avem voie doar în ultimele 24 de ore să le mai apropiem de baltă, dar putem să venim să mai testăm pe acolo, să vedem și noi care e faza. Și am venit câteva zile înainte și am mai stat vreo 3 zile pe baltă noi înainte de până ne-am dus la hotel. Deci chiar v-ați permis voi, ați avut timp necesar, ați avut tot. Da, nu, că pe acolo era cam ieftinat, că timp am avut, dar era cam ieftinat, că drumul a fost lung, cu avionul, că e departe și după nu îți mai spun să duce acolo echipamentele și așa. Da. Și plecasem, frate, cu nu știu de mixuri de boile, zic, aromea, deci am venit cu pregătiți să facem mai multe sortimente de boile. Da, pe baltă. Bird food, pe baltă. Pe baltă? Păi pe baltă la lemne le-am făcut. Cu lemne, foc de lemne, pirostrii, căram, tăiam lemne și acolo le-am fiert pe baltă. Bun. Mamă, asta da istorie. Da, avem, sunt poze, sunt... Da, eu am văzut. Uite, îmi pare rău că n-am poze. Te vezi că ajungem aici la porumb. Da, îmi pare rău. Da. Bă, frate, așa. Mă rog, facem noi acolo... Mint, nu. Am plecat de acasă, că le-am făcut la Rudeanu, la Ciorogârla. Am plecat de acasă cu niște kilograme din sortimentele, așa, pe care urma să ne bazăm, vreo 3-4 sortimente. Urmând ca acolo să avem, le testăm noi pastea de americuri de acasă și acolo ce decidem, nu, facem pe baltă pentru concurs, mult, 200 de kile. Dar noi am plecat cu 30 de kile. Mamă, și totul la mână, practic. La și mână pastă, și mese, tot, și pistoale. Dar nu existau atunci, mă, cu compresoare. Dar alea de cârlic cu mâna, uite așa. La ibric. Am văzut niște poze. Critic echilibrate și de-astea, salut, cavaleri, critic echilibrate și de-astea, pop-up-uri de-astea așa, puneam, veneam în pastă, le fierbeam și bună seara. Sau nu le fierbeam, le făceam solubile. Deci cu totul, wow, cum, ce popa, mă, exagerez, burete și la tapă de... Cauciucul de la în pastă și fierbeam, da, sau... Și fierbeam sau nu fierbeam și făceam solubilă critica aia. Bun, nu contează, fii atent aici. Și testăm, așa, ne împărțim pe acolo. Eram și mai mulți cu rezerve, cu suporteri, mai veneau pe lângă noi, ne-am permis. Am făcut vreo 5-6 posturi de-astea. La apa mai mică, mai mare, mai mă rog. Ne-am, peste două zile ne-am întâlnit. Ia zi, mă, care, mamă, că mie mi-a tras unul după altul, că mie nu mi-a tras, că, mă rog. Ați tras o concluzie. Da. Ia hai, mă, cătă, bine, mă, de care facem? De ăsta, squid și mai facem de astea, galbene, nu știu, nu știu. Mai țin, nu contează. Da. Nu mai contează. Mamă, Matea, nu fii atent aici. Stă el așa, zice, bă, m-ați nebunit cu prostiile astea de voastre, zice. Ia fii atent aici, mă, mâncava și m-ați nebunit, zice. Într-adevăr, ne aflam pe o zonă, aveam tabăra pe o zonă unde cam ca toată barajul ăla de la Montargil, apă mică, frate, te duce, dacă te duceai cât
poate să lanseze cel mai tare lansator până la țâțeiere. Adică, dacă mă auzi și povești după aia. Da, 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 sunt și niște zone cu apă adâncă, dar foarte puține, în general așa. Bă, și se duce dezaxatul, cred că bea ceva. Bă, și fii atent ce face. Ia, cum era apa aia, ia, nu știu sub ce formă, să spunem două sacoșe de alea de mega de porumb uscat. Da. Aveam și astea, să fierbe în semințe, să aveam de toate, că aveam o dubă. Da. Și ia cursă, tot ajunge el pe la vreo 100 de metri, era cam până pe aici, flăș, toarnă alea așa grămadă, așa, vine la mare, ce? Ia stați-mă puțin. Mamă, și începe o după amiază, bă, bâncava, și nu putea să stea cu două lansete în apă. Banca, 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 banca. Dar erau punctabile atunci? Sau... erau tot de aia care am prins la boilers. Nu erau tot aia, obosiți de aia, nu contează. Știu că în 2013 se plângeau ăștia că aveau un kill 300. Un kill 300? Stai, stai că vorbim, ca să vezi ce tare am făcut noi, vorbim de campion mondial primul 2004, când s-a punctat de la 2000, de la 2 kg, frate, după aia au coborât la un kill jumate. A fost infernal de greu. Dar cum să spun, de ăștia, nu mai contează. Da, da, da. Mai pe el vreau și nu punctabil 20 neput. Da. Și a zis, ia uitați-mă cu boilersurile voastre. Mamă, zic, ne-am norocit asta. Vezi, mă, că două glași. Aici intervine Tatanițul, care zice așa. Tatanițul, care atunci am văzut eu la el pentru prima oară și am văzut solubile de la el, le-am văzut prima oară, numai că adevărul istoric, câte deschid o paranteză, spune că de fapt, solubilele în forma actuală consider că eu le-am, hai să nu zic inventat, că e un subiect mare, dar eu le-am făcut primul, primul cred că din Europa, în varianta actuală, pentru că tatanițul existau în Anglia, pe să-l meu pe glucoza. Rotund. Nu, lasă cu glucoza, dar el, glucoza, el, laptele de porumb. Păi ăla, da, 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 dar el ce făcea cu ele, nu. El când m-a învățat pe mine să le fac la campionat mondial, le făcea, nu le face și acum, și le fierbe. Solubilele. Da, da. Le fierbe. Se dizolvau cam în 7-8 ore. Erau semisolubile. Bă, nu era nasol. Aha. Se dizolvau cam în 7-8 ore. Dacă era frig, nu se mai dizolva niciodată. Dacă era cald, poate în 6. Dar le fierbea, ca pe boilersuri. Eu am fost primul, și te am martor la vremea aia, care am zis, dar nu atunci, că la campionatul mondial am dat cu ele fierte. Dar când am venit acasă și am început și eu să fac, bă, zic, ia să le las, mă, așa, să se usuce. Ce se usuce, da. Ia să vedem, că eram obsedat să dizolvă mai repede. Da. Înțelegi? La cârlit pentru dizolvare rapidă, deci aveam mereu cocă nefiartă. Și pe aia ca să îmberim acolo boilersul, adică, bă, zic, dar am văzut nefier să dizolvă mai repede. Fiertul ăsta, zic, se pare că nu are atracție. Bun. Și tatanițul zice atunci, bă, tată, zice, Lăduțe, stai, mă, tata, dacă nu era tatanițul, nu cred că aveam, nu mai făcea nimic, că o lua separătură. Zice, bă, tată, zice, fii atent aici, asta faci tu acum, în concurs, nu o să fie așa, o să vedem. Neanițul mai fusese la câteva campionate mondiale, vreo 3-4 ani, 3. Bă, zice, în concurs nu o să mai fie așa. Nu o să mai fie. Bă, și începe cu, da, într-adevăr, ca în sardele așa, cam aproape echipele, am prins și portughezi în dreapta. Panichează. Portughezi în dreapta cu butoaia de alea de varză de porumb, cred că dădeau un butoi de la păzi, deci băgau tare. Mamă, și eu. Și noi am avut în Africa de Sud, da, tot portughezi. Muncă mult. Băgau mult. Da, ei nu prea au treabă. Și vreau să spun că domnul Vlăduț, desigur că mai lăsam și eu și eram și eu de, adică nu eram absurd, dar mai băgam mereu la lansete, două, ai mă, și la porumb. De, știi cum e? Da, 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 da. Solubile și... Am avut șapte, am luat sectorul atunci de mijloc, n-am avut o trăsătură la porumb, mâncați, portughezii acolo. Numai la solubile am absolut toți pești. Absolut tot pe casă. Deci, n-am, a avut de toate nițul. Deci ce s-a făcut Vlăduț? Păi, dar cum trăgea tu la trame bă, unul după altul? Dacă e singur pe gârlă. Dacă e singur pe gârlă. Înțelegi? Singur pe gârlă. Da, vezi că el avea viziunea asta înainte. Da, tot câștigate prin... Da, tot prin experiență, clar. Da. Și tot prin ce spuneai tu, exact, pescuitul ăla, pat cu pas. Da. Le-ați întâmpinat. Și atunci era cu Nițu, că se cu Lupșanu, să încheie aici. România a participat la toate gândițele campionatului mondial, mai puțin prima, în 99, că s-a pus peste Sărulești. Dar după aia, 2000, 2001, 2002, 2003, 4 ani, a fost bădic odată cu ei. Da, da, știu. Patru ani ăștia s-au dus până diferite țări, până de care și în Portugalia asta într-un an, până Franța, până Italia, până unde se duceau. Săracii atunci se făcea staborul la oană în casă la Drvari, care are bani să meargă, că era scump tot așa, mii de dolari să ai ca să... Da. Deci de-abia, ce calificări, că de-abia găseau... Vreau să ajungem acolo în etape. Bine, bine. Mai am câteva întrebări pentru voi. Altceva vreau să spun. Da. Vreau să spun că Nițu atunci, deci, și Nițu cu Lupșan, bă, în toate aceste ediții, cum s-a întâmplat, cum nu? Eu o pun pe seama faptului că ei erau mult mai slab decât el pregătiți, că ea cam terminau cu zero, cam cu zero au terminat toate echipele întotdeauna, toate campionatele mondiale și Nițu întotdeauna el era punta. Acolo. Nu, bă, el era, lua pește, prindea pește, să punea în clasament. A avut o abilitate de a prinde pește cam pe unul. Din păcate n-a avut săracul și n-are, eu spun și în față, nu-l bârfesc, că da, păi, n-a avut abilitate prea mare de comunicare, din păcate.
din păcate, nu putea să, adică știa, nu putea să impună, să-i, că dacă îi făcea, păi, bine, n-avea cu cine, cu berbecia, cu oane și cu aia, cu n-ai vrut. Adică, da, era și greu să te era iei greu, fața. Dar dacă n-ascultau, ar fi făcut. E, și atunci noi, eu consider că cel puțin eu, care eram acolo un fel de lider, deja eram liderul lor, să spunem, dacă nu pun pescui, pun prisma magazinului și amărunt, mai mare ca vărâul, m-a ascultat și ăsta. O altă imagine, o altă... Păi nu m-a mai ascultat. Da, ai avut și o carismă, da, e, întotdeauna. Și eu, după nene, ce a zis Nițu, că m-am făcut. Și atunci și-am adaptat și-am mers, a funcționat, am ieșit vicecampion. Nițu a început să plângă la sfârșit. Nițu plângea cu lacrimi, pe cuvântul meu, și pe pupa. Că erau eșef, a văzut că niște puști au făcut ce trebuia să facă el, dar n-a avut cu cine. N-avea cu cine. N-a avut cu cine. E foarte grea munca asta. Da, da, când n-ai da, cu cine, da, e clar. Da. N-a avut. Păi uite cât contează, cam în orice sport, un om care să știe să pună în valoare... Pe fiecare să-l pune, care, sigur că... Cum și în ce fel. Sigur, dar ajunge nu și contează doar forța de muncă, experiența pe care o ai, dar și partenerul, modul în care te acolo e cea mai importantă. Tu ești Messi și ăla e... Sigur că da. Nu poți singur, niciodată. Dar mai există și varianta în care există Messi, Mbappé și Ronaldo într-o echipă și se dă cap în cap. Că dacă nu avem o părere comună, degeaba muncim. Asta a reușit să facă, din punctul meu de vedere, că eu l-am apreciat foarte mult pe Andrei, nu că el de față aici, dar am spus-o, cred că tu știi. Da. Asta a reușit să facă Andrei de-a lungul, cel puțin din 2009, de când îl cunosc eu. Asta a reușit Andrei să facă foarte bine, că el a participat cam aproape pe la toate, ca și capitan la noi, în 2009, în 2011, am fost și în 2014? Nu mai știu. Da, am fost cu voi, dar nu contează. Da, asta și reușea să facă Andrei la campionatul național în cadrul lotului nostru. Știa pe fiecare cum să-l exploateze la maxim, pe fiecare dintre jucători. Și asta nu e un lucru ușor să faci lucrul ăsta, pentru că, ușor, cum a spus și să... el, pescare în general sunt oameni căpoși. Și mai dai și de berbeci. Da, promis. Da, dar mie nu ascult. Ca în orice sport, până la urmă, adică trebuie să existe și o verigă slabă sau una nu, care nu ascult faptul, mai ales seama că m-am lăsat de meseria asta, nu ascund faptul că m-am lovit de cel mai mare neajuns. Nu că-s berbeci, nu că-s, că o rezolvi. Deși am avut și eu probleme, am avut lucruri de nerezolvat, adică am avut când mi s-a blocat, asta a fost, n-a ieșit. Dar nu aici, problema e, Vasilică, că eu m-am văzut clar sub ochii mei, s-au întâmplat toate, marea lor majoritate, nu toți. Dar marea lor majoritate care au fost în echipele mele, n-a durat mult și au pus să fie ei șef, ei în locul lider. Ei, da, acolo a fost, acolo au avut și ei. Păi aici, dacă ăla poate, nu pot și eu, că fac și eu. În loc să stea mulți între ei, după părerea mea, ar fi avut cariere, și vorbesc numai de cariere competițională aici, pentru că, mai toți s-au băgat și în business, în afacere, sub formă sau alta. Păi dacă a văzut că el... Nu contează, să fie sănătoși. Da. Dar eu spun că și cu afacere și cu business și cu numele lor și cu cartea de vizită ar fi fost mult mai bine dacă rămâneau cu minții acolo unde erau. Unde era locul. Exact, decât să vrea ei să facă ceea ce n-au reușit să facă în frunte cu vărmiu, care a zis serios, ce a făcut cu senzor după aia în ultimii 10 ani, că s-au spus corpul ăla, dar ești numai ultimul loc, după aia la sfârșit și mai. Dar ce nu e așa? Ba da, ba că, da, ba că și ăla mi-a zis, dar ce te ascult eu pe tine, că fac și eu, ce ești mai prost? Da, dacă, nu l-am înțeles, bravo mă, pă. Corect. Fă frățioare și tu să se interdici la nimeni, corect, dar da, că da, e da, foarte da, greu da, să faci da, lucrul ăsta. Da. Cumva, să zic așa, am făcut și o parte, dar nu neapărat în ăia care trebuia să decidă. Singurul în ceea ce mă privește, căruia, adică asta e istorie deja, statistică, se poate verifica, Andule, singurul căruia i-a ieșit, recunosc tot la școala mea și cu metodele mele, nu neapărat cele mai bune, dar alea le-am învățat și el a fost mai mulțumit. Lula ești. Aha. Lula ești. Uite, chiar îmi pare rău că îl invitasem și pe Bogdan. Lula i-a ieșit, a obținut niște lucruri foarte frumoase, spectaculoase, ba chiar niște lucruri pe care nu le-am obținut, dacă nu mă înșel, a ieșit campion mondial individual cu Mizanu. Da, 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 da. Deci el a reușit niște lucruri foarte frumoase, dar a plătit și el cu vârf și îndesa prețul la rândul lui. Da, probabil că na, fiecare mai și facem și lucruri bune, dar probabil că mai și greșim. Din punctul meu de vedere, da, și el a avut, dar în momentele alea, să știi, când a făcut, am participat mai mulți, nu doar el a făcut, adică eram prieteni foarte buni și ne sfătuiam foarte mult în ceea ce privește unde avem de mers, la da, la cucutare, pe ce se pretează, cum ar trebui da, da, să da, facem, cum. Într-adevăr, el avea mult mai mare... Păi n-am mers împreună în Italia. Da, da, da. Da, da, da. Păi da, da, acolo tu erai... Nu contează, și el era. Da, era și era el. Era și el, deja da, crescuse, era... Crescuse, într-adevăr, da, da, mai era... Mai întorcea capul
destul de despre tine. Da. Era revenit și obraznic. Și prima așa fac copiii, cresc. Înainte să vă mai pun o întrebare foarte interesantă ce are legătură chiar cu voi doi, cu amândoi, o amintire din același lac, am rugămintea la toți cei ce ne urmăresc în această seară să ne dea și nouă câte un like, câte o distribuire la emisia noastră, pentru că se vorbește chiar exclusiv despre istoria pescuitului la crab. Bun. Andrei, Vasile, ce vă aduc aminte următoarele indicii? Ungaria, Moțonco, Andrei 2005, Vasile 2012-2013. Zi, Andrei, tu. În 2012 nu am fost. Nu. 2005, zic. Ungaria, Moțonco, 2005. Când am fost cu Matea și cu Costache, dar nu știu ce an era. Nu mai era până când au făcut ei 10 ani și m-au invitat. Dacă vreți, eu pot să vă ajut cu indicii. Nu, Păi da, n-am fost împreună, am fost separat. Separat? Dar e vorba de același lac, aceeași locație. Ungaria, Moțonco, numai că la tine 2005, la Vasile 2012. Păi zic eu, până anul 2004, tata Nițu, să-i dea Dumnezeu sănătate, care și calități. Sigur are și calități. A zis, ne-a văzut pe mine și pe produs. Eram în vână mare, eram bulan pe vremea aia, apoi nu ne-a prins. Eram cum, cât de cât acolo, cum trebuie să fie o echipă de competiție și restul sfărăiau, că ăsta era adevărul. Asta era. Bun. Nu era chiar astea erau vremurile. Da, ne-a văzut tata Nițu pe noi, ne-a văzut activ pe aici, ne-a văzut la campionatul mondial, ne-a văzut pe așa și a zis, bă, tată, fii atent aici, de câțiva mă duc în Ungaria la un lac Moțon, că se numește, abar n-aveam. Băi, de voi acolo mă muncă, frate. Că voi puteți, că eu n-am cu cine, uite, cu Lulu Lupșanu, bea, nu, e bătrân, nu poate, cu tare, dar acolo trebuie, nu mai spun că erau vremea care nu erau echipe decât de doi. Deci nu era, trei nu există, doi. Și așa, trebuie, și e lung concursul, lung era și atunci, nu știu cât ținea, 96 de ore, tot așa. Zice, bă, e lung, trage în continuu, sunt niște pești mici, dar sunt și mari. Trage în continuu, nu pot să fac față singur. Mamă, da, voi doi, eu zic că faceți treabă, rupeți. Înscrieți-vă, tată. Eu spun, tată, nu e. Și atunci, 400 de euro. Bază nebrești pe noi. Și el ne-a înscris. Și cădem, bă, frate, asta e soarta. Vine și Naie Vădulescu, cu Mati, pleacă acasă, Naie se enervează. Păi și cădem. Și cădem unul lângă altul. Nici în stânga noastră. Nici cu voi. Noi, da. Ma... Ce chestie de aici. Era așa. Era balta. Pe vremea aia, regulamentul concursului spunea așa. Odată, așa. Erau acolo umflate niște bărci. Nu știu dacă voi ați prins. O barcă la două standuri, pneumatică, alor. Era așa, la jumătate între standuri, da? Că distanța e mică, ai văzut, da? Și aveai voie o oră dimineața, nu știu, să zicem între 7 și 8, să folosești acea barcă, să te duci să-ți dai între... Erau semne de alea, cred că mai sunt și acum. Țevi și aveai voie să znădești cu barca. Cu barca. Da. Așa a fost în Ungaria multă. Da, cu vânt. Da, așa era, nu știu, mă întreb. Am prins și eu, dar nu la baltă. Bine. Am prins pe baltă ungurii, unguri predilect. Poate că mai erau și slovași de ăsta, dar ungurii erau mulți. Sfărăiau rău pe vremea aia. Rupți erau 30 de ani în spate, numai cu butoaie de alea de grâu și Tiger Nash și porun, dar n-avea, nu știu dacă avea vreunul boile sau dacă avea numai decât, n-avea. Noi am plecat cu vreo 60 de kg de boile, deci nu pare mult, bă, în total, solubile și tare, 60 de kg, tamă. Bă, oricum, bine, având în vedere că făceați cu barca, era un avantaj, dar dacă era să le dai de mână, erau foarte multe. Păi nu, ascultă că n-a fost așa, m-am dus cu barca în prima zi când am dat niște pelete mai mult și niște așa, n-am mai intrat cu barca, nu? Păi n-am mai intrat că n-am făcut, eram și aproape. Păi dacă și pescuiam în 100 de metri, eram la distanță mare, 90 de metri, trăgea, erau acolo să mișcau bețele aia, mă duc, de ce să mă duc eu cu barca? Da. Și am stat cu cobra, lasă că au ajuns, le-a internat pe toate, mă, nu, le dai. A, și prins pește, dar nu aveai ca acum cobră de carbon, erau alea de... Erau grele, dar nu era mult așa. Așa, mai avut ceva, am fost și tata e cu noi și am făcut și schimbare la sfârșit, a ieșit Blăduța, a intrat tata e ultimele 24 de ore. Era cam ca un taur. Da, aveam voie, așa și Nițu, că Nițu aici a pierdut. Că Nițu săracu a fost tot singur. Da. Și a venit la Nițu nenorocirea, că Nițu a condus tot concursul. A venit aia cu pocăința, că a venit vineri. Dar n-avea voie să pună mâna pe nimic. A venit vineri seara și s-a curățat. Și Nițu face 960 de kg și iese locul 2 și noi facem 1016 și bat. Înțelegi? Că venim și a avut tot concursul. Tot concursul a avut 200 de kg. Tot concursul. Wow.
Înțelegi? Și atunci, deci 1016 kg, de la 1016 a plecat numele? Și am fost prima echipă din lume care bate tona într-un concurs. Acum am văzut că se ia la mișto tona, dar atunci să iei 1000. Păi de ăștia, în România nebunisele ăștia pe forum, nu se poate, nu are cum. Îți dai seama dacă erau... Și acum, până anumite medii, dacă le spui la unii că ai prins în 72 de ore o tonă... Nu, 96 au fost, 96, dar 4 lansete, n-aveam lansete de rezervă, am uitat să vă zic, 4 lansete ale, păi așa te duce, mamă. Și tu, Vasile? Eu cred că în 2012 sau în 2013, tot moțul. 2012-2013, întâmplarea a fost, nu știu, uite că de-aia m-am amuzat mai devreme, că vecinul meu de stânga a fost tot tatanițul. Extraordinar! M-am amuzat că spunea, vecinul cu tatanițul, tot tatanițul ne-a luat și pe noi acolo. Pe mine... Iartă-mă că te întreb că e important. Și așa era conformația bății, pe urmă aia a mai fost ulterior și numai așa, nu știu, o tot sapă, tot. Ideea e că noi eram în lângă altul, dar era așa o peninsulă. Nu știu cum se arăt la, mă rog, ideea e că tatanițul era din conformația malului ieșit 40 de metri, frate. În fața voastră. Da, și el pescuia în aceeași linie. Tot așa sunt și acum. Pescuia în aceeași linie, dar el arunca 40 de metri și noi trebuia să dăm 100. Ma. Nu era de neapărat de aruncare, dar el, una, două, fleașca la mincio. Era mai ușor. Da, fleașca la mincio, că îl vedeam mereu cu momitoarele ale lui. Numai că el cu momitoarele ce a făcut? Acolo era... A strâns pești mici. Am avut bulancă. Ce culoare avea mâinile? Ce culoare avea? Vedeam noroc cu tine, era așa. Problema e că că spuneam și la Piticula Rudeanu la emisiune treaba asta, bă, acolo într-adevăr nu a funcționat și mie, cred că puțin le dăs în viață, ce înseamnă selecție. Păi de ce? Că erau unii, niște unii mici de un kil, niște ligioane de un kil, să puta orice. Să-i aduci de la 100 și de mii. Și ma, orice. Și unii mari. Orice, bine, dar nu erau sub un kil. Dar erau un kil jumate, două, pricăjiți, nu făce. Și unii cu media frățioare până la 8-9 kg. Sau mai ales salonte, și de 12 și de 13, așa. Deci ăștia, asta. Vedeai unul de la, spune-i, Doamne ajută. E, asta e. Și Nițu toată ziua l-a auzit, toată noapte. Flășcă, cu lanternele. Dar eu auzeam după sunet, că mă șmecherițe, mă întrebau ăștia ce a prins, mă. Flis, când auzeai, opa. Adică, dar la el era multă flășcheală mică. Deci el acolo s-a curățat. Muncă multă. Păi ca pește a prins, cred că dublu ca noi. Exact. Dar noi prindeam mulți de ea mai. Da. Plumbul gol am dat, numai cu plumbul gol, numai cu gol. Trăiam omel mici și ne trebuie, apoi era o șmecherie, trăgeam continuu. Ce ea mai mare. Prindeam și de ea mici, dar puțin. Și așa l-am curățat. Degeaba prinzi 100 mici, da. Dacă prinzi 10 mari, și Vasile, scuze, munca e mult mai ușoară. Scuze. Și eu tot, aia nu e nicio problemă. În 2012 sau 2013, nu mai țin minte exact, dar întâmplarea a fost că tata mi-a zis. Dar povestește ca lumea, te rog eu mult. Da. Ca lumea povestesc. Și cu Tomulescu și cu... Tomulescu și cu cine am fost? Regia are, Vasilică, ceva de zis, vă rog mult, colegii. De ce s-a întrerupt și eu? Nu, dar cadrul de unul, te rog mult. Pe Vasile, că... Da, Mă duceam, m-am dus cu Tomulescu și cu Sorin Rudeanu, parcă am fost atunci în echipă, tot 96 de ore, tot Cupa Internațională Moțonco. Mamă, și cădem, când ne-am ajuns pe stand, acolo nu știam, am extras standul și ne-am dus pe C2 sau nu mai știu ce era. Și când vedem că vine lângă noi, cine? Tatanițu, care tot sperietoare era și la vremea aia, așa ca și vecin de stand, știi, că știam că... Închide ușa. Cunoaște foarte, foarte bine lacul respectiv și a avut să rezultate. El mai câștigase de câteva ori același concurs și tip de concurs unde se prindeau cantități mai mari. Zic, asta e, ce să facem? Noi compensăm prin forță, prin viteză, prin altceva. Știi? Muncă. Da, prin muncă, foarte multă muncă. Și într-adevăr, cam asta a făcut diferența la sfârșit, pentru că noi am prins undeva pe la vreo aproape de o tonă, 900 sau ceva de kilo, nu mai știu. Și l-a prins foarte puțin, dar tot la fel, aproape singur pescuind, e foarte greu să pescuiești singur într-un concurs în care, de 96 de ore în care prinzi aproape tona. E aproape imposibil de unul singur, și la noi, chiar și la treinși, a fost foarte greu. Și ce m-a bucurat foarte tare, am câștigat concursul în locul 1, am prins primul crab koi din viața mea. Și întâmplarea a fost că a fost și mare, a fost de 12,9 kg și a fost captura competiției și am luat și un trofeu foarte, foarte mișto, care e cel mai frumos trofeu din toate și cea mai frumoasă amintire a mea din toate trofeele, care am un pește sculptat, foarte frumos. Ia uitați, ne-a dat YouTube-ul mesaj că avem doar 36 de like-uri din 120 de urmăritori. Haideți, vă rugăm frumos, dați câte un like emisiunii noastre și o distribuire. Ca să nu-l supărăm chiar și YouTube-ul, având în vedere că din această emisiune am pornit chiar și monetizarea canalului de YouTube.
Da, este foarte greu să luăm și întrebări din chat, având în vedere că avem aici de față două legende care chiar au ce să vorbească și mi-e foarte greu să-i întrerup. Așa că v-aș ruga, în cazul în care aveți o întrebare mult mai serioasă, să o repetați în cazul în care nu vedeți că nu o citesc. Nu uitați că avem giveaway-ul în decurs în această seară. Extragerile or să fie făcute live, anunțul la fel o să fie făcut live. Spune-i lui Andrei să ne povestească despre individualul de la Doripescu de acum mulți ani. Pas cu pas. Andrei, avem o întrebare din partea lui Pascu Pascu, dacă ne poți povesti despre individualul de la Doripescu acum mulți ani. A fost și Vasica. Era lângă mine. Era în tata mea. Da. Păi individualul, păi atunci am zis că mă las gata. Da, vezi era... că ai făcut tu ce ai făcut și te-ai lipit de un dulap. Prin ce, prin ce an era asta? Era, păi era fix în anul... Venise-mi la fix, 2010. 2010, da. Da, și mă prind o dată tatanițu într-o stare... Mă prinde bine dispus tatanițu, că e așa, așa, mulți ani așa s-au făcut, a prins și Vasilică, te sună. Da, 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 te sună. Tată, da, te înscriu la... Nu de știu, rușine ce că da. Păi nu de rușine, mai cu seamă că pe vremea și organizam bine, multe și concursuri da. Și mă vine, mă sună, zice, mă pui unde vrei tu. Adică cum să spun, n-a fost, deci nu, nu da. Puteai să faci, să te faci de râs, să nu vii sau să așa. E, bref, i-am zis că vin, toate individual, Doripescu, abar, nu știam Doripescu, nu știam, deci prima oară când am văzut la... Da, nu, și... știam. O știam, o știam, min, o știam că fusesem în 2008 la... Nu, da, știam. Da, da, la da. Etapă. Min, nu contează. Dar nu știam individual, nu mai fusesem. Ce e individual? Mm-hmm. Și mai ales că pe perioada de atunci eram... Strângeam pățin, da, că pleca câte trei odată. Da. Termin repede. Și zice... Tati, da, vezi că e 48 de ore cu trei lanset? Pardon, ce, nu e de joacă. Lasă-mă, nene. Nu e de joacă, lasă-mă în pace. Adevărul e că mă cam rupsesem, păi da, că am avut o perioadă de aia, începusem mai comod așa, că veneau puști ăștia, venise, băgasem pe maimuțoi, nu mai știu ce puști, ci pică, Silviu, Florescu, nu știu, veneau copii din ăștia, da, cu forță, cu... Octav, nu mai știu ce copii veneau cu forță și eu de gata, eram manager deja, că sunt manager, până 2008, până 2009, cu ăștia în Franța, manager, nu prea mai pescuisem. Nici nu mai pescuise, mă mai duceam mai apă la Sărulești, la plantar, mai în figuri de astea. Mai comod așa. Da, dar nu mai băgasem material cu cobra, cu așa. Pe de altă parte, nici nu, de când m-am apucat să-mi de concursurile astea, mă, cu vlătuț mereu acolo, ne suplineam noi și recunosc că aveam baterii cam... Pentru un concurs. Nu, se terminau cam repede și la unul și la altul, dar da, ne suplineam bine, adică aveam pasaje scurte de material, apoi trebuia să ne odihnim, adică nu, n-am fost niciodată, niciunul de... Aveați un program anume? Da, aveam. Respectați, adică? Da, bineînțeles. Noi am fost prima echipă din România, că unul doarme, unul pescuiește, noi am lansat asta, aia habar n-aveți cu caomul 2 seara, multă vreme. Vă puneau căciunile cu fășul pe ocul. Mamă, ce avantaj. Da, da, bine, așa. Da, adică singur, să sculau la mincioca pe vremea aia, nu era că să-ți bași singur, să... În sfârșit. Adică ne-am dat seama cât de prețioasă e o oră, două de somn la material. Atunci nu realizau. E cea, da. Atunci, trage, se excitau, să... Bun. De ce să mișu? Și eu la fel am fost la început. Da, bun, fii atent aici. Și, repet, niciodată nu stătuțe, ce 48 de ore, 24 de ore să bag așa, deci, repet, 7-8 de ore somn că venea partenerul, asta a fost. Tata nici nu mi-a zis, băi, e greu, nu știu dacă faci față, Andrei, ai grijă. M-am abiționat mai tare, fraie, bun. Cum e domnule aici? Palese, n-am să uit, palese locuri. Wow. Adică nu, în ordine, tragi. Trageai ordine și alegeai locul de pescuit. Da. Am tras număr cam mare. Mamă, zic, ce dacă fac? Când văd Baboierul, zic, îl văd aici cu Baboierul. O carte acolo să pune. Dar și eu am tras tot număr mare, că ne-am zis pe partea cu Oltu, că poate păi mai rămas. Acolo, și Oltu, și erau... Lângă el liber și aici, unde, o gaură lângă Baboierul și lângă unul care e săracul, cred că a ieșit și ultimul, că rădeau ăștia de el, colonelul sau nu știu cum îi spunea, doctorul, nu știu, un cetățean mai în vârstă. Da, da, da. Nu știu cum e, vine mereu la Doripescu acolo. Da, 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 nu mai știu nici eu. Dar era recunoscut că e comod, că nu bagă și material. Și mea era Coco. Da, Coco, bravo. Da. O, mulțumim, scuze că vă întrerup, avem chiar prima donație din partea lui Cristian Gagiu, vărul meu. Da, mulțumim, Cristian, așa, dacă e vărul. Păi dacă luăm pe nepotism. Salutare, Badârcea. S-a intrat și Badârcea. O, frățiorul, te pup, fii atent aici. Zic, lasă, băi, Baboierul aici nu contează, dar așa, și stânga mai era domnul ăsta și pe mă nimic, gol, nu știu de ce, începea alt sector, nu mai știu. Da, era o curbă aia, da, nu mai era nimic. Făcea o pauză. Și da. Zic, lasă că e bine că aici în stânga nu prinde, doarme noaptea, prind eu, ce dacă prinde, să prinde Baboierul de pe dreapta. Și mi se părea că Baboierul e și înfundat și a fost înfundat acolo, da. Cu Coco și cu... am ales acolo, că nu mai avem altă variantă, deși prost să mă bag lângă ăsta. Bun, începe concursul. Zic, ia, stați-mă puțin, că fac eu tare. Într-adevăr, niște regioane de pești mici.
Îl văd pe ăsta că se pun apă niște saltele, niște cercuri de alea, de ce faci mă acolo? O, păi trebuie eficiență, bă, nu așa. Ce eficiență? Păi nu te mai ridici pe pietrele astea înapoi. Lasă, mă zic eu, să-mi tragă mie, mă ridică pe pietre. Dar uite, ăsta era bine, știa jucăria. Da. Cred că mai fusese să-i mătura individual. Mai fusese, dar nu l-a dorit pe scălicele. Așa, mai, mic ce-am de bă. Hai să vezi. Nu mai ții, bă, nene, și arunc lansă, începe concurs. La prânz. Vreau să vă spun că, bă, nene, a început să-mi tragă cu o viteză în care aproape că nu-l aveam păsat sub observație, ce fac. Vedeam că prinde și el, dar ai văzut cum e, când ești singur și asta... Nu mai ești atent. Da, adică da. Vedeam că prinde și el. Da, aveai și tu treabă suficientă ca prinde... să fii atent la mine. Aproape că aveam și deja și lanse de rezervă, eu abia stăteam să-mi fac alea, să le arunc, să trăgeam continuu. Bă, când vine primul cântar, adică înainte să se întunece, era în leșină, dacă era mort. Era și, bine, și clima aia de Doripescu, că în 6 ore a fost și fric și cald, a nins, a plouat, a făcut soare, era de, ba, stăteai în tricou, ba, cu geaca peste jumătate de oră, nu, mă rog. Transpirat, ud, plouase. Aveam saci acolo, pești mulți, prinsese mulți. O și obosea, că aveai lansetele aici și erau pe pietre acolo, pietre, da. Așa, mă, pietre. Bă, frate, și cântăresc eu, nu știu, să zic, 45 de kg. Mamă, zice, tare am prins, ia, Vasilica Baboieri lângă mine, cântărește, 90 de kg. Maa! Dublu. Mamă, zic, nu, eu am zis că am făcut. Eu care am făcut, am. Eu zic că am făcut tare rău de tot. Acum, bine, când se duce cântarul, echipa asta de cântărire așa, într-adevăr, a mai durat, na, adică nu eram concomitent, am mai prins aia până a ajuns acolo. Unul vis-a-vis 200 de kg. Ma. Gata, m-am culcat. De asta a venit la mine ce vă, ce? Ce i-a dat după mare, gata. Bă, 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 în stânga numai, gata. Boile sunt 24, aruncate somn. Bună seara, s-au înfăcat tot. Păi 200, nu era pe sectoare, pe nimic. Bună seara, la revedere. Ma. Păi zic că stai lângă mine, are dublu ăla, are de 4 ori. Păi ce, de 5 ori, ce să mai fac? Ce mai trebuie? Ce două mâini, două picioare? Adevărul că și eu am mai cuspit, dar doar așa că era clar. M-am luat și eu după ăsta, momitoare. Păi da, pe mine mă dureau mâinile de la alea de rezervă, n-am să am acolo să le faci pe alea, să fie făcute, să le arunci repede. Păi n-aveai cum... Dar ați tras totuși o concluzie, care a făcut, ce a făcut diferența între voi doi atunci? A, păi... Eu nu știu, ăsta era mai organizat, dacă eu pierdeam vremea pe pietrele alea pe acolo. Ăsta manevra jos acolo, minciocul, îi punea acolo jos repede, avea... A, n-am să uit, am văzut prima oară, avea saci așa băgați, bang, 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 mulți. Și după aia băgai acolo, pac, îl scoteai. Luai peștile și băgai sau cum făceai? Aveam pus sacul desfăcut pe trei picheti și băgam, că aveam voie să... Nu sacul, aveam vreo 10 saci. Saci mai mult. Era pregătită. Avea saci mult și băga, el stătea jos acolo, pac, îl scotea de mici, eu îl băgai aici. Dar nu mai stăteam să deschid sacul, să-l pun, îi aruncam direct. Deci, practic, sacul folosei ca pe juvelnic. Da, stai să vezi, să suia sus, arunca la înseta și, pe urmă, fie când sacul ăla se făcea, vedea el greu, nu știu, avea 15 sau cât considera el. Nu era cu pești, sacul și peștele. Nu. Da, când el considera, ce făcea? Îl strângea așa, pac, în lega următorul sac. Îi dădeam drumul jos. Următorul, acolo, pe picheția, mai acolo manevra. Iar panta aia... Era, uite, că am cât camera asta, dar zici că e mare, da, e mare, da, nu, când faci de ori, normal, da, și pietrele alea, în sfârșit, deci mi-am dat să, aia a fost, și a fost, era în școlea, că da, mai tinere, chiar bună, da. Că acum, da. Și nici mai a rămas celebră treaba asta, că recunosc că m-a amuzat și am făcut-o și publică imediat, m-a luat lumea la mișto, dar asta era adevărul, ce vrei să fac? Da, Bogdan, că știu, ai mai repetat imediat întrebarea. Venit imediat la mine și mi-a zis, ce dracu e asta? Mi-a dat după dulap. Era ca ce ai zis. Bine, nici noi nu mai aveam, nici eu nu mai aveam ce să facă, vorba ta, când am văzut și eu cântarul. Nici tu n-ai câștigat nimic atunci. Păi ce să câștig, glorie, dar ne-am muncit ca prostă, degeaba, că ei aveau sute de chile, dacă mai ții minte. Am prins eu vreo 300 de chile, dar eu câștigat cu 800. Mamă, nu, era... Bine, și zona aia să prinzi 800 de chile individual, dar să prinzi... Nu știu, dar a fost haios. A fost haios, că la mine nu, credeam că nu se poate face. N-are. Păi să știi că am mai fost și eu după aia la vreo două, dar mi-a trecut repede și mie cu individualul, că nu e prea... Da. Adică, nu știu, mi se părea așa prea... Mai ales cu pești ăștia mici, cu... Da. Era prea multă muncă și... Da. Nu pot să obișnuit să dorm câteva ore totuși. Da, nu, asta... Unii sunt, da, unii, uite, de exemplu, Culiță... Bă, ăla stătea 48 de ore, stătea în picioare și, într-adevăr, venea umflat tot acasă, ceea că l-a bătut cineva. Eu n-am putut să fac lucrul ăsta. Practic, a schimbat boile tu pescuitul la crap? Indiscutabil. Păi da, fără dor și poate. Nu că l-a schimbat, l-a modernizat, l-a schimbat cu 180 de grade, dacă nu cu 360. Când ați dat voi seama că s-a făcut diferența asta? Între boilers și mămăligă, ca să dau așa un Andrei, exemplu. Andrei ar trebui să știe mai bine că eu cred că... Când ai simțit diferența, practic? Băi, deschidem o discuție foarte interesantă.
Nici nu cred, cred că problema e greșit pusă și a fost pusă tendențios de către unii, poate că a fost pusă tendențios și de către mine, care am fost în tabăra Boilesului, adică tendențios, partizan, subiectiv. Da, cumva, dar subiectiv, nu neapărat. Eu cred însă că nu e, cum să spun, absolut, și viermușii până la partidele de plăcere, trebuie priviți ca atare, au orice momeală, orice nadă are locul ei, momentul ei, și când prins sau nu prins, sau când prins cu ea și nu trebuie, nu e un... Astea sunt niște discuții de-astea ca la copiii mici, ca la, uite, la copiii tăi. Cine bate? Tigru sau crocodil? Adică, da. Că nu se bat niciodată. Adică și aici, ba, eu cred că rezultatele au venit în momentul în care și succesele mari au venit, când s-a făcut o simbioză adevărată și o chestiune bună. Nu știi când să le folosești. Nu. Da, nu, nici, repet, nici extremismul lui Dan Mitrănescu, care era recunoscut pentru treaba asta, că nu mă interesează absolut nimic, eu fac cu cea unul cu asta. Păi încă și acum practică. Da, oriunde, da, practică. L-am văzut eu că cu boile spre la corpul. Dar mă rog, nu contează. Deci nici asta, dar nici invers, că pe mine nu mă interesează tărâțele și pop-up-ul și prafurile. Și nu e adevărat. Au avut momentele lor foarte bune, dar repede, nu trebuie să cazi în niciun fel de extrem. Nicio extremă. Nu. Iar momentul în care răspund la întrebarea, corect, nu că... În momentul în care s-a văzut superioritatea, nu e vorba de superioritate, în momentul în care se întărește ceea ce spun eu, după părerea mea, a fost Corbul 2012, perioada asta, recentă. Da, Corbul ne-a învățat cu foarte mult. Perioada recentă noi, care venea, care până la urmă a pus capăt revoluției burgheze lansată de Dan Mitrănescu, repet, cu sloganul, tot e o vrăjeală, ăștia vă mint ca să vă ia banii, dați degeaba sute milioane pe boile, când poți să dai 30 de lei pe un ceaun de ăsta de mămăligă. El ducea discuția și în, desigur, și în scule, totul e o vrăjeală, totul e brand, totul e englezist, totul e niște fandoseli, că de fapt același lucru poți să faci și cu de-astea chinezești de 3 lei. S-a dovedit că de fapt nu era nici așa, nu era așa. Sigur că poți să implementezi, sigur că n-are rost să dai bani mulți pe niște rahaturi, sigur că da. Corect. Dar trebuie să știi mereu ce trebuie să fie, ce poate fi cârpiț, ca să spun așa, ce trebuie să fie de calitate, ce e obligatoriu și ce nu e obligatoriu. Dar iar intervenim și atunci trebuie muncă. Să testezi. În toate. Da, că nu poți după... Nu poți. După vorbă. Ia o pasta, că asta face diferența. Dar mă ținite că după toate astea, după toate, mai ales la tine, lasă la mine ca la mine, că eu vin cu o experiență mult mai mică în ceea ce privește, eu când m-am apucat de pescuit, știam de boaba de porumb și eventual de o bucată de șlap. Am de zile, am dat și eu la fel cu două boabe cu spumă. Tu știai cu bile, cu, mă rog. Da. Dar mă ții minte când ne-am întâmpinat și ne-am dat cu capul de Zigrigul din 2011. Stai că am venit Zigrig. Nu, stai că uite, e aici Vasilica și nu rata momentul. Păi nu, Vasilica era din gașca cerealii ăștia. Da, cereal boiles, mămăligari. Vasilica poate să confirme. Când am făcut Next Gen, ultimul lot cu care m-am dus la campionatul, am reușit să ne ducem la campionatul mondial în 2011. În Italia, nu știu când am fost. În Italia, în 2011. Dar nu mai știu dacă am fost la un campionat sau două, la calificări, nu mai țin minte. Nu mai țin minte nici. Sau parcă unul a ratat și ne-a calificat după, nu mai țin, nu contează. Nu, 2010 eu am fost cu Carlo. 2010 a fost cu, s-au dus moldovenii. Da, și după aia în 2011 ne-am dus noi în Italia. Mulțumim, Dragoș, mulțumim frumos. În continuare începem să primim donații, Andrei. Dacă ai zis Dragoș, dacă și donație, n-are cum să fie Dragoșingă. Nu știu cine e, dar e Dragoș. N-are. Are aici. Da. Sigur că, da, vorbim Alex Dogaru, vorbim și de Gabi Tomulescu, chiar avem o povestioară a lui Gabi. Închei aici. Vroiam să spun 2011. Că din punctul meu de vedere, când am făcut lotul Next Gen, cu Tomulescu, cu Matea, cu... O mai știu cineva, Maimuțoiu, cu Maradona, cu, în sfârșit, a făcut o gașcă frumoasă, cu Johnny. Bun. Zice George Iurga, cu în Italia la Pietrafița? Da. Soare. Salut, George. Cu Soare, cu ăștia bun. Eu am insistat și până am reușit să-l aduc pe Vasilica Baboieru, în acel lot, nu râde, pentru că vroiam și ingredientul ăsta, trebuia om de așa ceva, noi nu aveam așa ceva. Și mi-am dat seama că nu se poate, că asta e. Nu vreau, nu trebuia extremism fanatic, nu mai așa. Și Vasilica atunci, care după părerea mea, tot ideea mea a fost să facă un cuplu și a făcut un cuplu minunat după mine, după aia s-au mai
Hârjonite era cu Tomulescu în echipă și Vasilică ne-a cel puțin la Târvar. Și opa, uite asta, chiar nu știam, Vasilică, că ai făcut echipă cu Gabi. Ne-a salvat. Experiența lui și fazele lui de tărățelele, nu știu. De dibăcie. Praful cu pop-up, urmă. Și trebuia să prinde un pește. Exact, un pește. Ne-a salvat de multe ori, ne-a scos. Cum și ăștia cu Boilusul au spus la rândul lor, dar el a avut momentele în care dacă nu era el, nu făceam, frate, pierdeam concursul, este clar. Deci cât de importantă putea să fie o chestie pe care voi nu o vedeți atunci. Ba, o vedeam, nu prea stăpâneam, n-aveam încredere. Băi, trebuie să ai și, ăsta e pescuitul de competiție, să ai încredere, trebuie să ai bulane, trebuie unul de ăsta care, adică Tomulescu îi zice asta, nu eu, că ai, că ăla din stan. Vasilica a două lansete, măcația și fă ceva și prinde un pește. Decât acum eu, dacă aș fost eu cu Tomulescu, ia hai mă să facem și noi, cum zicea Babuierul, pe fie cum, e un sac așa, adică am făcut, dar nu fac, știi cum faci, faci la putui mă, faci, faci degeaba. Stai vreo oră și zici, aia bagă-mă pe răsul acum. Tot a mea merge mai bine. Înțelegi? Asta face de minimă. Așa, după aia aveam nevoie de unde ăsta, mai ales cum a fost, am picat atunci nasol, două manșe pe Târvar, nu mai era pește pe Târvar, nasol, să bucura oană, zicea că ne curățăm. Acolo prin dacă puntai în toate, ca să vezi și concursul de calificare erau, deci dacă cum aveai un pește de un kil jumate, nu prea erau de un kil, erau mai mari, dar mă rog, în fiecare pe cei trei standuri, un pește, erai 100% calificat mai departe, 100%. Wow. Deci nu reușeau echipele să puncteze în toate cele trei standuri, noi am reușit două concursuri la rând, dar am avut standuri, mi se pare că și al tău, cu un pește. Da, nu, unul sau doi. Unul sau doi, da. Dar adică, nu, la revedere, te curățai. Corect. Uite cum am întâmpinat noi problema acum la campionatul mondial din Serbia. Unde s-a câștigat campionatul mondial cu doi pești. La unde s-a făcut? Tot în centrul orașului acolo? Da, Ciganlija acolo la... În parcul ăla din centru? Tot acolo? Parcul acolo. Unde am fost și noi. Bucata aia acolo. Cred că ați fost și voi tot acolo. Uite, avem o poză, Alexia, să vedem dacă recunoaștem. Campionat mondial Serbia 2018. Că am înțeles că tot acolo. Nu știu, era ca un herăstrău. În 2000, cât atunci, Andrei? Eu am fost în 2007. Mama, vă povestești, de aici am fost 11.000 de campion mondial. Tare de tot. Cred asta că aici? Da. Aici, nu? Da, 2007 Serbia. 2007 Serbia. 11 minute am fost campion mondial aici. 11 minute? La sfârșit? La sfârșit. Trase la... Și ce s-a întâmplat? Nu. A fost croata, a fost în timp la... Da, am fost acolo de cât era, că știam ți-o dădeam să vedem. Am zis la sfârșit la el, vină mă cu aia. Ce? Bine, puteam să fim campion mondial mai clar, nu trebuia să terminăm la sfârșitul ăsta, la finalul ăsta, dar am avut o sincopă mare în sectorul cu Maimuțoiu, cu tataie, echipa asta a fost. Melcu. Cu Melci, cu... Da, Maimuțoiu era prea puș, tataie prea încăpățânat, prea bătrân și șmecher. Maimuțoiu ar fi vrut să facă, n-a putut. Eu am stat în stand, n-am ieșit, am rămas. Aia a fost, puteam să fim, ne impunem mai devreme. Dar tot, chiar și cu toate astea, am stat până la... Ne-a prins, când a sunat goarna, a venit arbitru șef la noi, felicitări, sunteți campion mondial. Păi n-avem cum, bine, era foarte încurcată socoteată, pe sectoare, încurcată rău, dar să prindea tare, tare, nu așa cum zici tu. Păi noi n-am prins, trei sferturi din echipe. Eu nu s-a prins nimeni. Eu mi-aduc aminte că am avut cântar cu 11 pești, ca așa niște salonte, am dat 11 la cântar. Deci noi am avut trei plătici. Să prindea, fii atent. Și acum, nu știu ce s-a întâmplat, se dăduseră unii jos. Ajunsesem ca noi asta eram pe doi acolo. Și ajunsesem circumstanțial că nu știu care pierduseră, nu știu puncte, cine ceva. Sectorul, aha, nu știu cum. S-a întâmplat și opa un. Păi zic cum? Și a venit arbitru, ne-a arătat. Păi uite, i-au prins aici, a depășit pe aia, voi ați urcat aici, aici ați rămas, asta e. Mamă, campion mondial, noi eram bucuroși pe doi. Campion mondial, câte ne venea să credem. Bă, și fiind Piticu, că a povestit, eu m-am uitat. El era acolo, nu era cu noi aici, noi eram toți aici la standul meu. Era dus la croații ăștia în spate, că un croat era în drill. Și după 11 minute, la 12 și 11 minute, auzim ca la meci de vis-a-vis, să bucurau, să urlau. Eu mi-am dat seama, bă, nu ia bună, ce-i bucurie asta? Mamă. Înțelegi? Pe 15 minute de grație. Bă, fii atent ce s-a întâmplat. Croații ăștia se aflau într-un stand vis-a-vis, unde, după amiaza trecută, nu le mai avut o trăsătură. Deci nu le mai trăsese înainte să întunece, da? Să termina concursul la 12. Le tragi. Dacă prindeau pește, erau în medie pe la 2 kg, 2 jumate. Dar le trebuia de 4 kg, de la 4 kg în sus pește, ca să câștige un punct, să depășească nu știu pe ce bulgari. Să bată o echipă, da. Să bată o echipă. Fiind, le trebuia de 4 kg și ceva, 4 kg și ceva erau mari. Bun. Îi trage la fără un minut. Piticu e acolo în spate, vede drill-ul. Dar Piticu, săracu, el nu realiza, el nu știa povestea asta. Deci asta e ce la proba târnător, că scoate croația un pește, dar el nu știa în ce ne aflăm noi acolo.
Da, ai dracu, știau că de aia s-au bucurat, îți dai seama, aia știau. Erau la managerii la fel cum erai și tu, temă că... Da, eu nu eram, că atunci eram pescar în standere. Nu zic, la fel cum ai fost și tu atenționat de arbitru, că ești campion mondial. Da, aia știau, bun. Bă, și fiind, îi trage la șup, așa, la fără un minut, îl parchează, era o râpă, adică știi tu, râpa adică aia acolo. Adică o știm acolo. Bine, nu știu dacă pe vremea asta erau ierburile. Erau și acum plin de ierburile. Stă cu el, pune lanseta jos, dă drumul la fir, stă, iar o ridică, iar cu tare, mi-a povestit piticul, iar îl lasă, iar nu ieșea. La și 11 minute decide croatul, bă, a văzut ăsta, pune firul pe mână, uite așa și trage. Extraordinar. Iese pește. Cu tot cu... Este cu iarbă în cap. Vezi mă când e să fie. Da, da. Îl scoate, da? Nu era de la de 2 kg ceva, 3, era de 4-800. Că dacă era de la de 2 și ceva, tot nu era, era bine pentru noi. Extraordinar. Ce? M-am dus la sfârșit la fereata de primire, tu l-ai spus, mă, pe la ta. Bravo, mă. Bravo, mă, felicitări de curaj de tot ce ai avut, da. Da, da, așa e. Asta mă l-a spus. Așa e, corect. După a venit ăla, nu mai sunteți campion. Uite, noi acum în Serbia, Vasile, că știi bine că am fost împreună. Noi, România, 0 pești cu încă 14 echipe, 0 pești. Încă 14 nații, da. Încă 14 țări. Datorită faptului pentru că noi suntem cu R, și am avut 0, am fost clasificați pe locul 24. Din 24. Din 24. Ce se facă? Se pleacă la Turcia. Deci 9 ne-a dat 24 de puncte. Da, ce se facă? Da. Da. Noi am avut atunci atunci noroc că au populat înainte de concurs. Așa ne-a arătat și nouă niște filmări. Cred că probabil de pe timpul când ați spus voi. Da. Ale erau. Ni le-a pus și nouă, s-a populat. S-a... Mai ne spuseseră și că a venit inclusiv Zvonco la noi atunci, înainte de campionat, și am vorbit că, băi, într-adevăr, e pește puțin. E cam speriat că... Ăștia cam aleargă aici, ce l-am cunoscut cam tare pe pește. Și... Nu, da, atunci a fost mișto să prindea, am avut și individual, la sectorul, piticul cu Gogu, am avut și am avut argint sau bronz la individual, și adică am fost, am fost bine. Da, prindeam. Dragi urmăritori, cu toate fiind spuse, vreau să, înainte de pauză, vreau să luăm o scurtă pauză de 3 minute, colegii noștri să iasă la o pipă, că vorba aia le arde gâtul. Nu uitați în continuare să ne dați un like, o distribuire a emisiunii noastre și revenim, atenție, cu două subiecte foarte interesante pentru toată lumea, cred, în această seară. Andrei Vlădeanu și Vasile Baboieru, pescuit pe Dunăre, Delta. Știu că e unul din atracțiile voastre în ultima perioadă, cel puțin a ta, Andrei. Așa, și dezbaterea campionatului național din România. Rămâneți aproape, vă rugăm frumos, pauza ține cam 3 minute. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Boom Car Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, vă chemăm pe loc o platformă.
Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Boom Car Service. După cum am spus, după pauză vorbim de pescuitul la Dunăre sau Delta Dunării sau în Delta Dunării și despre campionatul național. Așa. Ce părere aveți de pescuitul la Boiles pe Dunăre sau în Delta Dunării? Am văzut că e moda. Am văzut că câștigă pescuitul la Boiles din ce în ce mai mult teren pe, da, da, pe apă sălbatică. Da. Chiar era interesat să aflu asta de la voi, că am văzut, Andrei, la tine, chiar avem și poze, Alex, poți să pui o poză de acolo. Ai văzut la mine, dar o să dezamăgesc, dar eu în Delta Dunării nu prea... Avem 20 kg Dunăre 2018. Da, l-am luat cu totul la... Dar pe Dunăre. Pe la, aici. Pe la Turnul Severin. Da? Asta este poza. Cu totul, dar foarte frumos și vreau să mă mai duc, n-am mai avut vreme. Uite, anul ăsta mă duc aici iar și vreau să stau o săptămână pe zona asta. Dunăre sau Delta? Dunăre. În Delta, Dunăre. Însă, nu mă mai duc. Sunt decepționat. Aglomerații ca pe Magheru, ca pe Calea Victoriei. Mai rău. Mai rău. De bărci. Asta e singurul bărci. Iahturi. Nu bărci. Da, iahturi. Niște chestii de... Aglomerație enormă. Dar aglomerație și în zone unde eu mergeam acum 10 ani, nu mai mult. Chiar nu eram singur pe acolo, nu știu, pe la
pe Chilia, încolo la Băstroie, pe la, adică niște zone unde nu era nici greu, trecea o barcă pe zip în fața mea și acum milioane, bun, nu contează, și frip, sacoșerele prea mare, bă, frate, toți disperați, toți disperați de la 300 de grame să-i bage în, să bage la sacoșe, în cutiile mai... alea. Iacu. Am văzut că s-au schimbat acum ceva. Da, dar nu controlează nimeni. S-au schimbat, dar sunt doar așa. Delta mi s-a cam luat pentru că, repet, aglomerație, prea mare japcă, și, adică pește nu mai e, ce să mai e, asta e adevărat. Asta da. Nu mai e. Păi da, nu mai e că, aici vreau să, și mie mi-a plăcut foarte mult să merg în Delta, dar uite, fac un pic de, așa de ecuație, mergeam acum câțiva ani de zile pe niște canale cu parcă normală, cu motor de 20 de cai și mergeam, puteam să mergem decent, să zic așa, puteai să treci barcă pe lângă barcă, mai rămânea și spațiu. Da. M-am fost anul trecut și acum 2 ani de zile. Nu numai... Te-ai blocat pe acolo. Dar am rămas naiba și blocat, da. Ca să nu mai spun că a venit unul cu o barcă de asta mai mare, cu un motor mai mare și l-a durut fix în fund de mine. Mă, când a dat o viteză la... Când a trecut pe lângă mine... Nu, dar mai eram puțin să mă răstorn cu barcă, cu tot, că a făcut niște valuri de la enorme, unde era apa de jumătate de metru. Nu, și iartă-mă, bine zice Vasilică, mie mi-a plăcut, an de zile am fost în Delta, am mai făcut și eu prostiile, pe da, am mai luat, asta e, dar îmi plăcea vânătoarea asta cu barcă, bărcuța, să prind pește sălbatic, pac, pac, să mă bag acolo, după crap. E, acum uite, am văzut că mai merge, că uite, Vlăduță tot duce, de exemplu, dar o tratează cât o ca pe lac. Să duce, stă o săptămână, nădește mult pe întinsură pe acolo, ca la lac, cu swinger, cu avertizor, ca la lac, și când le intră, dacă intră, și intră și ea. Dar ăla nu mai e, după mine nu e, adică Delta, nu mai e. Să înțeleg că tu faci pescuitul clasic când te duci în Dunăre? Clasic, așa îmi plăcea. Acum nu mai fac deloc, ce să mai fac, că nu l-am prins. Ultima oară când am fost, n-am prins un ciortan și am plecat acasă la din păcate, cu el sau? Singur. Nu, cu ciortanul sau? Nu, e. Din păcate și asta are legătură, că eu asta vreau să spun și de fapt că foarte multe din canale și din lacurile astea unde pe timpuri peștele se ducea și depunea icrele și se mulțea, foarte multe dintre ele, neavând nimeni interes să le decolmateze, s-au astupat, s-au închis lacuri. Să iau niște bani unde de fonduri europene pentru decolmatări, că mi-a povestit mie, Mălin, și nu se face. Mai nu se face, da. Dar iau bani. Firme. Probabil că da, nu știu să spun. Da. Și acolo unde le depune pe canal vine Gheorghe cu șalupa de 300 de cai, când i-a dat două valuri să urcă icrele în copac. Bun, da. Unde ne să cine să mulțească? Da. Păi, e foarte greu. Știu. Lumea dă vina întotdeauna pe braconieri, pe aia. Păi ăia săracii văd crapul mai rad decât noi la lăsete. Dar am observat cu plăcere și de-aia vreau să mă... Pe Dunăre mai e. Mai e. Pe Dunăre mai e. E greu de braconat. Da, da. E greu de braconat. Mare, curent e, da. Da. Dar trebuie să știi, într-adevăr, zonele și pescuitul nu e chiar așa de ușor. Adică nu poți să-l faci atât de ușor, după mal, frumos, e mult mai spectaculos. Pentru mine a fost partida, una dintre cele mai frumoase partide în viața mea cu tenii ăștia. Doi tenii am prins, 17 și 20 de kg la pădunere. La pădunere, sălbatic, da. Uite, mai dar devreme... Da, tenii, eu nu înțeleg, de unde au crescut tenii ăștia? Și fie că mici nu sunt, bă, și că numai mari. Cum? Eu nu înțeleg. Au fugit în lacuri, eu nu înțeleg. Unchii mi-a prins pe la Cetariu unul de 28 de kg. Uite. Un ten. Frumos. Eu nu m-am întâlnit în viața mea cu așa ceva, nici măcar n-am văzut. 28? Da, mă, dar sunt numai ten mari pe Dunăre, nu știu. Dar cum scapă ăștia? Că... Hai să fie serios acum asta, practică pescuitul ăsta. Nu, la plase să prind foarte greu, extrem de greu. Dar mă îndoiesc că se mulțesc pe Dunăre pentru că ar mai fi și castraveți sau... Nu, nu, de aia mici nu vezi, numai mari. Da. De la 10 kg. Să scăpați de pe undeva, de pe un bălț, s-au întâmplat, s-au rupt diguri sau ceva. Probabil că da. Probabil că dacă altfel n-are cum, de mulți sigur nu se mulțește. Ce tip de montură folosiți? Sau folosești tu? Are început ca rudeam. Da, da. Păi da, ceva? Sunt foarte mulți care... Păi adu trusa, să dăm drumul. Nu, ca ideea aceea pe Dunăre. Pe Dunăre? Da, pe Dunăre. Am dat cu plumb pierdut acum când am... Cu plumb pierdut dau, cu gripa de la mare, greu, și plumb pierdut și săculeți. Bun. Să știi că am și boiles. Deci, da, ați auzit. Boiles, bă, un boiles de 20 pe fund. Boiles. Eu am dat deci boiles. Boiles și nu ți-a ascund tip Decathlon, recunosc. Adică, da, mai cerealier. Da, galben, dulce, galben. Nu mai știu, aveam niște ready-made, nu știu, la ce le-am pus un dip. Da. La de-astea la... Deci așa, aveți și un sfat de partea lui Andrei. La de-astea ale noastre. La porumb, la... Nu la porumb, lasă la porumb. Pop-up, la plastice, nu. La, dar nici la pâine de pește, nu. Uite, zice George Iorga că ar fi pește aduși de inundații, presupune. Se poate, da. Păi, da, asta spunem și noi, inundațiile care au spart diferite crescătorii sau bazine. Și burtoși, eu cred că au ce să mănânce, cum mănâncă ei
vegetație de asta au ce să mănânci. Au scoică în burtă de... scoică, da. Scoică de aia, colonie de aia mică, e? Mănâncă, se adaptează. Pe data asta nu știu ce au avut în burtă, că l-am eliberat. Da. Eu nu m-am întâlnit cu ăsta. Da. Eu am luat în delta niște... Uite, dacă vrei, mergem pe aici, pe la știu niște locuri pe la Severin, pe aici, nici nu-i departe. Le știu și eu. Eu am fost niște zile. Eu chiar vreau să merg să... Eu vreau să merg să fac chiar o emisiune, da. Dar vreau să fac asta. Dar trebuie să ai, ori să ai noroc, ori să ai răbdare, că mi-e după 72 de ore mi-a tras. Mm-hmm. Dar eram sigur că îi auzeam noaptea cum sare, eram sigur că o să dar nu m-am, tot zicea să plecăm. Eram sigur că sunt pe acolo. Îi auzeam. Uite, facem una. Pentru mine e o provocare asta, mișto, să mergem împreună. Chiar chiar îmi doresc. Am fost într-o zonă după cetate. Dar mai nasol cu curentul, cu trei generatori. După cetate, pardon. Da, da, am. Nu prea ești, știi? Da, am tot ce ne trebuie. Da. Am oprit la un sat, la o cârciumă și am întrebat, bă, cum ajungi ăla dune? Știam că dânăra este în stânga mea, dar nu vedeai. Era un câmp, când am ajuns pe câmpul ăla, îți dau cuvântul meu că am crezut că sunt în savană. Erau niște dune de nisip. Și mă era cu tot bălărie, uite, genul aia de acolo, ieși acolo, zic, bă, unde trebuie cum ajungi? Vasile, grijă că te aud de nevastă, așa e, ești făcut floarea bălărie. Așa e. Leandru. Și într-un final, mă rog, după foarte mulți kilometri am ajuns în marginea Dunării, am văzut eu niște locuri de campare, aproape să însera, știi, bă, și mă împiedic, aproape că mă împiedic, vorba vine, știi, bă, dă niște soluri, uite, cam atâta erau, proaspeți, zic, aoleu, aici e. Vărule, deschide cortul că nu mai plecăm de aici. m-am pus lansete, mă rog. A doua zi dimineață, Dabi se luminează de ziua, mă, când a venit un nene. Bă, ce că-i neamărim, bă, tălâmbilor, sau nu știu cum dragului. Ce cătați, bă, aici, bă, vrățai, dracu. Bă, nu știu cum, ce, negiobilor, sau nu știu, cuvântul ăsta, oltenesc. Păi, da, bă, pe aici și noi. Bă, nătângilor, bă, ăsta-i locul meu, bă. Da, da, păi și noi am găsit pe unul așa, da. Dar era somn ăla de la săracul, na, era de treabă până la urmă, s-a dovedit că ne-am împrietenit cu el, ne-a adus pui de acasă, chiar ne-am împrietenit foarte bine și am ținut. Și nu v-a dat un pont ceva, n-avea nimic moșul pe acolo? Păi da, a zis, dacă avem dulii de alea de bec să ne facem clopoței, ce să... Mamă, dar dădea, dădea cu... Dar fiind unde am stat? Dar vezi că știa moșul, scuze, dădea moșul făcusă... Din sticla de asta de plastic, cupă de înădire și vedeam așa cu porumbul de 5 kg găleata fiartă și înădea, pam, 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 mișto. Foarte bine, ei, sculele da, care le aveai. Dar aici, unde am stat aici cu totul, am stat vreo 4 zile, între România și Bulgaria, era chiar în fața noastră, era, da, era și mișto vizual, era o insulă, o insuliță așa. La Izlaz, acolo unde se varsă Oltul în Dunăre? Nu se varsa nimic. Nu, nu se varsa nimic. Era o insuliță, în sfârșit. Da, mă rog. Dar era așa, la vreo... 300 de metri, mai vreau și bracolier pe acolo, că băgau niște plase pe lângă insulă pe acolo, că e mai auzit noaptea. De toană, dacă curge apa, nu poate să dea, să bage plase, set, ce faci. Știi, nu știu ce faci. Scuze că vă întrerup, dar avem un mesaj foarte mișto din partea lui Pavăloaia Vali. Salutări din Canada. Andrei, hai la un pescuit pe San Lorenz, lasă Delta. Acolo te mușcă crapii de limba Adidasului. Când depun icrele. E, fii aici. Și stăteam noi prima noapte la foc, seara, frumos, foc, pac, auzind gâfâit ca un om care se neacă, fii atent. Aproape pe aici. Mamă. M-am uitat, mai unde ești, mă? Eram eu cu totul și cu mai operator. Aici. Băi, exact ca un om care se neacă, nu mai pot să mă respir greu așa. Flush, 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 flush. Mamă. Și când ne ducem pe antene de cap, era aproape așa aici, mai avea vreo 10 metri, atacă poțâna de mistret. Era de pe insulă. Cred că obosește săracul, nu avea spor cu copitele alea. Nu? Era și pulgăra, că avea capul mare. Omul, cap. Am luat-o la fugă. Deci am luat-o la fugă. Bă, și fiind după aia, a făcut în distracție. A ieșit între... Și acolo avea totul lansetele, pus așa vreo 3 lansete, nu știu. Dar ai văzut? Mai la... Da, distanțe mai mari între ele. Metri, așa, între ele. Bă, ieșea între lansetele 2 și 3. Deci pe acolo. El traseul pe acolo. Ce, bă, seara venea dimineața să cărea înapoi pe insulă. Deci el venea trasee, acolo, da bă, în fiecare. E, după aia nu e interesat. Oricum, dacă stai aici, oricum pe aici o ia. Nu are treabă cu tine, nicio treabă. Dar ne-a speriat rău de tot. Te speri, cum vezi, dai. Salutare, Borcan, salutare, Cătălin Borcan, salutare, Popescu Andrei. Și că dădeau cu curent și nu am scăpat de ei, doar când a pus mai camera pe el. Da, 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 erau cu curent. S-au depuzit ăla. Erau cu curent. Și aveau ceva, o... Ambarcațiunea de aia urâtă, gen domnul Goi, așa, nu știu, de tractor, știi, adică erau rudimentare, cum bulgari erau. Și într-adevăr, bâzeiau ceva pe acolo și mai e camera, pac, pac, au fugit când am văzut cu camera. Miliția. Da, 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 da. Din punctul meu de vedere, uite, asta e rău care se poate întâmpla, că dacă strecă aia pe o zonă pe unde tu pescuiești,
câteva zile, nu știu dacă... Nu, mă, ce să pe era departe, bine, era la, erau la treaba lor. La 500 de metri, la aici, da, avea, da. Pescuiam aici aproape, nu, nu. Mie mi s-a întâmplat pe la Fetești, pe la Burdușan, parcă se numește satul ăla pe acolo, și îmi trăsese și mie vreo 2 ciortani într-o zi, din barcă, și au trecut ea pe lângă mine cu... Și la revedere. Ce, să, nici pe peștișorii mai trăgeau. Mi-a și zis un localnic pe acolo, nu o mai sta, mă, tata, vreo 3 zile până aici, să cauți pe aici, du-te. Bine, bănuiesc că dacă insiști foarte mult, s-ar putea să nu-ți fie nici bine. Că au influență, no, și instant... Nu, no, e bine să te bagi. Da, nu poți să te iei idei să le zici ceva, no, că no. Cine știe ce poți să-ți facă. Bine, nu am avut noroc, ăștia erau bulgari, s-au cărat în bulgari, veneau la noi să ne bagi. Da, veneau, sigur. Da, da, da. Bun, și înainte să intrăm în detaliu campionatului național care se dezbate la noi în România, aș vrea să vă citesc și să nu vă plictisesc în același timp o mică povestioară din partea lui Gabi Tomulescu, Andrei. Te rog. La intrare, având în vedere că Gabi nu a putut să-mi pună vocală această întrebare, este bolnav, da. La intrarea în acest fenomen l-am găsit pe Ave, Andrei Vlădeanu, care era cumva alături de Vlăduț Mateianu și Cornel Roșioru. Organizați cu un, ca un prezidiu, un grup de inițiativă al pescuitului la crap de atunci. Se întâmpla asta prin 2006. Ce mai știu este că în jocul ăsta al pescuitului la crap mai erau alături de Andrei Vlădeanu, Vlăduț și Leve. Leve, Andrei? Leve, Cornel Roșioru. Cornel Roșioru. Roșior. Legenda vie. Da. Și alte 3 categorii de pescari. Prima categorie de pescari, cei apropiați lor. Prieteni mai exact, Cornel Iacob, Cristi Mitrea, Val Pangică, Coco Popescu, Răzvan Negreanu, Mircea Fusu Iepure, Adi Dulău, Bogdan Drăgan. Toți aceștia colegi de echipă și susținători ai lor. A doua linie, colegi pescari, mare parte din ei clienți Senzor și unii din ei poate puțin invidioși pe succesul lui Andrei Vlădeanu și al echipei Senzor, dar care colaborau cu ei și cu echipa APCR pe proiectele de dezvoltare ale pescuitului. Și mai erau și din cea de-a treia categorie, dușmanii, dușmanii declarați ai lui Andrei Vlădeanu și APCR-ului, aceia care contraziceau tot ce spunea el sau făcea el. Foloseau orice mijloace ca să elimine influența pe care o avea în organizarea fenomenului crapist. Eu am fost clasat în cea de-a doua categorie, l-am și invidiat, dar și apreciat, iar la rândul meu m-am bucurat și de susținerea, dar și de rigorile și exigența lui. Acum, privind atât înapoi cât și înainte, mă bucur și sunt onorat să vă spun că Andrei Vlădeanu a fost pentru mine un model și am căutat să iau de la el lucruri pe care le-am considerat bun profesional. Întrebările pentru el sunt următoarele. Andrei, ți-ai fi dorit să conduci și astăzi pescuitul la crap și punctual calificările pentru campionatul mondial în forma în care se găsește pescuitul la crap astăzi? Și asta nu doar că titulatura, ci dacă consideri că ai putea orienta această bază mare de selecție de azi în direcția creșterii și mai mult a valorii echipei reprezentative la campionatul mondial. La întrebarea dacă mi-aș dori, nici nu știu ce să răspund, dar este evident că e loc de mult mai bine și se pot face chestiuni mult mai frumoase și mai vizibile și mai... Și mai totuși... Cred că nu s-a simțit acut nevoia de așa ceva în ultima perioadă de timp și din cauza faptului sau datorită faptului că din multe puncte de vedere lucrurile au mers. Pentru că lucrurile aici, e foarte important de precizat, sunt legate dat. Cel mai important, vânzarea, fenomenul, business-ul, a tot crescut. Magazinele au mers bine. Producția de nadă a mers. Știu că am fost, ca să am urmărit fenomenul, am fost pe un trend ascendent, dacă vreți, de la an la an. Pandemia a influențat, aș putea spune, bine socoteala. Deci, cum să spun, n-au existat sincope de afaceri. Pentru că acolo se cam strică lucrurile, că acolo se stricau și pe vremea mea, că spune el că aveam, de exemplu, dușmani. Băi, vă dau o chestiune ca să înțelegeți cum stăteau lucrurile. E haioasă. Marian Oprea e prietenul meu, dar prietenul meu. Este într-o relație foarte bună, ăsta de la Big Fish, proprietarul. Care și el, pe vremea aia, se făcuse și el cu ăștia, cu rebelii, cu Liga de, cu nu știu cine, cu făcusele, era și el băgat. O clică, da. De tot, ce cauți mă, tu aici? Ăla n-avea nicio treabă cu competiția, n-avea nicio treabă cu nimic. Dar eram noi cu afacerea Senzor și afacerea lui Big Fish la vremea aia, care destul, era mai mică. Ulterior s-a făcut el mare. Și l-a zis, n-am nicio treabă, dar vin și eu aici să dau la geole, că tu ești concurența mea, eu n-am treabă pe afacere.
Dar el era băgat în competiție, adică vreau să simțea vă spun. Simțea că da, 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 era... da, lucrurile era sunt legate, asta vreau să vă spun. E, și cred că dacă în ultimii ani, repet, business-ul a mers, atunci nici nu s-a simțit nevoia de o îndreptare a unor chestiuni care în mod, le văd eu, care nici nu mai sunt, le văd că s-au deteriorat. Deci competiția la nivel național, că sigur că au existat dansurile alea cu AGPS, cu nebunul ăla. Încă există. Bun, ok, dar pe fondul acesta, dar uite că totuși la spinning nu s-au deteriorat. În același context până la urmă, știi? Practic, da. Deci la crap se vede că s-au stricat, practic, dar se pare că că lumea a conchis că lasă lume, merge așa. A mers așa. Eu știu că o să mă merg, nu știu ce să. Încă merge. Da, nu știu. Încă merge. Tu în ultimii ani te-ai dat deoparte, să zic așa, în ceea ce privește nu organizarea neapărat, dar și competiția. Și aici fac referire doar la campionatul național, nu neapărat competiția. Da, când am încheiat cu Diuanu, acum 2 ani, 3 ani, nu știu. Uite, chiar a zis aici în a doua întrebare. Din punctul meu de vedere, lucrurile, strict doar pentru campionatul național, că restul lucrurilor merg foarte bine și de în ce în ce mai bine, adică competiție, business-uri și producție de nadă, apar producători și magazine tot timpul și se vede că e clar, e în urcare. Iartă-mă, nu vorbesc că apar producători și magazine. Eu acum spun de magazinele astea online mari, da, care deja vorbim de milioane de euro, tata, stai puțin. Foarte mulți bani. Cifre de afaceri. David Jubi s-a apucat de pictură. Jubileu, ce băiat. Da, din punctul meu de vedere, eu stând aproape an de an în chestia asta, lucrurile s-au degradat foarte tare. Da. Foarte tare și spun și i-am spus lui Andu și înainte, mie nu-mi e frică să spun că n-are nimeni ce să-mi facă mie, că până la urmă n-am niciun club și nu pot să-mi pune bețe în roate dacă vreau să particip vreodată la vreun campionat național. Dar din punctul meu de vedere, organizarea nu că e proastă, e foarte proastă. Nu există. De unde mergeam la campionatele naționale cu mâinile în buzunar, nu mă interesa ce se întâmplă, cu ce avion merg, cu ce mănânc, cu ce pescuiesc, cine îmi transportă mie ăla, de unde iau mașină, unde am ajuns acum, spuneam și mai devreme, îți bați mâinile, nu-i mai dai de fund la buzunar ca să poți să ajungi pe acolo și cu niște eforturi financiare foarte mari și cu certuri și cu te doare capul. Adică cred că organizarea e din ce în ce mai prost. Și aici nu e o fereală, îți spun că lipsește omul ăla care să facă lucrul ăsta, adică unul care, din punctul meu de vedere, cam asta ar trebui să facă un președinte de orice ar fi. Știu, dar... Să organizeze lucrurile în ceea ce privește atragerea de sponsor. Exact, să vă răspund eu punctual, că m-am întrebat pe Am vrut să spun că aveam eu de spus. Da, tu spune după aia ce vrei tu, dar eu nu vreau să mă bag în ea. Eu vreau să... Te rog. Eu vreau să spun că... În ceea ce mă privește, eu consider că, cum zice el, dacă să mai fac eu sau nu știu, eu consider că... Ce le-i spune tu acum, așa, în cadrul general? Uite, te întrerup, că e o întrebare care... Lasă pe a doua, fii atent aici. Eu, cea mai mare problema mea, adevărată de altfel, eu am fost lipsit de credibilitate și cred că nu o să scap toată viața de... Sau poate o să scap dacă o să supraviețuiesc eu... balenelor astea bătrâne care să uite că ăștia voi, tu de exemplu, nu ai prins astea. Dar aici am spus. Dar le-am simțit acum. Nu, eu am săvârșit o greșeală mare. Aia a fost. Este o greșeală. N-aveam cum să scap de ea. Pentru că nici nu... Adică eu când m-am implicat în organizarea de aceste campionate naționale, am făcut-o evident, deși alții poate să creadă ce vor, că m-am îmbogățit eu de la astea, mă rog. Am făcut-o pentru că nu avea cine. Era clar, adică am văzut că știu să fac, că pot, am avut o viziune, am zis, doamne, lucrurile așa trebuie să meargă, pe cluburi, mă rog, tot ce am făcut. Deci, practic, tu ai fost fondatorul campionatului național în România. Pe principiile astea moderne, dar, am făcut greșeala următoare, că eu trebuia să fiu unul din afară, frate. Eu ce făceam, eu după ce că le organizam, aveam și echipă și băteam. Asta a fost o problemă. Și o recunosc, și o înțeleg. Da, corect. O înțeleg. Dar... Pe mine de asta m-au dat jos, m-au oberit în principal. Dar și aveau dreptate. Dar tu n-ai fost doar, adică tu, nu știu cum să zic, nu veneai cu nimic în plus, adică nu ai făcut vreo fraudă. Dom'le, nu știu dacă am făcut sau n-am făcut, dar nu sună, nu dă bine. Nu e bine. Probabil că n-a dat bine. Sigur că da. Și atunci ca să o iau eu de la capăt să mă ocup de problema asta, discutăm teoretic acum,
Eu cred că nici acum eu n-am scăpat de treaba asta. Dacă vrei ne ducem, uite, că e Gabi Tomulescu, poate să uite întrebarea lui. Păi imaginează-ți că imediat, eu auzi, mâine să spunem așa, face Brădeanu campion național, oh, ce frumos. Ah, păi da, face Brădeanu, e clar, vine Tomulescu iar cu Dioan, gata, ăștia câștigă. Câștigă Dioan, da. Da, bineînțeles, adică da. Eu n-am cum să scap de treaba. Și atunci, dacă tot n-am cum să scap, păi nu mă mai bag, tata, îmi văd de treaba mea. Dar n-ar putea, să, atunci, zic, dar n-ar putea să zică oamenii... Și atunci puteți spune că Olivier Orhei chiar cu toți, așa? Olivier Orhei nu e da. Cu toți, dar Olivier Orhei, de-aia a fost, când a fost revoluția aia atunci și m-am retras eu, că eu am plecat de capul meu de la CFS, votat... de-aia a fost pus Olivier Orhei, ăsta a fost... Adică oricine a venit de nicăieri? Exact, și era, vezi, doamne, unul, adică, bă, decât să fie Vlădeanu oricine, dar să n-aibă legătură cu vreun club. Cu vreun club, cum să spun, teorie susținută și de onor inteligentul de Vărâm. Că ăla a fost primul, era la masă împotriva mea, ăla îl punea pe orice, împotriva mea, Vărâm. Da, de la sensul. Nu, domne, lasă, că așa e, lasă, să fie unul imparțial, uite, uite, ce băiat. Bine, mă, puneți imparțial. Și asta a fost. Deci eu am fost acuzat de parțialitate. Din păcate, chiar. Justificat. Asta este adevărul. Justificat. Aveam, nu, am greșit. Eu nu trebuia. Eu de atunci când am început să fac iarăși APCR-ul, după ce am salvat situația cu Roșiorul, am început, eu trebuia, nu trebuia să fac atunci next genul ăla, nu trebuia să fac. Parte din, nu trebuia să fac. Da, nu trebuia să mai fac. Eu trebuia să next generation, cum ar fi. Da, așa e. Next genul, da. Am terminat, gata, domnule, eu vă organizez. Nu știu, faceți cluburi, faceți ce vreți. Eu m-am făcut în și echipă. Nu e bine. Da. Mulțumim Sport Maraton, Alin Grigore. O donație de 10 lon, de 10 ron. Felicitări pentru emisiune și pentru invitații. Întrebarea 2, Tomulescu, că ne întrebarea 2 a lui Tomulescu este următoarea. Și mai avem chiar și de la Bogdan Drăgan Maimuțoiu și de la Cipică două întrebări, surpriză. Ce le-i spune acum, așa în cadrul general, văzând cum au evoluat lucrurile celor care și-au dorit atât de mult să schimbe sistemul de calificări al APCR? Asta doar ca și criteriu de evaluare orientativ pentru cei care doresc să schimbe o formă de organizare cu alta, măcar să o facă pe criterii de evoluție și nu pentru a înlocui niște nume. Păi nu le-aș spune nimic, le-aș spune să fie sănătos la toți, dar dacă nu aș face niciun reproș, dar așa cum a dat exemplu cu Caron, cu Oprea Marian, toți erau la vremea respectivă schimbătorii ăștia de sisteme, erau mânați, din punctul meu de vedere, de chestiuni, chestiuni care îi dureau, chestiuni dureroase. Poate frustrări mai degrabă. Oana cu balta târvari, că se făcea la Hubaia, nu se mai făcea la târvari, ăla, nu știu, care erau revoluționari, ăla că... nu face la Sărulești el, ăla că nu la face la Tâncăbești el, adică fiecare aveau, fiecare, adică acolo a căzut un sistem, nu știu cum să mai exprim, că, într-adevăr, nu s-a mai putut ține cont de chestiunile bune și de chestiunile funcționale și să continue ceva, s-a ras și s-a plecat de la zero pe motiv că... nu. Că vor să facă ei mai bine. Nu se poate evolua. Nu, mă, nu. Ca n-ai să cu cine să evoluezi. Să nu mai facă Vlădeanu. Deci, nu. Asta da, e. Da. Asta da, e. Da. Și atunci radem tot. Andrei, dar este adevărat că acum în ultima organizare a Ligii Pescarilor, Liga Profesională de Crap, parcă da, ceva aia, de genul ăsta, da, da, acum da, în ultima perioadă, da, că ai fi făcut parte din organizație? Aș fi făcut parte din organizație, cred că fac și acum, cred că nu m-a scos orice nici acum din acte, deoarece acum nu știu câți ani, am și uitat, câțiva, când au făcut ei da, liga asta cu câțiva ani, nu știu. Da, da, da. M-a chemat Orhei, m-am întâlnit cu el, cu Șinca m-a chemat. Că mi se pare că Șinca e vicepreședinte, nu știu ce, și l-am întâlnit la promenada, l-am să zice, vino bă, încoa, vei, că să ne ajungi și tu, că să vă uite, acum gata, e pace, e tovărășie, numai ce a fost, a fost. Adică avea, mm-hmm. Orhei avea mesaj de pacifist, da, hai domne, să facem, să proiecte, să-i dăm, să uite, să meargă și încă, hai să facem actele, facem bine, mă, și m-a pus pe mine, nu știu ce, da, aveam și eu acolo secretar, nu mai știu ce, așa, în sfârșit, uh-huh. Am făcut act. Bine, mă, zic, fac, să nu, adică era, mi s-a părut un ultim moment. Deci, practic, ai fi făcut nu, mă, pasul. Păi aici n-am mai făcut niciun pas, că după aia, gata, m-am răcorit instantaneu, dar vreau să spun că mi s-a părut mie atunci, m-am înșelat. Parcă mi-am adus aminte așa de vremuri alea frumoase, parcă era o poezie a unui nou început, parcă se vroia ceva, nu se mai vorbea de sume, nu se mai vorbea de bani, ăsta nu vorbea de, adică nu știu. Era altceva, era da, ceva parcă, nou. Parcă da, se vorbea, da, te atragea, practic, da, se vorbea iarăși frumos. Da. Bine, domnule, hai să încercăm. Și m-am lămurit rapid că nu se poate, nu se putea face. Da, din păcate. Da. Mulțumim Bogdan Secară, mulțumim Cătălin Borgan.
președinte. 10 ron pentru Cătălin Borcan, președinte. La ce? Bun, la ce? Alex, v-aș ruga și pe voi să vă puneți căștile de această dată. Am o întrebare de la Bogdan Drăgan. Maimuțoiu, după cum îl știe toată lumea. Salut, Andrei. Bogdan Drăgan aici, a.k.a. Maimuțoiu Mic. Îmi pare nespus de rău că nu am putut fi alături de tine în această emisiune și întrebările mele sunt următoarele. Ce crezi că i-a lipsit echipei naționale a României pentru a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial în deplasare? Pun accent pe cuvântul în deplasare pentru că, după cum știm, la noi am reușit să luăm aurul mondial. Iar a doua întrebare, care este cel mai mare regret al tău, legat, bineînțeles, de ce ai fi putut face în carp fishing? Păi cel mai mare regret al meu, cred că l-am zis adineauri, cred că ăsta ar fi totuși regretul meu. Consider că începusem, adică consider că aveam viziune și puteam să duc lucrurile, să le păstrez lucrurile într-o direcție bună și o direcție direcția care trebuia din punctul meu de vedere, organizarea aia pe cluburi, tot ce a fost acela pe cere, nu știți voi, era o chestiune frumoasă, cu oameni mișto în țară, în sfârșit, cluburi, și regretul este că n-am reușit și mi-asum treaba asta, n-am reușit pentru că n-am știut când să pun punct, repet, activității competiționale. Eu nu trebuia să mai fac parte din competiții. Bun, cu echipă. Da. Bun, ăsta este un regret, pentru că e regret, nu e regret că n-am luat eu nu știu ce, că mi-a dat mie roșu la balatul ăla, nu e regret, mă, ce să spun, sau că mi s-a rupt un crab. Nu asta, dar asta mi se pare o chestiune serioasă și... Deci asta este și pe fond sentimental, practic. Nu e sentimental, nu, este pe fond serios și pe fond profund. Eu consider că dacă acum, iată, cel puțin noi trei, dar cred că e mai multă lume care conchidem că nu s-a ajuns unde trebuie. Clar. Păi eu mă consider vinovat. Deci eu nu mă consider, eu nu sunt vreo victimă. Ce ghinion am avut eu că m-au belit ăștia, că ce tare făceam eu, dar nu, eu sunt vinovat. Și eu aș da vina pe tine, sincer, da? Să fiu, sigur, Andrei, că pentru că n-ai insistat mai mult. Sigur, că asta a fost. Deci, da. Nu mai intrăm în amănunte, mă consider, și atunci, repet, miza fiind atât de mare până la urmă, este un regret mare ăsta. Deci că era un plus pentru România. Da, că n-am reușit și nu neapărat sincer. Eu. Bă, nu neapărat eu. Că n-am reușit până, dacă sună haios, până ucenici, dacă vreți, prin corect. Ba, acolo corect. Cred că ai reușit. Că pentru nu, că... nu, să... A, să duci, să vină altcineva din spate. Da, în locul adică tău. Eu nu am reușit să, nu știu, acum să-mi conducă crapul, nu știu, un Bogdan Drăgan, un Alex Matea, un Cipică, nu știu, să-mi conducă pescuitul la crap. Corect. Nu vreau să vorbesc de rău cu Olivier Orhei aici, dar... ca nu, om, da? Doamne ferește, nu e vorba despre asta. E vorba de conducere. Dar el este de... circumstanțial într-o postură, s-a văzut unde a rămas acolo și Dumnezeu cu mila. Și cum să vă spun, voi sunteți, nu știu dacă știți istorie, istoria asta, dacă ați citit-o, era să zic că sunteți mici, dar nici eu nu eram născut. Să știți eu că, sunt. Să știți că Ceaușescu Nicolae a ajuns în 65 la cârma acestei țări, exact la fel mâncava arătat. Da, a murit, Gheorghe Udej. Șacalii a bătrâni, erau apostoli, mai erau mai mulți, erau păgași, păgăși, păcutele, a zis, dați-vă, îl punem pe tembelul ăsta, că-l dirijăm noi și vedem noi cum facem după aia. N-am mai scăpat, i-a venit pe toți, n-am mai scăpat de el, înțelegi? Da. Se întâmplă chestiunile astea în viață. E, deci ăsta este un regret, că uite, un Bogdan Drăgan, de exemplu, am dat nume, etc., puteau să, un Mițanu, puteau să ducă mai departe să preia hrâiele oarecum de la tine și să o ducă într-o direcție mișto. Asta este regret. Iar a doua întrebare era că... Prima campionatul mondial din Portugalia. Da, campionatul mondial, că de ce n-am luat niciodată în deplasare. Da. Și dacă am fi putut să luăm. Apoi cred că am zis, dar... Păi în deplasare am avut niște... N-am avut decât... Din punctul meu de... Eu, cât am mers eu la campionatele mondiale, astea 7 de m-am deplasat, o singură dată am fost... Ăsta, Serbia asta, am fost acolo. Ghinionul nu, am fost, asta, nu, am fost la aur. Da. Păi restul nu. Restul în Portugalia, vicecampion mondial. Păi da, nu știu cine a câștigat, am uitat, cred că tot Croația.
De la început nu aveai cum să-i ajungi. Deci noi, noi am tras tot timpul de locul 2. Să prindem 2, 3. Podium bun. Restul, Belgia, am luat cu un pește, un bronz, la nu se pune. Africa de Sud am îngenunchiat, că am tărat pop, că ne-am surprins de înrocire. Da, acolo era și așa, era prima oară, mă rog, ne-am dus și cu fișmil în sfârșit. Restul, ce unde am mai fost? A fost cu noi atunci în... În Franța. În Franța. N-am avut treabă dacă cu... Dacă punctam pe sectorul B... Dacă punctam, luam o medalie, dar... Da. Luam un podium, cred. Da, nu. Deci la aur nu. La aur am fost o singură dată și nu știu de ce mă întreabă el să intre el să povestească ce a făcut el în sectorul B acolo, că el a comis-o, dar săracul, el cu tata e, dar n-aveau ce să facă, ce vrea. Asta a fost viața. N-au crezut. Cine n-ar vrea să facă? Dar acolo puteam să luăm. Adică acolo am fost la aur. Restul am fost ori turiști, ori... Din câte campionate mondiale? La câte campionate mondiale ați participat? Eu am fost la 7. Tu la 7 și tu, Vasile? Cred că tot ceva de genul. 6. 2009, 2011, 2014, 2015, 2018. Deci vă dați seama câte ați fi putut să faceți voi pentru România. Eu am și făcut ce, că am mai adus niște medalii, ei, cât s-a putut la să facă în alte țări, iar n-am făcut niciodată nimic. Din punct de vedere al conducerii, mă refer la revin aici, la campionatul național. Știu, asta a fost. E un regret pentru noi toți pescarii, Andrei. Îmi pare rău. Pentru mine, eu care am și făcut parte din copiii, să zic așa, Vlădeanu, din tinerii care veneam din spate, mie chiar îmi pare rău, că eu tot timpul, cred că tu știi mai bine poveștile mele despre chestia asta, pentru că tot timpul am susținut. Că el ar fi dintre toți pe care îi cunosc eu, el poate cunoaște și alte persoane capabile. Și mai e o fază, vezi, că așa e paradoxul vieții. Uite, că e Vasilica aici, uite acum mi-a păcălit, ca să nu luăm alții pe Maimuțoiu și pe... Spui și de Maimuțoiu, nu atari, în insan, pe subiectul ăsta. Uite, ăsta a fost cu mine, cel puțin anul ăsta. Am mai fost noi, parcă am mai fost... am fost și în 2009, mă, n-ai fost și tu? Ei, am fost în 2009, am fost în 2011 împreună, uite, două mondiale. Două mondiale împreună, fiind aici. A fost în echipă, calificări în România, concursuri cu mine, cred că am mai fost, deci, la Franța, la Madin, am mai fost, prici, la astea, pe România. Facând echipă împreună, da? Da, împreună, da, aia am mai făcut, bun, am mai mergeam împreună, la Sărulești, parcă am mers, nu mai știu, da, bun. Trecut ani. Paradoxul face că, uite, Vasilica aici, să spună el, sau să spună oricine care a fost în echipele astea, mai ales în loturile mari, bine, urerea mea magistrală diabolic de... cu ce au simțit ei că eu care era organizam la vremea aia, Bacul Stănilă, Bacul Leveu, cu ce s-au simțit ei ajutați, nu știu, știi, ca la fotbal, când că tu simți că trage arbitru cu tine, că iau te bă, normal, arbitru cu noi. Da. Păi, cu ce s-au simțit ei? Nu a existat. Nu mai spun fără de legi sau nenorocii. Din contră, că pe mine mi era mai greu. Erau ăștia cu ochii, era nenorocire. Dar cu toate acestea, deci toate că dovezi n-au rămas niciodată, nu s-a întâmplat nimic concret. Cu toate astea, repet, dă prost, frate. Tu ești în capul mesei. Cine organizează-mă ăsta? Cine a câștigat ăsta? Dă urât. Dă urât. Cum mai nou se organizează acum, organizatorii de concursuri participă la concurs. Da, nu e frumos. Nu e frumos. Eu am zis mereu. Corect. Sigur că da. Corect. Sigur că da. Și uite una nostimă cu Maimuțoiu să confirme. Imediat după ce Maimuțoiu a terminat socoteala cu noi cu senzor, că el a fost și angajat la noi, mă rog, cu el am făcut gama de boilers, asta, senzor în 2007, mă rog, a plecat el până, nu mai știu, în 2008, că el n-a venit în Africa de Sud. A plecat să-și facă afacere singur. Și pe urmă el plecând de la echipă, că el era numai cu mine la toate concursurile, și-a făcut parteneri imediat anul respectiv și de atunci a început o lungă colaborare cu Mițanu, nu știi, pe Mihăiță primul, da? Da. Bun. Și mi-a povestit Maimuțoiu, primul concurs, auzi, la Tâncăvești. Deci Mițanu se rupsese de noi din 2004, gata, nu mai... Fost cenzor la campionatul național, Mițanu. Cum? Fost cenzor. Nu știu la ce GVPS. Nu cunosc. Pe vremea aia, nu contează. Da. Vreau să spun că de vreo 4-5 ani nu mai avusesem cu el, deși fusesem cu el în Portugalia, a fost cu noi în lot rezervă, atunci a intrat, dar după aia ne-am rupt, ne-am separat carierele. Și acum fii atent, la primul concurs mai Maimuțoiu, erau la Tâncăvești amândoi pe ponton, gata, se terminase Maimuțoiu, ba chiar atunci eram certați, că eu am fost dezamăgit, că a plecat, mă rog, aia e. Și ăsta fie ce-i zice, stai, gata, mă, Maimuțoiu, ia zi-mă, cum furam? Și ăsta ce i-a zis? Păi nu fură, du-te, mă. Te-a spălat pe creier și pe tine. Extraordinar. Astea au fost vremurile, înțelegi? Da. Deci ăsta, bă, un băiat tânăr care a fost și ăla cu mine. Da. Că zicea, păi cum câștigă ăștia, mă, 5 ani la rând? Păi cum câștigă? Nu se pot. Pur și simplu era zic. Înțelegi? Bun. Da. Asta ca drept dovadă de... Da. Uite, mai mulți eu poate să confirme. Bun. Mai de funcția asta de lider. Da, domnule, da. Da. În 2011 atunci... Dar nu că vreau să mă scuz, Doamne ferește, nu, Caterinca. În 2011 când a făcut el atunci Next Gen-ul, e și asta o importantă, am și câștigat campionatul național în finală cu detașare
Adică am câștigat 1-1-1 pe fiecare sector. Am făcut fiecare cu un punct. Deci nu ești chiar așa. Foarte greu. Mamă, ce am făcut la Tâncăbești, care zicea pe nimeni. Mișto am încheiat atunci. Unu, da. Bă, n-am avut ce să zic. Dar și cum să spun? Bă, și a fost un concurs acolo în care nu puteai, n-avea cum să zică orice pescar, nepescar. Ăștia au făcut o combinație, că nu ce combinație? Dar cum combinație? Ce combinație? Pe cu toate astea, cantitate destul de mare. Da, tot nu e bine, tot nu e bine. Da, da, ce vrei, asta existau cumva bine, premii pentru lotul care câștiga campionatul național atunci? Nu. Gingia, da? Care mă, pe vremea mea? Da. Nu, pe ce vorbești? Pe cum, nu erau premii, dar după aia ce mai plăteai ceva? Du-te mă că am avut. Noi acum am plătit tot. Nu premii, tactă de participare, drum. Eu ajunsesem cu leveul dumneavoastră să-l ierte, am făcut o dată o deplasare, nu mai știu care, cred că Serbia, uite să zic că Piticu, cu care au fost, nu că deplasare și tot, că fiind Serbia, diurnă bă la fiecare, au avut și diurnă. La fiecare jucător? Da, domne, da. Da mă, ce, când îți deci povesteam totul, eu ție. Absolut totul plătit și nu știu, 200 de euro fiecare. Da, da, bravo Vasile. Hai, mă, bine, mi-ai povestit asta. Mergeam cu mâinile în buzunare și da. Nu, acasă. Atunci, pe vremea ta n-a fost cu diurnă, dar nu cheltuia nimic. Nu, dar nu cheltuiam, nu plecam ca acum, da. Adică nu ne mai interesa. Adică îți luai bani de suveniruri, dacă vrei tu să, exact. Și de băuturi. Da, da, mai să lua și băut, da. Și taxa de participare, de platare. Tot, bă, ce de participare, tot, era sigur. Tot. Păi și de ce am mers din mai bine în mai prost? Nu știu, nu e problema mea. Păi n-ai înțeles de ce, că două ore îți explic. Da, am înțeles, da. Tot da. Îmi vine să pun întrebarea asta. Da. Păi da, până la urmă știi că din frustrarea așa îți vine să întreb tot timpul, păi, de ce. Da, da, de ce am mers din mai prost în, din mai bine în mai prost. Bun, mai am o întrebare surpriză din partea lui Cipică. Cipicao, Cipicao. Gata, Vasile? E gata. Salut, Ave! Ai, noroc! Ești de 20 de ani în car fishing-ul din România și de vreo 18-19 ani, dacă am calculat eu bine, în fenomenul competițional, implicat sub o formă sau alta. Spune-ne, te rog frumos, eu mor de curiozitate, de ce crezi tu că acum, în 2022, competiția la nivelul la care o știm cu toții reprezintă aproape totul în carfishing-ul din România și aș putea spune chiar dă tonul. Ți se pare corect? Și de ce crezi că oamenii au uitat să meargă la pescuit, ei vor doar la concursuri? Mersi. Bună asta, da. Da, are dreptate ce zice, dar să găsesc o explicație, o să mă chinui, dar până una alta... cam greu de, da. Doar nu, mă las pe mine să zic două, trei cuvinte că... Te las, dar nu spun de competiție, vreau să spun de Cipică, că dacă mi-am aminte de el și cum, da. Și cum l-am cunoscut și cum da anii ăștia, 18 ani. Până tot 2000 și un pic, face Răduță, zice, Cupa României la Sărulești. Nu știu cum ar fi acum 1500 de lei, da unde zice, mamă, Sărulești, era încă nu murise răpești, era Sărulești, umăr. Mamă, cât de tare, Cupa României, să ne înscriem. Pancă, ne-am înscris toți, eram vis-a-vis de noi, Mițanu, Bădică, Nițu, Oană, Leve, toți erau. Pădulescu, mă rog. Stil Răduță, cum făcea el pe vremea aia Giumbuș lucruri, anunță cu o zi înainte, nu știu că nu se mai ține pe Sărulești, pe Sândulița. Ma! Stai să vezi. Ma, și ajunge pe Sândulița, frate, și în lung cu fiind o săptămână, dacă, bă, ca să vezi ce înseamnă Damblaua, pasiunea Dambla, de unde am plecat, Tandule. Ajunge, stăm vreo săptămână pe acolo, frățioare, n-am luat niciun pește, zero am terminat. Nu știu dacă știți Sândulița, cârnatul ăla de bază. Știm, da. Cade în aia Bădulescu cu Mati la baraj în capăt, prin vreo 300 de kg de ten câștigă locul întâi și restul toate echipa e cu 0, nu mai prinde un pește și unul, 2, 0. În timpul ăsta, frate, un copil mic așa puș cu ochelari, venea mereu pe la noi. Vlăduța, Andrei, că vei ști de la mea, că mic, bă, era pricăjit așa mic. Ce pic era? Era mic cu scați la... Mamă, ce curios eram cine era. Ce pic eram cu tasul, venit cu tasul. Fii atent aici, noi vagabonți. Eu măcar nu țineam degeaba, că mi-am aminte și acum, tot concursul ăla, cred că am legat vreo mii de forfate, că aveam fir textil de șmecher Criston, aduceam din Serbia și cârlige ca macațu și era lumea, clienții erau praf o vreme și făceam tot felul de forfat. Mai zic, mă duc fără loc, mai puneam câte trei în pliculețe și le vindeam la magazin, să vindeau, nu puteam eu deci să fac... Muncei! Da, nu puteam eu să fac câte aș fi vândut alea. Dar acum, dacă tot stăteam, nu se întâmpla nimic, nu trăgea, nu prindea nimeni nimic, făceam măcar din alea, am făcut o sacoșe, bun. Că știu că și, așa, și venea și pică. Ce faceți, bă, că uite, nu mi-e nu trage nimic, vă, mai tras. Auzi, mă, tu cu cine ești? Cu tata.
Aha. Și te-a dat tactul așa ca în cuia. Cu ce se ocupe în stand acolo? Bă, mă, are o lădă frigorifică așa mare. Are gheață și sticle de vin. Cam câte are așa? Multe, enorme. Cursă, ia-ți acolo și atent. Băi, săracul. Dar trebuie. Băi, zic, băi, dacă mai vin, că el venea mereu, e săracul. Era, băi, era puș de ăsta, dar nu și, avea și niște informații, zice și el două reviste și punea, avea întrebări de pus. Era copil, mă, la 14 ani, avea întrebări de pus. Bă, zic, dacă mai vii cu întrebări aici, nu mai vii cu stacoșa în mână. Să vă arătă. Vii și cu răspunsul. Da, mereu venea. Bă, zic, gheață, sticle, apă, da, da, tot. Pac, venea dimineață, pe la prânz, gata, am venit cu întrebările, bagă, șpriț, așa, așa l-am cunoscut. Și ca să vedeți că încheie acum, știi ce, Vasile, câteodată am blagit, puteam să fim. Bă, și stăm 5-6 zile, dacă a durat concursul acolo. Zero, bă, n-am o trăsătură. Ma. Zero. Era și un cârnat, așa, mă rog, în sfârșit. Bă, și pe urmă, să termine concursul și Răduță, tot pe vremea aia, dar îți dai seama, a văzut că lumea e nemulțumită. Bă, ce că am mutat-o așa cu tare, că știi că nu prinde nimeni nimic, mă rog. Corect. Ce crezi că zice? Cine vrea, gratuit, poate să mai rămână la pește, să mute unde vrea, să mai stea pe baltă. Ulterior, ce nu era și ulterior, ce crezi că a făcut? Cu tot ca să spele rușinea, că a mai fost la cred că așa cu antena cu zero, a mai făcut și o ediție în toamnă, cine n-a prins, că gratis, adică da, bonificații. Mamă, da. Dar balta nu se preta, bun, punct. Bă, și nu zici că eu cu Vlăduț și Cipica l-a lăsat tasul că ne-a cunoscut și l-am glumit acum, adică s-a întâmplat aia, da. Mă rog, domnul Ene, cu tot, bun. Bă, ne-am mai rămas, bă, în Cava și 3 zile. După nenorocire. Ne-am mutat undeva, pe o zonă unde a prins Maier, mai ții minte, bă, Maier de la Ploiești. Mai prinsese un pește sau doi. Și pe aia am dus noi așa o tură, am pus cortul pe mașină, n-am să uitam poze. Mergeam cu cortul pe mașină și am văzut undeva unde sărea bâldâbâc, undeva lângă un mal. Mă rog, ne-am pus acolo și noi trei am mai stat 2 zile și am prins un crab, mă, de 10 kg. Ma. Și l-am prins noi și am plecat acasă. Și ăla a fost... Da, mă, frate, pe ăla nu să... Pe ăla a fost crapul de aur. Asta înseamnă să fii Dan Blagiu, iartă. Deci eram nebuniți. Da. Clar. Poate să confirme, tu, Vasile? Mă, referitor la pescarii de... Nu neapărat, să știi că... Și eu am făcut, sau poate și acum mai fac greșeala să mă raportez doar la pescare de competiție, pentru că acolo e domeniul în care activez, sau unde mă simt eu mai bine, să zicem, mai confortabil. Dar având și magazin de desfacere, să știi că mă întâlnesc din 100 de clienți, dacă e unul care merge la, sau doi care merg la competiție, restul să duc la sacoșe, cum zicem, da, mă rog. Noi. Mă rog, na, nu neapărat sacoșe. Dar salutare, Dan Constantin. La unde poate să prindă pește, să mai ia și acasă, să mai și elibereze, să mai și pe sărbate. Uite, știu foarte mulți care au început de câțiva ani de zile să frecventeze foarte des Neajlov, Argeș, Olt, da. Dunăre și mai departe. Deci, cred, din punctul meu de vedere, cred că sunt destul de mulți și acolo este baza de foarte mult articolelor de pescuit și a momelilor. Da, dar eu nu cred că vorbea de în punctul Eu am observat din grupurile astea care tot apar pe Facebook cu pescuit la Dunăre, la râu, la una, la alta. Se înmulțesc pescarii și acolo, numai că nu există o media. Înmulțesc, dar eu cred că Cibica pune întrebarea din punctul următor de vedere. Pe mine, să mă ierte Dumnezeu și pescarii, mă interesează pe mine de Neașlov și de... Mă interesează, dar eu, uite, dacă vreau să plec de acasă mâine, dacă ar fi soare, să mă duc repede, să dau la pește. Mă duc la Periș, la Johnny, dau un exemplu, da? Sau mă duc, sau nu, fie mă duc la vară, mă duc la Doripescu, la Alexandra. Păi tu știi că n-ai, nu că n-ai o zi, n-ai 2 ore. Da, de plăcere. Păi da, numai concurs, după concurs. Da. Aici zice ce pică, lasă Neajlov. Că vreau să dau și la Periș. Nu se poate. Da, că vreau să prind un pește mare, fac o poză. Că e concurs după concurs și pică întreabă. Așa, acum fiți atenți aici. Păi de ce sunt concursurile astea unul după altul? Păi vă spun de ce, că au participanți, că altfel n-ar fi. Păi normal că sunt. Altfel n-ar fi. Mii de echipe acum. Bun, deci sunt, da? Da. E, asta vrea să întrebe Cipică, că de ce e nebunia asta? Păi cred că bani. Nu cred că premiu, Andrei, cred că... Păi altceva... Nu știu să zic, dar ce pot să zic este că eu de la început am militat, eu mereu am spus, am scris, am filmat, am zis, dom'le, competiția trebuie să existe și ea trebuie să fie locomotiva acestui fenomen. Ea trage fenomenul după ea ca în orice domeniu, frățioare. Dovada e clară că așa s-a întâmplat. Că și băieții tăi, spune că dacă îi caut acum ce diete au ca Ronaldo sau ca Messi. Da. Nu-i normal, deci te uiți acolo. Da. Vrei să ajungi. Da, nu, dar joacă la Bragadinul, nu joacă la Bernabeu, da? Corect. E bun. Deci eu am zis că, eu așa am văzut mereu competiția, ceva care se întâmplă.
la un nivel acolo, cum se întâmplă. Și sigur că, repet, trage fenomenul după, astfel încât să dau acolo trenduri, mode, stiluri, aruncări, că până la urmă, dacă n-ar fi concursul ăsta, nu s-a ajungea să arunce 180 de metri, e trecă, dar bun. E, și lumea vine în spate. Dar da, mai nou, toată lumea face competiții. Toată lumea, adică numai că e un loc, ce locomotivă. E și cu asta și voi încheia. Și organizator și competiții. Și voi încheia o idee că am făcut paralela cu fotbalul, pentru că, din păcate, blestemăția asta de pescuit, de crab de competiție, sportul ăsta, să-l numim sport, îndeletnicirea asta, față de orice altă îndeletnicire sportivă vreți voi, ce vreți voi, alegeți voi, de minte, de forță, șah, rugby, ce vreți voi, pot, ce vreți voi, numai în pescuit se poate întâmpla. Adică, cum să spun, înjurături și hatereală se întâmplă în orice domeniu. Te duci la meci, ăla nu joacă, tu îl înjuri. Bun. Da. Bă, nene, dar la fotbal n-am văzut să zică Moruțane, ieși mă afară că intru eu. Aici la pescuit, păi ăla intră în locul tău. Uite, bă, dar acolo, bă, că intru. N-are vreo jenă că stai, bă, că eu nu fac față. Eu prim mai tare, bă. Corect sau nu? Corect, corect. E, aici e beleaua. Că nu există jena asta. Dom'le, stai puțin, nu mă bag. Stai să stau și eu vreo câțiva ani așa să văd care-i treaba. Nu, e la azi mă fac pescar, mâine sunt de competiție. Ce e ăsta? Păi mine producători. Da, și pe ce e așa de greu? Da, așa e. Așa e, dar sunt mulți. Să arde tapele astea mulți. Pentru că se poate, repet. Ia fă tu la fotbal așa, cum joci tu în locul Moruțan, cam cum faci? Nu mergi. Nu prea mergi. E, pescui mergi. Merge în pescui dacă vrei acum, sigur, în afară. Dacă vrei la Balaton, vrei la oricalt, unde vrei tu dacă ai bani, ajungi, mâine ești acolo, da. Mamă, tare. Și te numești pescar de competiție. Ce pescar de bega cu european, mondial. Unde ai fost, dom'le? La... Mondial, da. Mai puțin la asta, mai puțin cu campionatul, mă, că trebuie să te califici, dar restul... Corect. Păi restul cum, pescuri cum? Aici e belea. Da. Da, că de ce s-a ajuns și dacă e bine sau rău, eu nu mă bag. Asta e, dacă le place să se ducă. Oricum, indiscutabil, vă spun, suntem țara, am studiat. În Europa vorbesc, hai că în lume, nu știu, dar cred că în lume. Dar în Europa suntem țara numărul 1 ca număr de concursuri la crab. Nu există un campion mondial pe departe. Eu n-am studiat asta, dar cred. Du-te, bă, da, adică te cred 100%. Cred că singurii care mai vin după noi cu are și competiție, dar cred că nici la jumătate nu sunt ungurii. Vor fi, dar subțire, bă, du-te. Eram noi acum 10 ani. La Moțon cu 3 concursuri, pare, spui tu mie, păi, dar numai vin cu Perișul în genunchi din Ungaria. Nu vin cu Dorin Pescu. Gândește-te numai câte bălți au. Eu am văzut calendarul la o baltă. Și nu erau decât câteva pauze în decembrie, bă, iunie, bă, pauze de lună, miercuri. Bă, mâncava, tata, am fost astă vară, că s-a întâmplat circumstanțial să fac două filme la Dorin Pescu, la două evenimente. Un film de client pentru Bucovina și unul la Luxandra. Bun, am văzut cu ochii mei. Cum să zic eu, acum bătălia mare a lui băiatul ăla, nu știu cum îl cheamă, e un băiat acolo, am un lapsus să mă ierte dacă s-o uita, care organizează el acolo, ajută pe Ruxandra, mă rog, nu contează. Ciotoi și nu mai știu. Cotoi. Marius. Da. Marius. Bă, mâncavaș, bătălia mare acum este sincronizarea și suprapunerea, pentru că deja tragerea la sorți cu premiera lor alți sunt una peste alta. Se pupă cu celălalt concurs. Nu că se pupă, nici nu mai sunt măcar... Le-a și bine. Da. Nu, bă, sunt suprapuse. Ah, în timp ce dă premiera ei se trage la sorți, trebuie două echipe de... deci ca să nu mai pierdă... Adică nici măcar să zici că... Gata, dumne, mulțumesc pe cancață. Hai dincolo. Pe bandă rulantă. Nici măcar, bandă rulantă suprapusă chiar. Da, singurul lucru. De martie până noiembrie. Tu trebuie de să ai telefonul încărcat, că spui, băi, la ce ai, dar tu n-ai nădiciune. Așa, și am văzut, și totodată am văzut niște elemente masculine, chiar mi se pă... Dar nu dau nume, nu contează. I-am văzut, hai, noroc, am venit la Dorin Pescu. Deci vin la legate, două, trei. Concursurile. Da. Da. Înțelegi? Da. Da, e mult. Ești crezi că... Iar să comentezi eu acum că e bine sau că e rău sau să-i critic sau să-i ce o vrea Cipică, păi dacă așa le place, eu ce să... Auzi, ăia cu balta ce? Ce să nu mai facă? Păi să nu mai facă dacă... Business. Și atunci, Andrei, dacă noi avem 1000 de participanți, 1000 de echipe de participanți la competițiile astea private, ca să zicem, iartă-mă, așa... Iartă-mă, eu cred că e și nebunie, bă, nu? Adică... Sigur, e o nebunie. Sigur, nu. Am văzut cu ochii mei că s-a ajuns mercantil rău, adică e goană după bani destul. Am văzut că sunt mulți care nu mai după bani. Asta vreau să zic. Dar nu toți, bă, frate, dar nu practic... toți. Eu zic că mai sunt și nebuni. No, nu sunt toți după bani, nu cred. Nu, sunt foarte mulți nebuni care pică în panta asta. Păi da, e ca un drog. Cred. Păi și pe aia cum să-i nume ceacea? Donatori? Donatorii, nu știu. Nu știu. Mulți dintre ei se... Eu zic că dacă acum, mâine, apar 20 de noi bălți și se organizează concursuri pe toate 20 odată, sunt full. Da, poate că voi sunteți mai... Tu te-ai retras de ceva timp. M-a retras, dar poate că sunteți mai...
fenomen și poate le studiați mai bine, dar ce văd și eu așa și ce mai îmi spun ăștia și sunt și foarte multe pe care nu le știm. Deci sunt la bărturiață, da, dar tot felul de concursuri. Sunt. În continuu concursuri. Bun, hai să depășim. Da, asta e. Nu, dacă mă întreb pe mine, nu este ceva neapărat rău, este totuși un fel de evoluție. Până la urmă, auzi, cum mine, vrei să crești? Cred că ăsta e un subiect care putem să facem o emisiune întreagă. Putem să facem vorba ta. Nu pot să spun dacă e rău sau e bine, dar este clar că pot să spun că e ciudat. Deci asta e clar, e ceva neîntâlnit. Dacă asta ar duce spre campionatul național din ăștia 1000 de echipe care sunt, că eu văd la campionatul național acum că sunt undeva la 14, 15, păi, 16 echipe. Nu interesează. Nu, păi nu atunci știu, de ce mă, te nu, mai numești pescar știu, competițional? De ce s-ar numi ei pescar competițional? Eu ca să mă numesc pescar competițional, pentru mine înseamnă să fac ceva pentru pescuitul ăsta, să ajung să pot participa inclusiv la un campionat. De ce se numesc așa? Pentru că pot să se numească. Da. După mine nu are logică, în primul rând, ți-am zis, după mine trebuie să fie un echilibru, adică trebuie să fie un om, după părerea mea, un pescar, trebuie să aibă într-un an, într-un sezon, mult mai multe partide de plăcere versus concursuri, asta e părerea mea. Părerea mea, mă luat pescui, mă duc, pescuiesc și unul la un concurs, da. Păi la noi sunt care de când s-au apucat până nu mai la concurs, altceva n-au. Da. Nu mai zic că am mai observat acum unii, să mă ierte Dumnezeu, că m-am... Că dacă, păi dacă, asta-s mai bun ca voi, vă spun eu că mai nou, păi nu că mai nou filmez până standuri, până la evenimente de astea. Și atunci toată ziua ascult nasul pe la ei și văd mulți. E și experiența, îți bate, vezi imediat, îi simți. Voi dacă vă vedeți numai standul vostru, eu văd toată balta, mă duceți, stau la Ianis o săptămână, păi visez ce facă ea pe acolo, bun. Da. Bănele sunt acum și pe specializări ai nebii. Eu cred că numai asta facem, cred că a făcut altceva. Adică, nu știu, unul e la micioc, unul e la cobră, unul e la... Altceva nu face. Am observat tot anul nu face altceva. Da, altceva nu face, tot anul. Apropo, Andrei, am la bulgări. Unul face bulgări o săptămână. Și a plecat de acasă cu bani. El e cel mai bun, da, să facă... Da, e cel mai bun. Apropo, că asta vreau să spun, am văzut pe Facebook-ul tău astăzi un anunț în care la ora 21 astăzi e o lansare a... A fost. Am avut o filmare. Că ai zis de Ianis ceva. Da, un concurs la Ianis unde s-a prins un crab de 30 de kg. Frumos. Da, a fost. Da, bun. Tu ai dovedit? Eu eram filmat, l-a prins, niște sârbi l-au prins. Apropo, care este captura ta? 33 de kg. Record. Ăla, în Croația. 30. În Croația, avem poză, Alex, poți să pui tu, te rog. Am fost cu crab de 33 de kg. Mulțumesc că m-a dus acolo și pe mine. Croația? Da, un lac senzațional, nu mai merg niciodată. Dar era partid de plăcere. Partidă. Uite, chiar aici. Păi numai că de plăcere mai nebunit cu concursurile tale, de plăcere, da. Păi ce lumea îmi spune, de ce s-a retras Andrei Vlădeanu? Lumea, e cumva bun, ce era motivul, motivul e cumva acela de la Balaton? Nu, domne, foarte multe întrebări au fost în seara asta, dacă ăla a fost motivul retragerii tale. Nu, domne, n-are nimic. De ce ați aflat și... M-a retras că asta e ce vrei, dacă nu mai vreau. Adevărul că, acum, uite, nu că iau apărarea sau îi zic ceva, nu știu de bine sau de rău, dar Andrei, în timpul când l-am cunoscut eu, vorbesc de pe 2009, 2010, 2011, atunci încă mai activa pe la multe. Mai bine. Nu știu, dar da, nu foarte des ca acum. Nici nu erau atât de multe competiții. Păi stai mă puțin, mă, că mi-am o să aminte. N-am fost noi amândoi când s-a deschis Balta Măgurea și am luat locul întâi toate premiile și bani mulți. Ba da, așa e și la Măgurea. Bă, tu și cât de tare ne-am umplut de bani, am luat vreo 200-300 de milioane, mai ții minte? Nu mă știu, multe, bă, am luat mulți bani, da, nu mai știu. Și nu v-a înjurat nimeni, nu v-a... Nu, că nu, eram cu Vasilică. Era la începuturi. Frumos. Acum dacă te duci, spun eu, Andrei. Mai jură, popa, mămăligă, frumos. Și era mișto că lansau balta, dar abia se deschidea balta. Și era genul ăla de concurs, cum mai fac unii, mai făceau, nu știu dacă mai fac și acum, că prin primul concurs mai punea de la el. Adică premiile erau mai mari decât astea. Brăil aia. Nu, brăil sau... banii lui, ce brăil? Nu, banii patrunea, la... suplimentat. Ca să fie... Mai... Că se lansează. Da. Deci era, dacă adunai taxele, premiile erau mai mult. Înțelegi ce spun? Și le-am luat noi. Frumos a fost. Andrei nu era neapărat unul dintre pescarii care dorea neapărat sau cu ardoare să vină la pescuit să câștige numai locul întâi pentru bani sau pentru glorie. Pentru el, cumva, nu că trecuseră, mai avea încă ambiția și dorința. Nu scap, clar că nu scap. Că păi acolo e până la urmă. Doar că vedea că vin din spate unii cu viteză sau nu știu cum să spun, altfel, motivat. Uite, cum zice Popescu, cum am avut eu grijă de tine, Andrei Vlădeanu, să te duc să iei un dulap. Păi totul, noi am zis că îi mulțumesc că m-a dus. Da, și ți-a mulțumit mai devreme, da. Și apoi, na, încet. Radu Daniel Pascu, salutări de la Chicago. Depășește... mingea, o lași mai moale, mergi mai mult normal. Și mie mi se întâmplă acum același lucru. Încerc să o las mai moale, că văd că
încet, încet, na, nici nu organismul nu te mai ajută atât de mult. Nu știu cum să zic, nici mai mă atrage atât de mult să mă duc să mă bat cu... Acum să-mi fie cu iertare, cu X și cu Y, doar pe balta cenușară sau pe chița sau nu știu pe unde. Nu știu, da, mai nu mai sunt și pescari. Am niște provocări un pic mai mari, parcă. Da, și, da. Mai nu mai sunt pescari de ăștia care frecventează doar un lac, o baltă. Și de ăștia bate aia pe unde. Nu, să fie sănătoși, dar nu de ăștia vorbesc. Și după sunt pescari de competiție. Și o să observați și voi când o să mai îmbătrâniți mai mult. Da, e firesc în viața oricui om și nu numai în pescuit, în orice domeniu o să vedeți, doar dacă nu te ramurești. Știi, ceva ce faci cu pasiune, ești tentat să te implici cât mai tare, să Corect. Te pregătești cât mai Corect. Mult, să investești cât mai mult, să-ți faci echipament, să cutai. Corect. Ajungi la un vârf pe urmă și începi să tai din ele, frate, să simplifici. Aia, așa, deci cât mai simplificat. Păi, de exemplu, eu acum când se pregătește Tomulescu de balaton, că am fost de la prima ediție, am participat și eu câteva, dar... Să vezi eu o bărcuță și pila mea. Acum nu știu, 2-3 bărci, 80 de baterii. Da. Păi numai când începe la cu lista, păi eu sunt obosit când atâna lista, nu mai merg. Am obosit numai ce să citește lista. Dar adică, cum să spun? Deci am depășit fazele astea să mă duc cu camionul exact. Cu uite, noi ne ducem cu două dube. Nu. Vasile are una mică și una mare. Mă obosesc că păi în ultimii ani eu mă ocup de lucrurile astea. De tot ce înseamnă organizare, bărci, motoare, dragi, da, ladă. Mi-a plăcut și mie, molinete, mi-a plăcut, m-am săturat. Vestă de salvare, da. Fluier, blancură, da. Mamă, deci am și treabă și mă obosesc lucrurile astea enorm. Dacă aș putea să le pasez cuiva, m-am și destergit, aș merge parcă altfel la pește. Da. Cu toate felicitări. Astea, nu mai merg. Felicitări, Buțuioc, Adrian Marian, se pare că tehnicul s-a ocupat și de publicarea câștigurilor giveaway-urilor din această seară. Bravo, felicitări. Nu, uite, ți-amintește Dan Constantin de unde? Factura dublată de LV. A, pe uite, chiar avem Andrei, bravo, avem aici, dacă îmi permiți, te rog frumos, din partea lui Dan Constantin, City, o întrebare pentru tine. Așa, stai că are mai multe, dar să le iau și eu de la început. Bine, ca să mai simplificăm de întrebări, te rog, da. Iartă-mă, ca să mai tăiem din ele, dacă scrie aici. În primul rând, e un om care nu mai e între noi, în fine, să-i fie țărâna ușoară. Doi, s-a întâmplat treaba asta, amintește. Uite, stai. Găsit întrebarea. Imediat, cu această amintire, nu știu ce mai facem și la ce mai folosim, dar dacă o vrea domnul Dan Constantin, o furnizăm. Pentru dar, Dan City. Dar domnule, dacă vrea el amintirea asta... Într-adevăr, a existat o sumă de bani, 3.000 de euro, dacă mi-aduc bine aminte, nu mai știu. Zice el 2.400. 2.400 de euro, pe care roșiorul a modificat numărul de chitanță. N-a mai putut să-i justifice că i-a cheltuit, nu și-a făcut, n-a mai putut. A falsificat o chitanță, nu știu ce a făcut, încercându-o, în loc să recunoască că nu-i mai are. Eu n-am știut de treaba asta, aceasta poate să certifice și Oana și toți, dar ei s-au bucurat că ne curățăm. A falsificat săracul, asta a făcut, l-au prins, a fost prins, demascat. Ulterior și-a dat demisia și a dispărut de la acel moment din viața pescărească într-o huiduială și într-o... Din păcate, pe care poate nu o merita pentru cât făcuse. Sigur, cei apropiați au mai rămas cu el. S-a retras la o perioadă la Hobaia, apoi s-a îmbolnăvit de cancer și a murit. De altfel se spune că și cancerul ăsta, câteodată mai vii și pe supărări și pe... În sfârșit, nu contează. Contează că el a murit foarte supărat. Pe anumite persoane, chiar și pe niște apropiați a murit. În sfârșit, mie și lumea Muțoiu mi s-a confesat la sfârșit. Nu contează asta, contează că da, a făcut o greșeală, a fost prins, a plătit pentru ea. Ce să mai facem acum? Ce? Ne-a trimis și o completare. Cred că aici vrea să ajungă Dan Constantin. Acum cel care era în opoziție pe vremea aceea falsifica câteva contracte de sponsorizare, suma totală de 18.000 de lei. Cine a falsificat? Nu știu, să ne zică Dan Constantin. Păi și ce vrei să fac eu dacă a falsificat? Acum a falsificat? Asta a fost, da. Păi acum e, da. 6 contracte la ultimul CN. A oprit totul numai pentru el personal. Nu cunosc, nu mă bag, nu știu ce. Să ne dea și nume dacă... Da, nu știu. Bun. Andrei, care a fost cea mai memorabilă partidă de pescuit din viața ta și a ta, Vasile? Vasile, zi tu, mă gândesc. O partidă memorabilă, chiar dacă la plăcere sau competiție. Aici nu suntem numai să vorbim despre competiție. Uite, o partidă nu memorabilă, dar care mi-a rămas așa tipărită cumva, pentru că mi-a adus aminte și de copilărie. Am făcut-o acum 2 ani la Old, la mine, în zona pe unde am copilărit, împreună cu unchii meu, ăla care m-a învățat să pescuiesc la crab. Păi și am avut, nu știu, un noroc fantastic.
am avut o parte de o doamnă, serios. Nu, zice Duțu Dorel, pe lac, babi. Da, omule, s-o am avut parte de o partidă de pescuit extraordinar, unde am prins, cred că, undeva pe la vreo 30-40 de crap. Care Alex, trăgeau foarte, ține-l așa. Ține-l așa. Foarte des și... Nu știu cum să spun, am făcut și grătar, am făcut și mâncare, am prins și pește și unchiul meu s-a simțit atât de bine și a prins niște crape care în ziua de azi foarte greu îi prinde sau foarte rar se mai întâlnește cu ei. Bineînțeles că mai avut vreo două, trei partide după, dar n-am mai prins nici picior de pește, dar tot în locul ăla, dar a fost o partidă care într-adevăr, uite, în ultima perioadă mi-a rămas foarte bine tipărită în minte. Deci, practic, într-o viață de pescuit a rămas... Nu, neapărat, că sunt, așa sunt multe, știi, dacă stai fiecare partidă sau concurs unde mai și rezultate are amintirile și plăcerile sau neplăcerile... Uite, mai zice Dorel în continuare, sau când am umplut o barcă de pește. Da, într-adevăr, uite, și aia face parte din amintiri care îți rămân, într-adevăr, în câteva ore am umplut o barcă de pește. Din păcate, nu am putut să-l luăm pe tot acasă, dar... Da, din păcate! Păi da, mă, că ne-am fi dorit ce vrei. Dar, da, într-adevăr, parte din amintiri care îți rămân. Uite, mai am o amintire și să știm, nu neapărat urâtă, la Bolsena în 2011... Nu mai știu exact anul, nu mai știu. Am stat o săptămână și n-am văzut nici țac, nici un fel de trăsătură. Dar am stat parcați așa frumos într-o livadă de măslin. Apa avea undeva pe la 150 de metri, la 100 de metri de mare. Adâncime. Dar ne-am simțit bine, să știi. Chiar ne-am simțit bine. Păi Vasile, uite, și noi ne-am simțit bine chiar acum la IBCC, la Balaton, da? Anul 2021. Unde-am pentru noi a fost un început foarte greu pe porțiunea aia de lac, ca să zic așa, unde am pescuit. Am avut 4 zile? Da, 3 zile, 4 zile în care n-am prins niciun pește. Peștele pe care l-am prins de noi, foarte puțin, ca și număr și ca și dimensiune. Dar... Ai plecat cu o amintire frumoasă acasă, adică ne-am simțit foarte bine, ba chiar ne-am și agățat de ceva. Simo Alexandru, lui Babi îi place cu borcan, se simte la pescuit ca la un individual. Bă, să știi că s-a mai întâmplat de câteva ori să mă simt ca la individual cu borcan, da. Da? E prietenul meu de mult timp și de multe ori, ce vrei, așa e când ești prieten cu cineva, nu poți să fii doar la bine. Ții și în spinare când e nevoie, poate și el m-a susținut în multe rânduri. Bun, Andrei, Vasile a apucat să ne povestească câteva întâmplări dragul memorabile. Cine a pus întrebarea? Dar, eu. Tu ai pus. Nu, că îmi permis să-ți fac atunci o observație la formularea inițială. Mai memorabil nu prea merge, că memorabil nu are termen de comparație. Deci memorabil e suficient, nu e mai ăla din față. Ah, și bun, a fost mulțumesc. Da. Nu am fost. E corect, cred că e defect profesional ăsta. Da, da. Dar de aceea, am glumit, dar de aceea nici nu... Aș putea să scot una din să o aleg pe ea și să o pun, nu o pun, dar zic una dintre ele. Corect. O întâmplare. Așa am făcut ca și să, multe. Și ca să-i fac și pe plac și lui Babi, că a încercat el la început să zică, este povestea cu Zigrigu Italia. Da. Băi, e tare rău poveste. Deci este memorabil. Pentru mine m-a marcat. Uite, chiar s-a curios atunci. Păi stai, fii atent aici. Ne calificăm noi să mergem la un lac adânc din centrul Italiei, mă rog. Fost o mină. Da, ne ducem la... Aveam pe vremea aia posibilități de toate felurile și inclusiv financiare, cu Costeliu Stănilă, cu... Mă rog, mergem la antrenament, frumos. Mi se pare că am fost la antrenament, am dus acasă și ne-am dus în nou. Da, cu două săptămâni. Da, cu două săptămâni înainte, frumos, pac, testăm cu Maimuțoiu, cu băieții, cu Johnny, cu... frumos. Cu Tomulescu, cu toți. Dăm noi pe acolo tot felul de boilesuri, de... Recunosc că și eu am tratat puțin, era mai mult soiu să că am făcuse el un șefuț așa de grup atunci. Da. Am tratat puțin cam superficial problema, crezând că, adică știi cum e când ești relaxat, că lasă mă că uite. Un pic mai cu indiferență, da. Veneam cu 1-1-1, ne credeam, treaba mergea, ne credeam bun, păi mergea treaba, trăgeau pești, adică. Pasără pe padă, n-a de ceva, noi ne mulțumea foarte tare. Recunosc că după aia, unul dintre pescari, dacă nu mă înșel, nu știu, unul care avea un cort aici, cred că Cosmin, nu mai contă sau Soare, nu mai știu, asta trebuia să-mi păcăne mie, dar atunci nu mi-a păcăne, nu m-a interesat, că după aia am legat-o eu, făcea constatațiile la sfârșit, îl înjura pe nu știu care, nu știu dacă mai ții minte, că era un malder de borcane de pop-up acolo aruncat de... Mamă! Nu, de ce?
că se enervase că nu știu ce pop-up-uri avea, nu știu ce nomenul făcea el, soare, că era așa puternic. Era de... Nu, de înfrostie, mă. Da, 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 soare da, făcea. Ceva, da. Nu. A, ridica. Da, bă, era, da, zis, da era, nu știu, erau prea puternice, boile sunt prea, nu știu, cert e că ridica prea mult. Montura de pe montura ce? Eu ridica că... cu tot cu bilă? Cu ridica, nomen. Eu ridica cu tot cu bilă, nu știu dacă ridica tot sau doar plutea așa. Bă, dar cert e că ăla care a întâmpinat problemele astea, dar el înjura că nu zbure pe papule, că nu poate să stea și el cu un snowman ca lumea, bă, ăla a avut cele mai multe trăsături, dar nu ne-a păcănit. Păi dacă l-am întâlnit... Mie, trebuia să-mi păcăne, da. Da, da, da. Deci fiind ăla cât era mai... Mai... Așa. Mai pe sus, mai pe sus... Și adâncim foarte mari, că asta e foarte important. Bine... O lua mai repede. Foarte mari, dar mari, 8 metri, 9 metri, 10 metri. Parcă la antrenament, ce pot să certific e că la antrenament. Unde, la unde am picat eu cu maimuțul era mai adâncă decât a fost la antrenament. Asta-ți garantez. Da, 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 da. La antrenament parcă n-a fost așa, nu știu, erau vreo 4-5 metri. 8-9 metri pe patul de bile. La antrenament? Da, 7-8 metri, dacă nu 9. După aia v-ați picat pe 11. Da, da, în sfârșit, ok, da. Bine. Oricum, erau adâncimi. Așa, ajungem la concurs. Ce făcusem noi la antrenament, eu cu maimuțul, în primele 24 de ore? Nici n-am vrut să pescuiesc, atunci maimuțoiul s-a ținut de capul meu că nu, că eu cu el. Că el nu vrea singur, avea, era încă, nu era, avea încă emoții. În 24 de ore, doar noaptea, luăm un pește. Ce făcuse în antrenament? Bun. Slab, ră, ăștia, ăștia, așa, leșinea, da, câțiva pești, câțiva... Nu era, tot noaptea, tot de, așa, bă, zice, peștele pe așa. Punct, unde... Până în spatele, a doua zi dimineață, până în spatele standului nostru, unde eram pe sectorul A, acolo, au început să treacă pescari, la toaletă se duceau, englezi și sudafricani. Mai ales englezul, mi-l amintesc și acum, cu vesta aia de concurs, de scria A19, nu se mai vedea scrisul pe ea, de zeamă de aia. De picățele de... de deci, așa, că de la... cu vinarom. Lapte de la, dacă, vinarom, pe lapte, față, pe urechi, pe șepci, pe... De la spombola de zigric, știi? Spombola, lichid. Da. Spomb, nu, că nu era voie cu spomba atunci, după anul ăla s-a dat. Păi și cu ce dădeau lichidele alea? Rachete, rachete fără găuri. Dădeau lichidul ăla, trebuia să dea lichidul ăla. Da, avea niște rachete mai... Fără găuri, mă. Sau cu scoși pe el. Cu scoși pe el, da. Că am făcut și... Cu scoși pe el. Bun, fii atent aici. Nu ne zisese Johnny și Stănilă, recunosc, din prima zi. Bă, ăia dau la zigric, dau la zigric. Auzise, să fie sănătoși, adică atunci s-au auzit, până acolo da, nu, nu da. Să fie sănătoși, tata, asta e viața, să dea la zigri, de denumire, da. De habar n-avem ce e asta, să fie sănătoși. Cum să ne apucăm noi în timpul campionatului să exact. Inventezi zigri. Da. Într-adevăr, dau ea la zigri, că dau ea la zigri, dar bine, prima... Doamne, Cosmin, ce scuze, el a constatat cu pop-up-ul. Că... El, ți-a înțeles cu Cosmin, da, da, Cosmin. Să treci Maradona. Fii atent aici. Prima zi a fost noroasă, contează la zigri. Prima zi a fost noroasă și cu niște vânticel. A doua zi, însă era soare, stătea apă. E important, fie atent. Ăia, informațiile că ăia dau la zigri, nu prea m-au tulburat cel puțin pe mine prea tare, că nici n-au prins, dar au spart. Aveau și ea, dar aveau câțiva pești, adică... Te gândeai că dacă tu faci treaba, da? Da, lasă-o, bă, adică... Ăia rămân în urmă, da. Mamă, dar a început masacrul a doua zi. Că ți-a zis să tea apa, era soare, că așa și că-s condițiile. Mamă, și a început masacru. Și au venit, gata, a venit Johnny. Bă, e nenorocire, bă, zice, prinde aia de spart. Ce chestie. Ce zic, mă, cum, cât, păi unde ridică ăla? La 6 metri. La cât, bă? Noi am avut de 5. Da, bă, că spun eu mai departe. Bă, eu vă povestesc că mai mult eu, dacă se uită să... Ma! La cât, bă? 6 metri. 6 metri. Zic, bine, mă. Ce și acum vine Johnny, cum e dement, dar a avut dreptate săracul, dar cum e dement, acum în secunda asta facem și noi, faceți, dați-i drumul, băgați și că am văzut eu, vă spun eu cum fac e. Pleacă, bă, de aici, mă, la până. Pleacă, bă, cu nenorocirile tale. Eu am fost primul care am folosit, mă, eu am tăiat fiind pe molină. Mie mi-a tras primul, trebuie să vezi. Ție ți-a tras primul. Ascultă ca să te păiați zici tu. Mamă. Pleacă, mă, de aici, mă, lasă-mă dreacu. De ce? Că eu totdeauna am avut și, într-adevăr, de asta m-am ținut și consider că chestiunea asta mai mult m-am împiedicat în activitatea asta decât m-a ajutat, pentru că nu am considerat și nu consider că o cârpeală de asta, cum bine da, spui tu, o cârpeală făcută de mers după unul care habar n-ai ce e, da, aia știi ce e bună,
Să nu te faci de căcat, să nu termin cu zero undeva. Să zici că... Să ești tu un pește. Că faci ceva. Dar nu spui tu mie că... Nu spui tu mie că prins tu dând, mergi zigrigul și ești pe podium. Și te apuci și să-l pescuiești. Da, și ești pe podium. Nu, nu se poate așa ceva. Ăla acum din informație e un pescuit la punct fix. Exact. Și pentru ce să faci pe aia? Ca să nu ies pe locul 17, să ies pe 11 sau ce să spun? Mai bine pierd pe arma mea exact. Decât să pierd pe mâna ta. Ceva, ceva, să știi că ne-a rămas în cap. Ne-a rămas, da. Stai să termin, fie aici. Zic, pleacă mă de aici. Giori supărat, înjura pe acolo, putogânea cu el, că ăștia nu vor să fac. Pleacă mă de aici. Du-te la aia și îmbărnică-i pe aia să dea cu toată că nu da. În stânga mea, portughez, n-am să vin niciodată și-al mai mulțumesc. Între, nu, între timp mi se pare că am mai luat și noi încă un pește, hai de mă, lasă că vine pe fund. Și era că avea 11 metri apa, zic, mă rog, hai că, da. Păi că da, mai până noaptea să ducea. Până ne intrase, dar un pic mai târziu. Mai târziu, bun, da. Când intrase, intrase bine și da. Noi am avut încredere că se întâmplă. Dar ziua oricum nu trece. Fii atent aici. Portughezii mâncați în stânga, îi văd. Măsurau pe acolo, aveau forfățul, era unul pe acolo. Și erau cascadori râsul, îți dai seama, unul într-un corp. Au văzut și aia. Păi aveau și aia banii managerilor de... Da. Pac, întindeau de ăsta, am făcut față, chinuiau să-l arunce, vedeam pe noi, făcea porfatul ăsta, cu păcelul de 6 metri până aia. Mamă, zic, au început ăștia și circarești. Adică, bun, zic, uite-te, mă, mâncați, vezi, bă, mai mulțuiți, am văzut ce înseamnă să te faci de căcat, uite ce fac ăștia în timpul unui campionat mondial. Mă, stau puțin, piu, piu, pam, 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 drile. Ma! Cum fac eu să fac? Stai puțin, stai puțin. Fac ei proștii drilul. Le ajunge plumbul la inelul de sus. Nu, și nu, să trage în spate, nu știu ce face, firea îl rupe, îl pierd. Mamă. Păi dacă e nasol, stai că ajungem și acolo, la drill. Mamă. Ăștia ce crezi că păceau? Că după aia am studiat, i-am trimis pe ăștia să uite. Profesioniștii Anglia și Africa de Sud. Nu, nu, aveau așa o șmecherie acolo de prins plumbul. Probabil era o dată era așa de mică, încât scotea plumbul și continua drillul și venea pe mulinetă. Agrafa aia care ține plumbul, înțelegi ce zic? Mă gândeam la poartă de plumb, nu, da. Era foarte mică și scotea plumbul de acolo, știi? Se pare că dădeau cu... Că eu și noi am încercat să-l scoat. Un fel de clips de la de plumb pierdut? Da, mă, dar foarte mic, care intră în primul inel. Mamă. Că și noi am încercat să-l scoatem plumbul, dar nu intră. Nu intră aia de plumb pierdut în primul inel. Da, și erau niște sistemele... Mici, mici. Da, foarte mici, bun. Da, fii atent aici. Zic, dă-i bă, dracu, de circar, că cine știe, le-a tras în prostie, uite, un pește l-au și scăpat. Dă-i dracu. Mai trec 10 minute iar în drill, îl scot. Tot cu panarama. Mai mulți îi scoate pop-up-urile. Fii atent aici. Pierdă 0,20. Începe circul. Noi doi. Păi da, mâncă, l-am făcut. Câți metri băgăm? 6 metri băgăm și noi. Stai puțin. Acum fii atent în circotecă. Păi la mal. Noroc că era apa adâncă la mal și la mal. Păi la mal. Am constatat că unele pop-up-uri dintr-o să nu mă întreba care, cu mai noroc, de funcție de notabilitate, bă, unele reușeau să ridice cârligul și tot firul ăla lung de 6 metri. Altele nu. Deci găsește-l pe ăla, care e așa. Am găsit. Am pus fir, un fir de ăsta de 0,20. Chiar, da, ceva... Nu, după o rolă, dar aveam de mulinete. Nu special. Am pus, acum cum facem? Am găsit soluția, aruncam mai mulțoi, eu iar așezam așa colac pe saltea de recepție, făceam un colac așa forfatul și plumbul stăia acolo lângă el. Ca da. Cum îi zice? La cârlig puneam un carton ceva, nu mai știu ce, ca nu cumva să ia cârligul, să ia ceva, să nu ia. Da. Nu, un capac, nu știu, puneam ceva, aveam un castronel. Era făcută schema. Mamă, când îi pleznea una, mă, că ți-a ieșit și cum făcea ăla. Da. Pe asta zic, la tou era. Așa. Da. Bă, ne zic, facem una, două în gura, mă, și o băgăm una. Hai să nu, uite, bă, Johnny, că nu zic că nici ăsta. Încerc. Hai, mă, încercăm și. Corect, da. După aia stăteam așa, pe scap. Bă, mai mulți vorbeam. Bă, ne, dacă trage la așa ceva. Dar eu mă gândeam, pe cum mă mâncați în marea asta, dar milioanele astea de metri cub de apă? De ce nu la 6, de ce nu la 7, de ce nu la 5, de ce nu la 8? E, vine un pește să vină, ne ia nouă pe papă ăsta. N-am dat nimic, n-adă nimic. De ce să vină peștele ăla? Zic, bă, dacă trage la asta, nu se poate. Nu, n-are cum. Păi de la portughez cum l-a tras. Nu știu, bă, nu așa. Uite, mă, că nu înțelegi nimic, adică... Și, bă, și n-am să, pe cuvântul meu, stăteam, ne uitam așa pe scaun. Și a început aia. Primul lucru, lasă-mi jos, nu știu, mi-a fi. A început aia. Pip, 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 pip. Da, pip, pip, pip. Băi, am avut câteva secunde de blocare, nu ne-am dus să înțepă. Ne uitam așa, zicea. Ce te trage la ea? Băi, incredibil. Bă, zic, dă-o în gura măsii, bă. Nu se poate așa ceva. Ne uitam amândoi. Ne-am dus. M-am dus eu parc. A început circul. A venit plumb acolo. Ce facem, mă? Du-te în spate. Da, mă duce. Păi, dar nu mai vedea. Era nasol, știi ce era nasol? Era ceva ca un gard de sârmă, de bețe, nu știu, mai ții minte.
de erau... casetele de piatră. De... Păi nu știu, erau ceva, da. Adică era maruș, după aia la un metru doar așa aici, mai era un gărduleț, ceva, nu știu. A, casete de da, bă, da, și da, când da, da. În spate să freca firul pe aia. Ma. Dar tu nu aveai contra că astea de spate, mă dădeam, vedeai pe unghie. Așa de lung era la că mă dădeam în spate, nu mai vedeam nimic. Și spunea ăla de la mincior. Mai muțorul, mai așa, mai așa. L-am scos. L-am scos, fiind. Am făcut, am poză cu el, îmi pare rău că eu cu mai muțoiul frumos, o salontă frumoasă de 5-6 kg așa. Deci, uitați, am făcut poză și în secunda aia, în stănirea, schimbare, Johnny intră aici, eu. Johnny intră aici, eu am terminat, îmi pare rău. Ești în domeniu. Nu, nu, că pare. Și după aia au continuat ei ca să, au mai dres busuiocul așa, în sensul că nu ne-am făcut de la Hatanei și pe la jumătate, nu știu pe unde. Pe 10, pe 11. Pe 10, pe 11, cum? Ziua făceau panorama asta. Da, și noaptea. Bineînțeles, toate echipele românești au început și noaptea pe fund. Mai ai ciugurile, 2, 3, chiar vreau să văd, noaptea nu prindeau. Ei nu prindeau, mai ziua. Deci nu mai păzi. Noi cu englezii la un moment dat chiar am reușit să întrecem cu un kill două noaptea la cantitate, dar cum a venit de nea ziua, ne dea în cap, bă, cu ce. Noi ne bucurăm, dacă bătea vântul nu mergea. Dacă ar fi bătut vântul 72 de ore, la revedere. Trebuia să fie soare și să stea apa. Noi când vedeam că... Era și acolo, clima, era o regiune mai muntoasă, ca în Crado Ripescu. Ba, bătea vântul, ba stea, ba soare, ba loc. Mă, bă, că vedeam că stă apa, începe soarele, punea mâna. Ca, oh, acalmie totală, prinde ăștia pești, gata. Începe norocină. Că așa am făcut și eu cu Tomulescu, am luat firul pe mulietă, tot 6 metri, ce ținea Tomulescu, ținea... Scărligul? Ăsta era mai mic și doar, dă-i mă tu cu ea, dă-mă dracu, nici n-aveam credință, dă-mă dracu, ce vrei să pierd, n-avem nimic de pierdut, dă-mă morții, mă, simul ăla. Și ne-a tras și nouă până la urmă, dar a făcut pip. Și te bă, ți-am zis, mă, că ne trage, că mai dura vreo 2-3 minute până a pleca cu ea. Eu știu că s-o fi plimbat ăla cu firul, 6 metri de fir. Uite, eu am văzut la portughezi acum în Serbia, când am partit, în 2018, Andrei, aveau cumva un capichetul mai în spate pus și cârligul cu un magnet cumva. Da, ca să fie sigur că nu-l că nu, nu s-a agață, nu nimic. Da. Punea cârligul pe ăla ca o pescuită, dai seama, dacă nu prindi nicio pește, te ia capul. Și am încercat-o și pe asta. Da. Puneau cărligul acolo, se duceau, i-am văzut, așa ne-am dat seama că pescuiești la zinghi. Consider asta, cel puțin pentru mine și pentru maimuțoiul, a fost memorabil. Deci așa ceva. Da, clar e memorabil. Dar eu nu cred, nu are cum să treacă, domnule pește, nu se poate. Am plecat cu experiență totuși de acolo, că uite, eu cel puțin, sau eu cu Tomulescu, având vecinii englezi care știu, sunt experți la pescuit. Eu măcar am nu-i vedeam, profesionist nu-i vedeam. Eu tot pantofarea aveam pe rând. Că după aia toată lumea făcea, stai seama. Da, că a plecat informația imediat pe bă, dar îi vedeam pe aia cu niște chestii care noi ne uitam. Bă, consideram că știm și noi câte ceva despre pescuit, aș vorbim de acolo. Bă, când îi vedeam pe aia ce fac, deci ne uităm ca proștii, mă, ca maimuțele. Da. Aici au fost scoteam lansetele, deci schimbau direcțiile, lungimile de pescuit. Și măsurătorile și cred și distanța la forfac, 20 de ori pe zi și ne dea un continuu. Pentru mine asta a fost, am învățat, am plecat cu atât, am plecat de acolo cu informația asta despre pescuitul zirii, cu toate că știam că în România e cam greu, l-am încercat, dar nu funcționa. Cu măsurarea firilor, mă, pe picheți. Corect. Dar cel puțin pentru acolo l-am luat și l-am 2011, și în România. Da. Că nu știam. A fost pentru mine. Uite, ne mai întreabă lumea pe ce lac ați fost. Cred că se referă Doru cu Ciuruc. Pietrafita în Italia. În 2011 și 2014. Da, astea au fost pentru mine două campionate mondiale care am fost degeaba. Sigur, experiență ce zice Babi, dar în prima secundă stai seama că n-ai nicio șansă, că ești degeaba. Africa de Sud 2008, când am văzut ce e acolo, gata, am venit degeaba și aici. Restul, am fost acolo cu ei. Chiar și în Franțele astea. Da, zice Babi, nu am avut un sector, mi se pare că și tu ai fost acolo. Păi eu am fost, am intrat și eu. Un sector unde nu s-a putut puncta mâncația. Restul am fost bine, mi se pare că un sector pe locul 2 și un sector pe locul 2 și unul a luat ăla frumos. Frate, un pește, un ciortan de 2 kg, a zis că îl prinde, putea să fie prins și ne ducea pe podium. Adică noi eram... ce să mă degeaba, mai steam două... Deci asta a fost ceva de genul cum am prins noi, în Serbia, dacă prindeam un pește, eram în podium. Aici la așa ceva, simți că te-ai dus degeaba. Nu aveai nicio șansă. Nicio șansă. Adică nu ai cum să te bați cu aia, tu în picioarele goale și aia cu crampoane. Este pescuitul pentru voi o pasiune care implică multe sacrificii de care nu vă pare rău și ați lua-o de la început în orice moment al vieții? Eu indiscutabil da. Eu zic ce Tomică, pe 5 am terminat atunci și am fost la un moment dat și pe 3 la general în Italia atunci. Gabi Tomulescu, te salutăm Gabi. Pe 5? Nu mai țin minte. Pe 5 am terminat în Italia și am fost la un moment dat chiar și pe 3 la general.
Tu mă bați, da, uite, da, ai fost pe 3, dar nu puteam să rămânem pe 3, da, mă rog, da. Da, probabil, cu un FIFA, da. S-a plimbat. Da, cine știe. A, țin minte că a fost odată, la un moment dat, a fost ăsta pe 1, pe sector, Ciumulanu și cu soare. Da, mă, că erau nu știu pe unde, pentru un curs de baltă, da, pe undeva, da, da, mă, da, da, au prins aia bine. Au prins aia bine și probabil... Da, 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 cine știe. Uite, da, mai zice Patrick PTX, hai că în 2012, când au venit la noi străinii, au fost circar cu Zigrigu pe Corbu. Păi, au fost, asta e, ce vrei. Merge, nu merge. Da. Am înțeles că atunci la noi la Corbu s-a organizat unul dintre cele mai memorabile campionate mondiale. S-a organizat, normal că da. A fost frumos. Da. Bun, înainte de ultima întrebare pentru voi în această seară, aș ruga pe toți urmăritorii noștri să ne dea în continuare câte un like la acest video și de ce nu chiar și o distribuire, să ajungă la cât mai multă lume informația dată de Andrei Vlădeanu și Vasile Baboieru. Informații de altfel nu neapărat istorice, cât foarte importante pentru fiecare dintre noi pescari. Uite, mai, hai să mai citim de la Gabi Cormulescu că noi am prins 4 pești la Zigrig pentru că vântul bătea dinspre englezi și aduceau nada lor spre noi. Da, corect. Spre noi, spre noi, da. Corect. Când s-au prins și s-au oprit, ne-am stins și cu Zigu. Păi ne-a făcut cheie că schimbau, ce mamă, spuneam de mai devreme, distanțele. Dar cum au putut ei să-și dea seama? Deci, nada seama. Cu tot, adică, o dată aici, o dată la 80 de metri, o dată la 40, o dată la 120, dar nu mai înțelegei nimic. Ce să ne ținem noi? Vă dați seama că totuși asta înseamnă câtă implicare înseamnă să poată să-și dea seama că nada lor, deci practic aia... Ei așa concurează în Anglia, deci au concursuri întregi așa. Da, e așa. Dar uite, în Africa, lângă noi, portughezii, dacă n-au pescuit cu lichid din ăla, era apa verde toată. Băi, dar iartă-mă, dacă ți-aduce aminte, noi, cel puțin noi doi, sigur, și mai mulți băieți, am venit direct în Franța de la Orcar Classic în Italia. Da, da, da. Erai și tu cu mine. Da, da, da. Mai ții minte că l-am adus pe Frank Warwick la noi în cabană și mi-a desenat cu pixul. Cum se face? Teorii, da, de, bravo, da, da, teorii, da, de pescuit la Zigrig și de nătic. Da, bine, da. Bine, stai mă că am făcut și noi niște ciorbă de aia. Stai că am uitat să zic, am dizolvat solubile. Deci am mai făcut și zănătii. Mă, ce să spun. Românul nostru e numărul 1. Spun că, mamă, ce teorie ne-a făcut să asta. Da, mă. Da. Am încercat, da, omul să ne explice, da, că, da, noi eram ca maimuțe, că nu, da, să copiem ceva ce te învață unul, facem niște desene cu pixul pe hârtie, da. Bun, și o ultimă întrebare pentru voi în această seară. Recomandați părinților să-și ducă copiii către acest sport și anume pescuitul? Ce, în ziua de azi? Da. Eu i-aș lega pe baltă decât să-mi care fața care pune cu lanț. Da? Ce, astea sunt vremurile, e greu să... Mă uit la copiii mei în primul rând și apoi la alții după stradă, nu știu cum naiba ai mai prins pe ăștia să prindă pasiunile astea, că ei știu de ce se gode, de știu ce naiba jocuri de calculator. Aici vreau, trebuie să punctez momentul cu mare mândrie, trebuie să vă spun că, nu știu, mai mulți ani la rând, am organizat campionatul național de tineret, care pentru mine n-aveam echipe prea multe așa, am avut... Da, vezi că s-au născut câțiva pescari, da, acolo care... Te-a pus cineva întrebarea asta și uite, am omis. Da. Și sunt foarte, adică sunt mai, poate chiar mai mândru decât ce am făcut cu seniorii, cu faptul că puteam să și mă dedicam și mă implicam în fazele astea pentru puștani, până la urmă, că erau de ăștia, adolescenți. Da, da, da. Nu știu ce limite puse în și eu, 20 de ani, nu mai am barna, da? Și acolo am avut, adică e satisfacție mare. Dar mă, să vezi pe cineva, da, cum crește și, da, vezi, da, că, da, rămâne, da, e, e, clar, și are rezultate. După mine nu trebuie să o oprească. Mă rog, ce vezi, asta e. Bun, vă mulțumesc pe această cale. Noi îți mulțumim. Că m-ați onorat chiar cu prezența voastră. Adică, uite, a durat ceva, 10 jumate. 10 jumate s-a făcut, dar nici nu ne-am dat seama, da, a trecut timpul. 3 ore. Se pare că o emisiune de genul ăsta cred că poate să ducă clar și la 6 ore, 5 ore, 6 ore. Vorbit așa, dai seama că dacă... Da, povești sunt multe, istoria e mare și aia... Iată încă n-am ajuns la alea în care... De vorbit e simplu, de prins pești mai greu. N-am ajuns la alea care mai făcea și șpriț. Și încă mai aveam întrebări, dar am sărit peste ele. Da, mai făcut. Probabil cu altă ocazie, Andrei, o să vă mai invit în emisiune. Să fim sănătoși. O să facem cu totul și cu totul pe placul tuturor. Am avut ceva reclamații că nu am răspuns la multe întrebări din chat, da, dar a fost foarte greu să vă întrerup, mai ales că am avut subiecte bune. Am avut. Da. Bun, vă mulțumim frumos în continuare și cu mare drag vă respect pentru ceea ce faceți pentru emisiunea mea, Cârligul lui Gagiu, și asta înseamnă că
îmi răspundeți în fiecare zi la postările de pe pagina de Facebook Ligului Gagiu și de ce nu chiar și cu reacții pe pagina noastră de canalul nostru de YouTube. Vă mulțumesc frumos și vă urăm o seară minunată. Credem că e singura emisiune în care Alex Alexandrescu zice decât felicitări, nu cere nimic. A cerut mai sus. A cerut, da, l-am citit eu. Salutare, da, Alex. Da.